Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea Megre și școala crimei din seria noastră Megre de George Simenon. Doar foarte repede vreau să vă mulțumesc pentru prietenia și sprijinul pe care mi-l arătați în fiecare zi. Vreau să vă mulțumesc pentru foarte frumoasele mesaje pe care mi le lăsați mereu. Să vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o. Este gratis, doar aveți de dat un click, iar pe mine acest click mă ajută foarte mult. La fel să vă invit să lăsați un like sau un share la această audiție. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc tare mult și să începem! Capitolul 1 învățătorul în purgatoriu. Există imagini pe care le înregistrezi inconștient, cu precizia unui aparat de fotografiat, iar mai târziu, când ți se întâmplă să-ți revină în memorie, îți frămânți creierii ca să-ți amintești unde le-ai văzut. Megre nu și mai dădea seama, după atâția ani, că atunci când ajungea, întotdeauna cu respirația tăiată, la capătul scării greoaie și prăfuite a poliției judiciare, se oprea nițel, aruncându-și automat privirea către cușca de sticlă, ce servea drept sală de așteptare, numită de unii către, de, către unii acvariu, iar de alții purgatoriu. Oare toți făceau la fel, iar acest lucru devenise un soi de tic profesional? Chiar și atunci când, precum în dimineața aceea, razele de soare, luminoase și blânde, vesele ca firul de mărgăriterel, străluceau deasupra Parisului, învăpăind coșurile roze de pe acoperișuri, în purgatoriu ardea o lampă toată ziua, căci aceasta nu avea ferestre și lumina răzbătea înăuntru doar printr-un imens coridor. Câteodată, pe fotolii sau pe scaunele îmbrăcate în catifea verde, zăceau personaje mai mult sau mai puțin suspecte, vechi clienți strânși peste noapte de vreun inspector și așteptând să fie luați la întrebări, ripitori sau martori convocați în ajun, care ridicau capul cu un aer moroconos, de fiecare dată când trecea cineva. Nu se știe din ce motive misterioase, aici târnau și două panouri negre cu fotografiile polițiștilor căzuți la datorie, tivite cu fir aurit. Se mai perindeau prin purgatoriu și alte persoane, bărbați și femei deopotrivă, aparținând așa numitei lumii bune. Acestea stăteau în picioare ca și cum ar fi urmat să fie chemate dintr-o clipă într-alta, iar ele s-ar fi aflat într-o vizită lipsită de importanță. După câteva vreme, le vedea apropiindu-se de un scaun pe care se așezau în sfârșit și nu de puține ori le regăsea în același loc, chircite, cu privirea stinsă, fără urmă din țâfna ascendenței lor sociale, trei ore mai târziu. În acea dimineață nu se afla în purgatoriu decât un singur om, iar Megre observă că el aparținea tipului căruia în mod obișnuit îi se spune mutră de șobolan era mai degrabă slab. Fruntea teșită, chelboasă, îi era încoronată cu un ciuf de păr roșiatic. Avea probabil ochii albaștri sau viori, iar nasul, pentru că bărbia era piezișă și trasă în dărăt, părea să iasă cu atât mai mult în relief. Peste tot, încă din școală, întâlnești indivizi din această categorie și Dumnezeu știe de ce ai tendința să nu îi iei în serios. Megrei dădu atât de puțin atenție încât dacă l-ar fi întrebat cineva, în clipa în care deschidea ușa biroului, cine se află în sala de așteptare, probabil că n-ar fi știut ce să răspundă. Era nou, fără cinci. Pe fereastra larg deschisă se vedea aburul albăstrui, spuzit cu raze care se ridica din sena. Pentru întâia oară în acel an, megreș pusese pardesiul subțire, dar aerul încă era tare, ca un vinal pe care îl bei și ți îmbujorează obrajii. Pe când își scotea pălăria, aruncă o privire pe cartea de vizită pusă la vedere pe mapa de pe biroul său. Cerneala de-abia se deslușa. Joseph Gastin, învățător. Apoi, mai jos, în colțul drept, cu litere mai mici care îl obligară să se aplece, Sen Andre Surmer. Nu făcu nicio legătură între cartea de vizită și omul cu mutră de șobolan, întrebându-se doar unde anume auzise vorbindu-se de Sen Andre Surmer. Soneria de pe culoar, anunța momentul raportului. Se descotorosi de par de siul dosarul pe care îl pregătise din ajun și, așa cum făcea de atâția ani, se îndreptă către biroul șefului. În drum se întâlni cu alți comisari și toți aveau un ochi aceeași lumină pe care o văzuse la trecătorii de pe stradă. De data asta a sosit primăvara, așa s-ar spune. O să avem o zi magnifică! Pe ferestrele mari din biroul directorului, soarele se revărsa ca prin cele ale unei biserici de țară, iar porumbeii gângurau pe pervazul de piatră, care, cum intra, repeta, frecându-și mâinile. A sosit primăvara. Erau cu toții trecuți de 45 de ani. Treburile despre care urmau să discute erau destul de dure, unele chiar macabre, dar asta nu îi împiedica să se bucure ca niște copii de neașteptată încălzirea vremii și mai cu seamă de acea lumină ce scălda orașul, și preschimba fiecare colț de stradă, fațadele, acoperișurile, automobilele ce treceau pe podul Saint-Michel, în tot atâtea tablouri pe care ai fi vrut să le atârni pe pereți. L-ai văzut pe subdirectorul agenției din Strada Rivoli-Megre? Am întâlnire cu el peste o jumătate de oră. În caz lipsit de importanță, o săptămână aproape fără activitate. Subdirectorul unei agenții bancare din Strada Rivoli, la doi pași de hale, își bănuia unul dintre salariați de anumite nereguli. Își îndesă unul în pipă cu fața la fereastră, în timp ce colegul său de la informații generale discuta despre alt caz, în care era vorba de fica unui senator aflată într-o situație delicată. În biroul lui îl regăsi pe Lucas care îl aștepta, cu pălăria pe cap, căci urma să-l însoțească în Strada Rivoli. Mergem pe jos? Era foarte aproape. Lui Megrei zbură cu totul gândul de la cartea de vizită. Trecând prin fața purgatoriului, îl văzut din nou pe omul cu chip de șobolan, precum și alți doi, trei clienți, printre care și patronul unui local de noapte, pe care îl recunoscu și care se afla acolo în legătură cu fata senatorului. Ajunseră pe pont Neof, Megre cu pași mari, Lucas, obligat, cu picioarele lui scurte, să alerge ca să nu rămână în urmă. Nici unul, nici altul n-ar fi știut mai târziu, să spună despre ce vorbiseră. Poate că se mulțumiseră să privească în jur. Pe strada Rivoli, în aer, pluteau un miros de legume și de fructe, iar camioanele duceau, cu... duceau tot felul de coșuri și panere. Intrară în bancă, ascultară explicațiile subdirectorului, apoi de dură o raită prin birouri, spionându-l cu coada ochiului pe funcționarul bănuit. Cum n-aveau dovezi, urmau să intindă o cursă. Discutară detaliile acesteia și-și luară rămas bun. În stradă vremea era atât de plăcută, încât Megre și Luca să-și păstra pardesiele pe braț, ceea ce le dădea un aer de vacanță. În piața Dofin se opriră într-un gând. Luăm ceva la botul calului. Nu era ora aperitivului, dar aveau amândoi impresia că gustul unui pernod s-ar potrivi de minune cu atmosfera primăvăratică, așa că împinseră ușa braseriei Dofin. Două pernoduri la iuțeală. Ai idee unde vine Sen Andres Urmer? Mi se pare că e pe undeva prin șarent. mi greu și aminti de plaja însorită din fura, precum și de stridile pe care le mâncase chiar la ora aceea, cam zece și jumătate dimineața, pe terasa unui mic bistrou, stridii stropite cu o sticlă de vin de regiune, pe al cărei fund se lăsase puțin nisip. Crezi că funcționarul trișează? Subdirectorul părea convins de asta. Pare să fie un amărât. Asta o să o știm peste două-trei zile o luare pe chei de zorfevră, urcare pe strada principală și, încă o dată, Megre se opri să-și tragă sufletul. Mutră de șobolan era tot acolo, a plecat înainte cu mâinile lungi și osoase împreunate pe genunchi. Ridică ochii spre comisar, iar acesta a avut impresia că i aruncase o privire mustrătoare. În biroul său regăsi cartea de vizit acolo unde o lăsase și îl sună pe secretar. E tot acolo? De la 8 dimineața a sosit înaintea mea. Insistă să vă vorbească personal. O grămadă de inși, mai cu seamă nebuni sau trăsniți, cereau să-i vorbească personal directorului sau lui Megre, pentru că le știau numele din ziare. Refuzau să fie primiți de vreun inspector, iar unii dintre ei așteptau toată ziua și reveneau a doua zi, ridicându-se în pricioare plin de speranță de câte ori trecea comisarul, ca să se așeze apoi din nou și să aștepte mai departe. Spune-i să intre. Se așeză, puse tutun în două sau trei pipe și făcu semn omului care tocmai intrase să ia loc în fața lui. Îl întrebă cu cartea de vizită în mână. Dumneata, ești?" Privindu-l de aproape, își dădea seama că omul probabil nu dormise, că cera cenușiu la față, cu pleoaperele roșii și cu pupilele prea lucitoare. Își ținea mâinile împreunate ca în sala de așteptare, trosnindu-și degetele prea strânse. În loc să răspundă la întrebare, murmură aruncându-i comisarului o privire neliniștită, dar și resemnată. Sunteți la curent? La curent cu ce? Păru surprins, confuz și poate dezamăgit. Credeam că s-a aflat. Când am plecat din San Andrei ieri seară, deja sosise un reporter. Am luat trenul de noapte și am venit imediat aici. De ce? Deși îi părea inteligent, era prea tulburat ca să știe de unde să-și înceapă povestirea. Megrel impresiona. Ghiceai că îi cunoaște de multă vreme reputația și că asemeni multor artora vedea în el un fel de Dumnezeu tatăl. De la distanță îi se păruse treabă ușoară, dar acum avea în față un om în carne și oase, care își fuma pipa cu scurte pufăituri și îl privea cu ochi mari, aproape indiferenți. Oare aceasta era imaginea pe care și-o făcuse despre comisar? Nu începea cumva să regrete drumul făcut? Probabil oamenii cred că am fugit, spuse el nervos cu un surâs amar. Dacă aș fi vinovat așa cum sunt ei convins și aș fi vrut să fug, n-aș mai fi aici, nu-i așa? Mi-e greu să răspund la această întrebare înainte să știu despre ce este vorba. Murmură Megre. De ce anume sunteți acuzat? Ca aș fi omorâtă pe Leoni Birard. Cine vă acuză? Întreg satul mai mult sau mai puțin pe față. Locotenentul de jandarmi n-a îndrăznit să mă aresteze. Mi-a spus cinstit că îi lipsesc dovezile, însă m-a rugat să nu părăsesc localitatea. Și totuși a plecat. Da. De ce? Preatenționat ca să mai sta multă vreme locului, vizitatorul se ridică dintr-o dată bolborosind. Îmi dați voie? Nu știa unde să se așeze, dar n-avea nici astâmpăr. Mă tot întreb cei cu mine. Scoase din buzunar o batistă nu tocmai curată și șterse cu ea fruntea. Probabil că batista mirosea încă tren ca și sudoarea insului. Ați mâncat în dimineața asta? Nu, m-am grăbit să ajung aici. Nu voiam să mă aresteze cumva înainte, înțelegeți? Cum ar fi putut Megre să înțeleagă? Mai precis, de ce ați vrut să mă vedeți? Pentru că am încredere în dumneavoastră. Știu că dacă vreți, dumneavoastră ați putea descoperi adevărul. Când a fost doamna, cum zicea o cheamă, Leonie Birard a fost funcționarea noastră de poștă. Când a murit? A fost ucisă marți dimineața, la altăieri, puțin după ora 10 dimineața. Sunteți acuzat de crimă? v ați născut la țară, așa am citit într-o revistă. V-ați petrecut acolo cea mai mare parte a tinereții. Știți prin urmare cum merg lucrurile într-un sătuc. Se n are decât 320 de locuitori. O clipă. Crima de care vorbiți a fost comisă în Șarent? Da, la vreo 15 km nord-vest de la Roșel, nu departe de Pont de Aghion. Cunoașteți locul? Puțin. Se întâmplă însă că eu aparțin de poliția judiciară din Paris și nu am nicio puternicire în Șarent. M-am gândit eu. În cazul acesta, Omul își pusese cel mai bun costum care era ponosit, cam așa era roasă la guler. În picioare, în mijlocul biroului, plecase capul și își se privirea în covor. evident, suspină el. Ce vreți să spuneți? M-am înșelat, nu mai știu. Mi se păruse cu totul firesc. Ce anume? Să mă pun sub protecția dumneavoastră. Sub protecția mea? Repetă Megre, surprins. Gastin se hotărâ să-l privească cu aerul cuiva care se dezmeticește. Acolo la mine chiar, dacă nu mă arestează ris, s-o pățesc de tot. Nu sunteți iubit? Nu. De ce? Mai întâi pentru că sunt învățător și secretarul primăriei. Nu înțeleg. Ați plecat de multă vreme de la țară. Cu toții au bani. Sunt fermier sau cultivator de midii. Cunoașteți crescătoriile? Crescătoriile de midii de-a lungul coastei? Exact. Suntem chiar în ținutul crescătoriilor de midi și al țarcurilor de stridii. Toată lumea are așa ceva sau măcar o bucată. Asta duce mari câștiguri. Sunt bogați. Aproape toți au automobil sau camionetă. Dar știți câți dintre ei plătesc impozitul pe venituri? Probabil că nu prea mulți. Nici unul. În sat numai doctorul și cu mine plătim impozite. Bineînțeles, pe mine mă consideră trântor și închipuie că-mi iau leafa de la ei. Dacă protestez când lipsesc copiii de la școală, îmi răspund să nu mai bagna unde nu-mi fierbe oala. Iar când am cerut ca elevii să mă salute pe stradă, și-au imaginat că mă luam de prefect. Povestiți-mi întâmplarea cu Leonie Birard. Chiar vreți? Privirea îi se învioră de speranță. Se sforță să se așeze, se strădui să vorbească liniștit, dar nu-și putu împiedica vocea să tremure de o emoție greu stăpânită. Ar trebui să cunoașteți topografia satului, altfel mi-e greu să vă explic. Ca aproape pretutinde, școala se află în spatele primăriei. Acolo și locuiesc în partea opusă a curții, unde am și o palmă de grădină. Ala alte ieri marți era aproape ca astăzi, o zi adevărată de primăvară, iar fluxul era slab. Are vreo importanță? Când fluxul e slab mare, ele sunt de amplitudine redusă și nu se iese nici la midi, nici la stridi, înțelegeți? Da. Dincolo de curtea școlii sunt niște grădini și mai multe case așezate cu spatele, între care și aceea lui Leonie Birard. Câți ani avea? 66 de ani. Ca secretar al primăriei știu exact ce vârstă are fiecare. Evident. Acum opt ani s-a pensionat și a ajuns aproape neputincioasă. Nu mai ieșea din casă și un în baston. Era o femeie rea. În ce fel rea? Ura pe toată lumea. Din ce motiv? Nu știu. N-a fost niciodată măritată. Avea o nepoată care a stat multă vreme la ea și care s-a măritat cu Julian Tinichigiul, care e și pândar. Într-o altă zi, întâmplările acestea poate că l-ar fi plictisit pe Megre, în dimineața aceea însă, pe când soarele pătrundea prin fereastră, aducând o boare primăvăratică, iar Pipa avea un gust nou, asculta cu un surâs abia schițat pe buze cuvintele ce-i aminteau de un alt sat, unde se petreceau alte drame între funcționarea de la poștă, învățător și pândar. Cele două femei nu se mai vedeau, cășleonii nu voia ca nepoată sa să se mărite. Nici cu doctorul Bresel nu se mai vedea, acuzându-l că ar fi vrut să o trăvească cu hapurile lui. Chiar a încercat să o trăvească? Sigur că nu! Vă spun asta ca să înțelegeți ce gen de femeie este sau mai degrabă a fost. Pe urmă, când lucra la poștă, asculta convorbirile telefonice și citea cărțile poștale, așa încât era la curent cu secretele fiecăruia. Nu i-a fost greu să-i pe oamenii unii împotriva altora. Cele mai multe dintre certurile între familii sau între vecinii se datorează ei, încât nu era iubită. Cu siguranță că nu. În acest caz, Megre părea să spună că lucrurile se simplificau, și că de vreme ce o femeie detestată de toată lumea murise, oamenii n-aveau decât să se bucure. Numai că nici pe mine nu mă iubesc, din motivele arătate, din acelea și din altele. Nu sunt din partea locului. M-am născut la Paris, pe strada Culancur, în arundizmentul 18, iar soția mea e din strada la Marc. Soția locuiește cu dumneata la Saint Andre. Locuim împreună cu băiatul nostru, care are 13 ani. Merge la școala dumneavoastră? A, alta nici nu există. Și colegii îl privesc cu ochii răi, fiindcă e fiul învățătorului? Megre știa și treaba asta. Îi aducea aminte de propria copilărie. Copiii țăranilor care luau pământ în parte aveau necaz pe el, fiul vechilului, care ținea sucotelile părinților lor. Vă jur că nu-l favorizez. Îl bănuiesc chiar că face anume ca să fie un elev mai puțin bun decât ar putea fi. Încetul cu încetul se calmase. Nu i se mai cita aceeași teamă în ochi. Nu era un nebun care născocea o poveste ca să pară interesant. Leonie birar ar făcuse din mine calul ei de bătaie. Fără motiv, pretind că ați copiii în copii împotriva ei. Vă spun că este inexact, domnule comisar. Împotrivă, totdeauna am încercat să-i fac să se poarte ca niște copii bine crescuți. Era foarte grasă, chiar enormă, cred că purta perucă. Și avea mustăți în toată legea, barbă, perne negri în bărbie. Destul ca să-i stârnească pe băieței, înțelegeți? În plus își ieșea din sărite dintr-o nimica toată de pildă când vedea fața unui copil lipită de geamul ei cu limba scoasă. Se ridica din fotoliu și își învârtea bastonul cu un aer amenințător. Asta e amuza. Era una din distracțiile lor preferate să o facă pe cumătra birar să turbeze. Parcă nu fusese și în satul lui o bătrână de același soi. Pe vremea lui, rolul acesta îl juca vânzătoarea de mărunțișuri, cumătra tatin, iar mizerile trebuia să le îndure pisica ei. Poate că vă plictisesc cu amănuntele acestea, dar și-au și ele însemnătatea lor. S-au petrecut și incidente mai grave, geamuri parte la bătrână de către ștrengari, gunoaie pe care îi le-a zvârleau pe fereastră. Ea s-a plâns de nu mai știu câte ori la jandarmerie. Locotenentul m-a căutat și mi-a cerut numele vinovaților. I le a dat? I-am răspuns că erau amestecați mai mult sau mai puțin cu toții și că dacă iar ar înceta să mai facă pe sperietoarea, amenințându-i cu bastonul, probabil că și ei s-ar potoli. Ce s-a întâmplat marți? La începutul după miezei pe la 1 și jumătate, Maria Poloneza, care are cinci copii și face curățenie prin case, s-a dus ca în fiecare zi la cumătra birard. Ferestrele erau deschise și din școală i-am auzit țipetele, cuvintele pe care le striga în limba ei ca întotdeauna când e emoționată. Maria, care se numește Maria Smelcher și a venit în sat la 16 ani ca fată la fermă, nu s-a măritat niciodată. Copiii ei au tas diferiți. Se zice că cel puțin doi dintre ei sunt ai adjunctului. Ei, cel nu poate să mă sufere, da, asta e altă poveste. Am să vă spun eu mai încolo. Deci, mars pe la unu și jumătate, Maria a strigat după ajutor. Da, n-am ieșit din clasă, căci am auzit în buzna la bătrână alți oameni. Ceva mai târziu am văzut cum trecea micul automobil al doctorului. Nu v-ați dus să vedeți? Nu, acum sunt unii care asta îmi reproșează, pretinzând că nu m-am deranjat tocmai pentru că știam ce se descoperise. Presupun că nici nu putea părăsi clasa. Aș fi putut. Se întâmplă să mai ies câteva clipe ca să semnez hârtii în biroul primăriei. Aș mai fi putut să o chem și pe soția mea. Este învățătoare? A fost. La țară? Nu. Aveam amândoi ore la Curbevoa, unde am rămas șapte ani și a dat demisia când eu am cerut să fiu numit la țară. De ce a plecat din Curbevoa? Din cauza sănătății soției mele. Subiectul îl stânjenea, răspundea cu mai puțină sinceritate. Deci, n-ați chemat-o pe soția dumneavoastră cum vi se mai întâmplă să faceți și ați rămas cu elevii? Da. Ce s-a întâmplat după asta? Mai mult de o a fost o harababură pomenită. De obicei, satul e foarte liniștit. Poți auzi zgomotele de la mari depărtări. La marșandon, potcovarul, ciocanul a înceta să bată. Oamenii își puneau întrebări peste gardurile grădinilor. Știți cum se întâmplă când se produce un eveniment ca ăsta? Ca să nu se agite elevii, m-am dus să închid ferestrele. De la ferestrele școlii te poți uita în casă la Leonie Birard? De la una din ferestre, da. Și ce ați văzut? Mai întâi pe pândar, ceea ce m-a mirat pentru că el nu vorbea cu mătușa nevestisii. După asta pe teu, adjunctul care trebuie să fi fost pe jumătate beat, cum e obiceiul după 10 dimineața. I-am zărit tot așa pe doctor și pe alți vecini, adunați într-o singură odaie, stăteau și se uitau în jos la ceva. Mai târziu a sosit din la Roșel, locotenentul de jandarmi cu doi oameni. Dar asta am aflat numai în clipa când a bătut la ușa clasei și a să interogheze mai multe persoane. V-a acuzat că ați omorât-o pe Leonie Birard? Gastin nu aruncă comisarului o privire mustrătoare care părea să spună. Știți bine că nu așa se procedează. Și cu o voce cam înfundată explică. Am văzut de îndată că mă privea cu un aer ciudat. Prima întrebare pe care mi-a pus-o a fost, Gastin, ai o carabină? Am răspuns că nu, însă că fiul meu, Jean Paul, avea una. Și asta e o poveste complicată. Știi cum e cu copiii? Într-o bună dimineață vine unul în clasă cu bile și începând de-a doua zi, toți băieți au buzunarele pline de bile, nu mai cu ele se joacă. într altă zi unul înalță un zmeu și pentru câteva săptămâni e la modă zmeu. Doamna trecută nu mai știu cine a apărut cu o carabină calibru 22 și a început să tragă în vrăbi. O lună mai târziu numărai o jumătate de duzină de carabine de același fel. Băiatul meu și-a dorit una de Crăciun. Am crezut că nu trebuie să-l refuz. Chiar și carabina îi deștepta amintirii lui Megre, cu deosebirea că pe atunci a lui era cu aer comprimat, iar alicele nu făceau decât să zburlească penele păsărilor. I-am spus locotenentului că, din câte știam, carabina ar fi trebuit să se afle în camera lui Jean Paul și a trimis unul dintre oameni să verifice. Ar fi trebuit să-l întrebe pe fiul meu. Nu mi-a trecut prin minte. Arma nu era acolo pentru că fiul meu o lăsase în baraca din grădina de zarzavaturi unde îmi rapa și uneltele. Leonie Birard a fost împușcată cu o carabină calibrul 22? Tocmai asta e și încă nu e totul. Locotenentul m-a întrebat pe urmă dacă am ieșit din clasă în dimineața aceea și am avut lipsa de inspirație să-i răspund că nu. Și ați ieșit? Pentru vreo 10 minute puțin după recreație, când ți se pune o întrebare ca asta, nu te gândești înainte să răspunzi. Recreația se termină la ora 10. Nițel mai târziu, poate după 5 minute, Pit fermierul de la Groșen, a venit să-mi ceară să-i semneze o hârtie de care avea nevoie ca să-și încaseze pensia, fiindcă e invalid de război. De obicei am ștampit la primărie în clasă. În dimineața aceea n-am avut-o și m-am dus cu fermierul la birou. Elevii vi păreau liniștiți. Cum soția mea nu se simte bine, am traversat pe urmă curtea ca să mă asigur că nu avea nevoie de nimic. Soția stă rău cu sănătatea? Mai ales cu nervii. Cu totul am lipsit 10 sau 15 minute. Mai degrabă 10 decât 15. N-ați auzit nimic? Mi-aduc aminte că marșandon tocmai pot covea un cal, căci am auzit loviturile de ciocan pe Nicovală, iar în aer era un miros de copita arsă. Pot lângă biserică, aproape față în față cu școala. Se crede că în acel moment a fost omorâtă Leonie Birard. Da, cineva dintr-o grădină sau de la o fereastră ar fi tras pe când ea era în bucătărie, care e în partea din spatea casei. A fost ucisă cu un glonte de calibrul 22? ăsta e lucrul cel mai surprinzător, Blontele n-ar fi putut să-i facă cine știe ce rău, de la o anumită distanță. Ori se întâmplă că i-a pătruns în cap prin ochiul stâng și s-a turti de cutia craniană. Sunteți un bun trăgător? A, așa și închipuie oamenii că-și m-au văzut trăgând la țintă asta iarnă cu fiul meu. S-a întâmplat de vreo trei 4 ori. Al mi interna am mai pus mâna pe o carabină decât la iar maroc. Locotenentul nu va crezut? Nu m-a acuzat pe față, dar s-a arătat surprins că nu i-a mărturisit că ieșisem din clasă. Pe urmă i-a chestionat pe ele vin lipsa mea. Nu mi-a vorbit de rezultatul interogatorului. S-a întors în la Rochelle. A doua zi, adică ieri, s-a instalat în biroul meu de la primărie cu Teo adjunctul alături. Unde erați în acest timp? Nu făceam orele. Din 32 de elevi nu veniseră decât 8. M-au chemat în două rânduri ca să-mi pun aceleași întrebări, iar a doua oară m am pus, m-au pus să semnez declarația. Au interogat și pe soția mea, au întrebat-o cât timp am stat cu ea. L-am interogat și pe băiat în legătură cu carabina, însă nu v-au arestat. Nu m-au arestat ieri. Sunt convins că ar fi făcut-o astăzi dacă rămâneam la Sant Andre. La căderea nopții, cineva arunca cu pietre în casa noastră. Soția a fost foarte afectată. A plecat singur, lăsându-i acolo pe băiat și pe soție? Da, cred că n-au să îndrăznească să le facă nimic. În schimb, dacă m-ar fi arestat, nu mi-ar fi dat posibilitatea să mă apăr. Odată închis, n-aș fi putut lua legătura cu nimeni. Nimeni nu m-ar fi crezut. A, ar fi făcut cu mine ce ar fi vrut. Fruntea i s acoperise din nou de sudoare, iar omul își strângea degetele atât de tare încât sângele nu mai circula prin ele. Poate m-am înșelat? Mi-am zis că dacă vă povestesc totul, o să acceptați, poate, să veniți acolo și să descoperiți adevărul. Nu vă ofer bani. Știu că nu asta vă interesează. Vă jur, domnule comisar, n-am omorât-o eu pe Leonii Birard. Cu un gest șovăitor, mâna către telefon și ridică receptorul. Cum se numește locotenentul acela de jandarm? Danielo. Alo, Dați-mi jandarmeria din La Rochelle. Dacă locotenentul Danielou nu e acolo, vedeți dacă nu cumva îl puteți găsi la primăria din senandre Andres mer Faceți-mi legătura cu el în biroul lui Lucas. Puse receptorul în furcă și aprinse pipa și se duse să se uite pe fereastră. Se prefăcea a nu se mai ocupa de învățător, care în două sau trei rânduri deschisese gura spre mulțumi, dar nu-și găsise cuvintele. O lumină aurie strălucea în aer, învingând încet, încet azuriul, pe celălalt țărm al senei fațadele se colorau difuz, iar soarele se oglindea undeva în geamurile unei mansarde. Șefu, dumneavoastră ați cerut. Sunt Andres Surmer? Da, Luca, să rămâi aici un moment. Trecu în biroul vecin. Domnul locotenent Danielou, aici megre de la Poliția Judiciară din Paris. Căutați, se pare, pe cineva. La celălalt capăt al firului, locotenentul era pur și simplu uimit. Cum de știți deja? E vorba de învățător? Da, am greșit că n-am luat măsuri. Nu-mi închipuiam că va încerca să fugă. A luat trenul de Paris ieri seară și... Aveți dovezi împotriva lui? Foarte serioase. Și cel puțin o mărturie, mai mult decât împovărătoare, luată azi de dimineață. De la cine? De la unul din ele săi. A văzut ceva? Da. Ce? L-a văzut pe învățător ieșind în marți dimineață pe la 10 și douăzeci din magazia lui cu unelte. Ori la zece și un sfert adjunctul a auzit un foc de armă. Ați cerut un mandat de arestare de la judecătorul de instrucție?" Tocmai mă pregăteam să mă duc în La Roșel pentru asta când m-ați căutat." Cum de sunteți la curent?" Nu cumva ziarele." N-am citit ziarele. Joseph Gaston se află în biroul meu." Urmă o tăcere, apoi locotenentul scoase un... Ah!" După care vrut să pună o întrebare, dar renunță. Megre nu prea știa nici el ce să spună. Nu lase nicio hotărâre. Dacă în acea dimineață soarele ar fi arătat altfel, dacă mai adineauri comisarul nu și-ar fi amintit de plaja de la Fura, de stridi și de vinul alb, dacă de mai bine de zece luni Megren ar fi fost împiedicat să-și a fie și trei zile de concediu, dacă... Alo, mai sunteți pe fir? Da, ce intenționa să faceți cu el? Să vi-l aduc. Chiar dumneavoastră? Vorbise fără entuziasm, ceea ce-l făcut pe comisar să surâdă. Țineți cont că nu mi-aș îngădui să intervină în niciun fel în ancheta dumneavoastră. Nu credeți că este... Nu știu. Poate că e vinovat. Poate că nu e. Oricum ar fi, vi-l aduc. Vă mulțumesc, voi fi la gară. În biroul său îl găsi pe Lucas, care îl măsura curios pe învățător. Așteaptă-mă încă puțin. Am să-i spun șefului ceva. Ceea ce lucra în momentul acela îi permitea să-și ia câteva zile de concediu. Când reveni, îl întrebă pe Gastin. Există vreun han la Saint-André? Da, Colțișorul plăcut ținut de lui Spomel. Se mănâncă bine, însă camerele n-au apă curentă. Plecați șeful? Sună pe soția mea. Toate acestea se petrecuseră într-un chip atât de neașteptat, încât sărmanul Gastinul Luit nu îndrăznea încă să se bucure. Ce v-a spus? Probabil că vă va aresta de îndată ce vom sosi în gară. Dar veniți cu mine? Megre Mi făcut din cap semn că da și apucă receptorul pe care îl întindea Lucas. Tu ești? Vrei să-mi pregătești o valijoară cu schimburi și cu obiectele mele de toaletă? Da, da, nu știu. Poate trei sau patru zile. Și adăugă bine dispus. Mă duc pe malul mării în șarent, chiar în țara stridilor și midilor. Până una alta, iau masa în oraș. Pe curând. Avea impresia că face cuiva o farsă strașnică, precum copiii care se înverșunaseră atâta vreme împotriva bătrânei Leonii Birard. Veniți cu mine să mâncăm ceva, îi spuse el într-un târziu învățătorului, care se ridică și îl urmă ca în vis. Capitolul 2. Slujnica de la colțișorul plăcut La poatie, deși nu se întunecase, felinarele s-a dintr-o dată de-a lungul peroanelor, pe când trenul era în gară. Doar mai târziu, pe când traversau niște pășuni, căzu noaptea, iar ferestrele fermelor izolate prinse rastrălucii ca niște stele. Apoi, dintr-o dată, la câțiva kilometri de la Roșel, o ceață ușoară, străvezie, ce nu era pâcla de câmpie, ci aceea a mării, se amestecă cu bezna și un far apăru o clipă în depărtare. În compartiment mai erau două persoane, un bărbat și o femeie, care citiseră în tot timpul călătoriei, ridicând din când în când capul ca să mai schimbe câteva fraze. Aproape tot timpul, dar mai ales spre capătul călătoriei, Joseph Gastin nu-și luase privirile obosite de la comisar. Treceau peste macazuri, defilau ca se scunde... Șinele se înmulțeau și în fine apărură pe roanele gării, ușile cu inscripțiile lor familiare, călătorii care așteptau, aceia așa fi zis, din gările de mai înainte. De cum se deschise ușa vagonului, se simțea izul puternic și proaspăt ce venea din hăul negru, în care părea că liniile ferate se sfârșesc și dacă luai seama mai bine, distingeai catarge. <coughs> Coșuri de nave care se legănau un cetișor, auzei țipete de pescăruși și recunoșteai mirosul mare el și al gudronului. Cei trei bărbați în uniformă, în picioare, la ieșirea din gară, nu se clintiră. Locotenentul Danielu, încă tânăr, avea mustăcioară neagră și sprâncene groase. Doar când Megreș și însoțitorul lui ajunseră la câțiva metri, el înainte întinzând în mâna cu un gest militar. Foarte onorat, domnule comisar," spuse el. Remarcând că unul dintre brigadieri scotea o pereche de cătușe din buzunar, megrei șopti locotenentului, nu cred să fie necesar. Locotenentul făcu un semn subordonatului său. Câteva capete se întorseseră în direcția lor, nu multe. Oamenii se îngrămădeau spre ieșire împovărați de valize, traversau în diagonală sala pașilor pierduți. Domnule locotenent, nu am intenția să mă amestec în ancheta dumneavoastră. Sper că m-ați înțeles bine. Nu mă aflu aici în calitate oficială. Știu. Am vorbit despre asta cu judecătorul de instrucție. Nădăjduiesc că nu e nemulțumit. Din potrivă, e încântat de ajutorul pe care ni l a putea da. În situația în care suntem, nu putem face altceva decât să-l arestăm. La un pas de ei, Joseph Gastin, care se prefăcea că nu ascultă, auzea prin forța împrejurărilor conversația. Oricum am luat e în interesul lui. O să fie mai în siguranță la închisoare decât în altă parte. Nu știți cum reacționează lumea în orașele mici și la sate. Atmosfera era cam bățoasă, însuși Megre nu se simțea în largul lui. Ați cinat? Da, în tren. Vă gândiți să petreceți noaptea în La Roșel? Mi s-a spus că există un han la San Andre. Îmi permite să vă ofer un pahar. Cu Megre nu zicea nici da, nici ba, locotenentul se duse să dea instrucțiuni subalternilor săi care se apropiară de învățător. Comisarul, care n-a avea nimic să-i spună, se mulțumi să-l privească cu gravitate. Ați auzit? Trebuie să treceți prin asta, îi spuse parcă scuzându-se. O să fac tot ce pot. La rândul lui, Gastin îl privi, pe urmă se întoarse ca să-l mai privească o dată și ieși în sfârșit pe ușă între cei doi jandarmi. Cel mai bine ar fi să mergem la bufet, murmură Danielu. Dacă nu cumva ați prefera să veniți până la mine? Nu în seara aceasta. Câțiva călători cine au în sala prost luminată. Ce luați? Nu știu, un coniac. Se așezară într-un colț în fața unei mese pregătite pentru cină. Nu luați masa?" întrebă chelnărița. Făcură semn că nu. Doar după ce li s-a comanda, locotenentul întrebă încurcat. Credeți că este nevinovat? Nu știu. Până să avem mărturia băiatului, era posibil să-l lăsăm în libertate. Din nefericire pentru el, mărturia este clară, iar băiatul pare sincer. n are niciun motiv să mintă. Când a vorbit? Azi dimineață, când am pus a doua oară întrebări întregii clase. Iar nu spusese nimic. Era intimidat, o să-l vedeți. Dacă doriți, mâine dimineață, când am să mă duc acolo, voi, voi transmite dosarul. Îmi petrec cea mai mare parte a timpului la primărie. Jenă nu dispăruse cu totul. Locotenentul părea impresionat de statura masivă și reputația comisarului. Sunteți obișnuit cu cazurile și cu oamenii de la Paris. Nu știu dacă cunoașteți atmosfera din satele noastre. M-am născut într-un sat, dar dumneavoastră. La Toulouse! Se sforța să zâmbească. Doriți să vă conduc? Cred că voi găsi un taxi. Cum doriți, sunt taxiuri în fața gării se despărțiră la portiera mașinii, Carolo de-a lungul cheiului, iar Megre se aplecă spre a desluși vasele de pescuit în bezna portului. Îl dezamăgea că sosise în timpul nopții, întoarseră spatele mării și părăsiră orașul, Străbătură șesuri ce semănau cu toate șesurile și, după ce trecură prin două comune, mașina se opri în fața unei ferestre luminate. Aici e? Ați cerut la colțișorul plăcut, nu? O matahală de om veni să privească prin geamul ușii, și, fără să deschidă, urmări dus întorsului Megre care își lova Liza, o puse jos, plăti cursa și, în fine, se îndreptă către Han. Niște bărbați jucau cărți într-un ungher. Hanul duhnea a vin și a tocană, iar fumul urca în jurul celor două lămpi. Aveți o cameră liberă? Toată lumea îl privea. O femeie veni să-l vadă din ușa bucătăriei. Pentru o noapte? Poate pentru două sau trei zile. Îl examinau din creștet până în tălpi. Aveți actul de identitate? Jandarmii trec zilnic pe aici și trebuie să ne ținem în ordine registrele. Cei patru bărbați nu mai jucau, ci ascultau. Megre, care se apropiase de teșgheaua plină de sticle, își întinse cartea de identitate, iar patronul își puse ochelarii ca să citească. Când înălță capul, prin ochii trecu o sclipire răutăcioasă. Sunteți faimosul comisar, ai? Mie îmi spune Pomel, Luis Pomel, și strigă răsucindu-se către bucătărie. Teres, du valiza comisarului Nodaia din față fără să-i acordă o atenție deosebită femeii, care avea vreo 30 de ani, Megre a avut impresia că o mai văzuse pe undeva. Nu-și dădu seama decât mai târziu cum i se mai întâmpla și cu oamenii pe care îi zărea când trecea prin fața purgatorului. Și ea părut să tresară. Ce să vă ofer? Ce aveți? Un coniac, dacă vreți. Ceilalți, încercând să-și păstreze aerul firesc, își răluaseră partida de belotă. Sunteți aici din cauza lui Leonii? Nu oficial. E adevărat că l-au găsit pe învățător la Paris? Acum e închisoarea din La Rochelle. Era greu de ghici ce gândea Pumel despre toate acestea. Cât era el de hangiu, avea mai degrabă aerul unui țăran pe soara lui de pământ. Nu credeți că făptașul e el? Nu știu. Zic că dacă v-ar fi bătut gândul că e vinovat, nu v-ați mai fi deranjat. Mă înșeloare? Poate că nu. În sănătatea dumneavoastră, e aici un om care a auzit focul de armă. Teo, nu e așa că ai auzit împușcătura? Unul dintre jucători, în vârstă de 65 de ani, poate mai mult, cu păr roșcat în care se amestecau fire albe, cu obrajii nebărbieriți, cu o privire distrată și malițioasă, se întoarse către ei. Și de ce să nu o fi auzit? Uite, comisarul Megre a venit de la Paris pentru... Mi-a spus locotenentul. Nu se ridica, nu saluta, ținea cărțile soioase cu degetele cu unghii negre. Pomele explică în șoaptă. a juntul primarului. Iar Megre, la rândul lui, la fel de scurt. Știu, nu-i dați atenția la ora asta și se prefăcu a da pe gât o dușcă. Dar tu, Ferdinand, ce ai văzut? Acela pe care îl numise Ferdinand avea un singur braț. Era ard de soare și congestionat ca omul care își petrece tot timpul în aer liber. Factorul poștal, explică Luis. Ferdinand Cornu, tu ce ai văzut, Ferdinand? Nimic. L-ai văzut pe Teo la el în grădină. I-am dus chiar o scrisoare. Ce făcea? Răsă de ceapă. La ce oră? exact la 10 după ceasul bisericii. Vedea în clopotnița pe deasupra caselor, belotă, și iar tai cu nouă, azi pică, rigă de caro major. A zvârlea cărțile pe masa pe care paharele lăsau cercuri umede și își privea sfidător partenerii. Și naiba să i apăi adăvin să ne bage strâmbe, adăugă el ridicându-se. Tu plătește-o!" Mișcările erau stângace, mersul nesigur, se duse să-și ia chipiul de factor din cuier și se îndreptă spre ușă, mormăind cuvinte nedeslușite. Așa arată în fiecare seară? Aproape. Luis Pomel se pregătea să umple din nou cele două pahare, dar Megrel opri cu mâna. Nu acum. Presupun că nu închideți numai decât și că am timp să dau o raită înainte de culcare. Am să vă aștept ieși într-o liniște de mormânt. Dinainte îi se întindea o mică piață, nici rotundă, nici pătrată, având la dreapta clădirea întunecată a bisericii, iar în față o coșmelie neluminată, deasupra căreia ghicea totuși cuvintele cooperativa șarentez. Luminată era casa din colț, zidită din piatră cenușie, lumina ardea la cel de-al doilea etaj. Pe când se apropia de pragul cu trei trepte, megrezări o tăbliță de aramă, aprinse un chibrit și citi. Xavier Bresele, doctor în medicină. Făcut pe acei să sune în lipsă de ceva mai bun și fiindcă nu știa cu ce să înceapă, apoi ridică din umeri, gândindu-se că doctorul se pregătea probabil să se bage în pat. Cele mai multe case zăceau în întuneric. recunoscut primăria care n-avea etaj după prăjina steagului. Era o primărie cât o gămălie. În curte, la primul cat al unei clădiri, probabil locuința lui Gastin, ardea o lampă. Își urma drumul, o la dreapta, de-a lungul unor fațade și grădini, iar mai încolo îl întâlni pe adjunctul primarului, care venea în sens invers și care scoase un mormăit în chip de bună seara. Nu auzea marea, nu o vedea nicăieri, satul adormit semăna cu oricare altul de la câmpie și nu se potrivea cu imaginea pe care și-o făcuse el, cu stridii udate cu vin alb, pe o terasă cu vedere la ocean. Se simțea dezamăgit fără vreun motiv precis – Chiar de la primirea pe care i-o făcuse locotenentul la gară, simțise un duș rece. Nu-i putea purta pică. Danielu cunoștea ținutul unde, fără îndoială, servea de ani de zile. Izbucnise o dramă pe care o limpezise cum se pricepuse mai bine, iar Megre de la Paris, pe nepusă masă, cu aerul că, după părerea lui, locotenentul se înșela. Nemulțumit trebuie să fi fost și judecătorul de instrucție. Nici unul, nici altul nu vor îndrăzni să i-o arate, vor fi politicoși și îi vor pune la dispoziție dosarele. Megre rămânea totuși băgăciosul care se amesteca unde nu-i fierbe oala, așa că începea să se întrebe ce anume îl determinase, dintr-o dată, să întreprinde acea călătorie. Auzi pași, voci, desigur, ale celorlalți doi jucători de belotă care se întorceau acasă. Apoi, ceva mai departe, un câine suri se frecă de picioare, iar Megret tresări surprins. Când împinse ușa la colțișorul plăcut, o singură lampă mai ardea, iar patronul, în spatele teșghelei, aranja paharele și sticlele. Își scosese și haina și vesta. Pantalonii de culoare închisă i a târnau pe pântecul umflat, iar din mânecile răsfrânte ieșeau niște brațe groase și păroase. Descoperirăm ceva?" Se credea șmecher, probabil că se considera personajul cel mai important din sat. Un ultim păhăruț, cu condiția să fie tratația mea. Megre, care avea chef încă de dimineață de un vin alb de regiune, mai bău un coniac, deoarece îi se părea că nu era ora potrivită pentru vin. În sănătatea dumneavoastră, mă gândeam, murmură comisarul, ștergându-se la gură, că Leonie Birar nu era prea populară. A fost cea mai rea scorpie din lume. A murit. Dumnezeu să o aibă în grijă sau mai degrabă diavolul, că și n-am văzut în viața mea femeie mai rea. Și am cunoscut-o de pe când mai purta codițe pe spate și ne duceam împreună la școală. Avea... Stați așa, cu trei ani mai mult ca mine, chiar așa. Eu am 64, ea avea de 67, la 12 ani era deja o travă. Ceea ce nu înțeleg eu, începu megre. Multe lucruri nu înțelegeți cât de diba ce ați fi dați în voie să vă spun. Nu înțeleg, reluă el ca și cum și-ar fi vorbit sieș, cum se face că, deși o urau așa de mult, oamenii se înverșunează împotriva învățătorului, căci, în fine, chiar dacă el ar fi omorât-o, te aștepta mai degrabă să... să se zică bine că am scăpat de ea, la asta vă gândiți, nu? Cam pe acolo. Uitați doar că Leonie era de aici și umplu paharele fără să-i fi cerut cineva. Vedeți, e ca într-o familie, când ești între ai tăi, ai dreptul să urăști, nu te ține nimeni de rău. Da, dacă se amestecă un străin, să schimbă treaba. Oamenii o urău pe Leonii, dar și mai mult îi urăsc pe Gastin și pe nevastă sa. Și pe nevastă sa? Mai ales pe nevastă sa. De ce? Ce-a făcut ea? Aici nimic. De ce aici? Toate se află până la urmă, chiar și aici, la capătul pământului. Și nouă nu ne place să ni se trimită oameni pe care nu-i mai vrea nimeni în altă parte. O, e prima oară când soții Gastin sunt amestecați într-o nenorocire. Era interesant să-l observi cum stătea proptit cu coatele pe teșghea. Se vedea că de colo abia așteaptă să-și dea drumul, dar de fiecare dată când pronunța câte o frază, îi scodea chipul lui Megre, gata să retracteze, dacă nu chiar să se contrazică asemenea unui țăran care se tocmește pentru o pereche de boi la târg. Definitiv, ați venit așa, fără să știți nimic?" Doar că leonii Birard a fost ucisă cu un glonț în ochiul stâng. Și a făcut o drumul ăsta. În felul lui se distra pe seama lui Megre. Nu ați avut curiozitatea să vă opriți la curbevoa? Ar fi trebuit? A, ați fi avut ce auzi. A durat ceva până să ajungă la urechile noastre. Au trecut doar doi ani de când au aflat și oamenii din saint Andre. Ce aș fi avut de auzit? Soția lui Gastin era învățătoare în aceeași școală ca și bărbatul ei. Ea la fete, el la băieți. Știu. Pisă s-a vorbit și de Șevasu? Cine e Șevasu? Un consilier orășenesc de pe acolo, o frumusețe de băiat, înalt și zdrav, în brunet, cu accent meridional. Exista și o doamnă Șevasu. Într-o bună zi la ieșirea de la ore, în stradă, doamna Șevasu a tras un glunte în direcția învățătoare și a atins-o la umăr. Ghiciți din ce motiv? Deoarece descoperiste că bărbatul ei și doamna Gastin se purtau cavierul cu scroafa. Se pare că a fost achitată. După care soților Gastin nu le-a rămas decât să plece din Curbevoa și să descopere gustul pentru viața la țară. Nu văd legătura cu moartea lui Leonie Birard. Poate că nici nu e vreo legătură. Din câte îmi spuneți, Joseph Gastin n-a făcut nimic rău. E un încor norat. Lui surâse încânta de sine. Mai sunt și alții, bineînțeles. Avem în sat o grămadă. Vă doresc petrecere plăcută. Încă un păhărus de închidere? Nu mulțumesc. Terez are să vă arate odaia dumneavoastră, să-i spuneți la ce oră doriți să vă aducă apa caldă. Mulțumesc, noapte bună. Terez! Aceasta porni înainte pe scara cu trepte inegale, o lua pe un coridor cu pereții tapetați cu flori și deschis o ușă. Treziți-mă pe la opt, zise Megre. Ea nu se clinti, rămase pe loc, privindu de parcă ar fi jinduit să-i încredințeze ceva. Megre se uită cu mai multă atenție la ea. Ne-am mai întâlnit, nu-i așa? Vă amintiți? Nu-i mărturisi că amintirea lui era mai curând vagă. Aș dori să nu vorbiți despre asta aici. Nu sunteți din ținut. Ba da, dar am plecat de aici la 15 ani ca să muncesc la Paris. Și chiar ați lucrat acolo, timp de patru ani. Și apoi, odată ce m-ați văzut, știți, comisarul Priolet vă poate spune că n-am luat eu portofelul. Îl luase prietena mea, Lucille, iar eu nici măcar n-am știut. O imagine îi trecu prin fața ochilor și-și aduse aminte unde văzuse. Într-o dimineață intrase, cum se întâmpla adeseori, în biroul colegului său Priolet, șeful mondenei, adică al brigăzii moravuri. Pe un scaun ședea o fată brunetă cu părul răvășit, care ștergea ochii și se smiorcă ea. Pe chipul ei palid și bolnăvicios era ceva care la trăsese. Ce-a făcut?" îl întrebase pe Priolet. Vechea poveste, o slujnicuță care s-a apucat să facă trotuarul pe bulevardul Sebastopol. Al alter un comercian din Beziers, s-a plâns că a fost prădat și ne-a dat o descriere destul de exactă de data asta. Ieri seara am înhățat într-un local de dans de pe strada Lape. N-am fost eu. băiguie fata între două suspine. Vă jur pe capul mamei mele că n-am luat eu portofelul. Cei doi bărbați schimbar o privire cu înțeles. Ce crezi, megre? A mai fost vreodată arestată? Nu, până acum. De unde e deloc? De undeva din Șarent. Li se întâmpla frecvent să joace cât o comedie din asta. Ai găsit-o pe prietena ei? Încă nu. Pe fata asta, de ce nu o trimiți înapoi în satul ei? Prioleț se întorsese către ea cu un aer grav. Ai vrea să te întorci la tine în sat? Cu condiția să nu se afle ceva acolo. Era ciudat cum o reîntâlnea acum cu 5-6 ani mai în vârstă, la fel de palidă cu ochii aceia mari și întunecați ce-l implorau. Luis Pomel e însurat? Întrebă el încetișor. Văduv, trăiți împreună? Ea dădu afirmativ din cap. Știe ce făceați la Paris? Nu, și nici nu trebuie să știe. Îmi făgăduiește mereu că mă ia de nevastă. De ani de zile îmi promite și într-o bună zi o să se hotărească. Terez! Se auzi chemarea hangiului din josul scării. Cobor numai decât. Și lui Megre. Nu o să-i spuneți nimic? Îi făcusem că nu, suruzându-i încurajator. Nu uitați de apa caldă pentru mine la ora 8. Îi făcea plăcere că o regăsise, deoarece la urma urmei se simțea astfel pe un teren familiar, era ca atunci când întâlnește o veche cunoștință. Ceilalți pe care de-abia îi întrezărise îi păreau și ei cunoscuți pentru că și în satul lui exista un adjunct bețivan, jucător de cărți, încă nu se juca belotă, ci doar pichet, un factor poștal ce se credea buricul pământului și un hangiu ce cunoștea secretele fiecăruia. Tipurile lor îi rămăseseră întipărite în memorie. Atâta doar că le văzuse cu ochii copilului, iar acum își dădea seama că nu-i cunoscuse cu adevărat. În timp ce se dezbrăca, auzi pașii lui Pomel care urca scările, apoi bocăniturii în o de alături. Trebuie să o si ceva mai târziu și începu și ea să se dezbrace. Cei doi vorbeau în șoapte ca un sos și o soție care intră în așternut, iar ultimul zgomot fu un scârțâi de droturi. Mai greu găsi cu dificultate locul între cele două uriașe pilote de puf. Regăsea mirosul de fân și de mucegai de la țară și poate din cauza culcușului de puf sau a coniacurilor băute cu hangiul, din pahare groase transpira abundent. Prin somn auzi zgomote înainte să se crape de ziua, între altele celele unei ciurde de vaci care treceau prin fața hanului, mugind în răstimpuri. La potcovărie, foalele nu întârziară să-și înceapă lucrul. La parter, cineva ridica obloanele. Deschise ochii zbit de lumina soarelui care strălucea mai tare decât în ajun la Paris, se ridică în capul și-și trase pe el pantalonii. Coborâi cu tălpile goale în papuci și-o găsi pe Terez în bucătărie, ocupată cu pregătirea cafelei. I-aș puse pu, pusese un fel de capot înflorat peste cămașă, era în picioarele goale și păstra izul patului. Nu e opt, e abia șase jumătate. Doriți o ceașcă de cafea? E gata în cinci minute. Pomel coborâ și el, nespălat, nebărbierit și în papuci ca și comisarul. Credeam că nu vreți să vă sculați înainte de ora opt. Își băură cea din tăi ceașcă de cafea din îngroase de faianță în picioare lângă cuptor. În piață câteva femei negru cu coșuri și papornice, formaseră un grup. Ce așteaptă? Întrebă Megre. Autobuzul e zi de târg în la Rochelle. Din cuști s-auzea cotcodăcitul găinilor. Și acum, cine ține orele? Ieri n-a fost nimeni. În dimineața asta i-a așteptat un suplinitor din La Rochelle. Trebuie să sosească cu autobuzul. Are să doarmă aici, în odaia din spate, fiindcă în cea din față stați dumneavoastră. Tocmai se întorsese în camera lui, când în piață se opri autobuzul și din el coborâ un tânăr cu înfățișare timidă, ducând o valiză mare cu burduf. Probabil era suplinitorul. Se încărcară cuștile pe acoperișul autobuzului, înăuntru se înghesuiră femeile. Te răzbătu la ușă. Apa caldă pentru dumneavoastră, o întrebă, fără să insiste, privind în altă parte. Și dumneata, crezi că Gastina a omorât-o pe leonii? Înainte de a răspunde, ea trase cu ochiul către ușa întredeschisă. Nu știu, zise ea pe șoptite. Nu crezi? Nu prea pare să fie stilul lui. Da, toată lumea vrea să fie el. Pricepeți. Înainte de orice, megre început să priceapă cășloase, fără motiv, o sarcină grea, dacă nu imposibilă. Cine trage foloase de pe urma morții bătrânei? A, bar n-am. Se spune că și-a dezmoștenit, poate, când fata s-a măritat. La cine or să ajungă banii ei? Poate pentru binefaceri. Și-a schimbat în atâtea rânduri părerea. Sau poate la Maria poloneză. E adevărat că adjunctul i-a făcut un copil sau doi? Mariei. așa se spune. Trece deseori să o vadă și ei se întâmplă să rămână peste noapte la ea. Dar copii? Puțin îi pasă Mariei de ei. Toată lumea trece pe acolo. Și pomel? Pe semne când era mai tânără, a, acum nu prea mai e ispititoare. Câți ani are? Vreo treizeci. Da, nu se îngrijește deloc, iar la ea acasă e mai rău ca într-un grajd. Terez! Răsună vocea patronului ca și în seara trecută. Era mai bine să nu insiste. Pomel nu părea mulțumit. Era cumva gelos? Sau nu avea pur și simplu chef ca ea să-i spună prea multe comisarului? Când coborâ tânărul suplinitor care tocmai lua masa, îl privi curios. Ce doriți să mâncați, domnule comisar?" Aveți stridi. Când e fluxul slab, nu. Are să țină multă vreme. Vreo 5-6 zile. Poftea încă de la Paris după stridii udate cu vin alb, dar probabil că n-avea să le guste în cursul șederii sale. Avem supă. Sau poate preferați niște ochiuri cu șuncă. Nu mâncă nimic, mai bă o de cafea în picioare pe prag, privind piața sub bătaia soarelui și două siluete care se mișcau în interiorul cooperativei. Și-o dacă să nu-și ofere totuși un pahar cu vin alb, ca să scape de gustul oribilei cafele, când o voce veselă răsună lângă el. Comisarul Megre? Omul era scund, subțirel și vioi, cu privirea tinerească, deși trecuse de 40 de ani. Întinse mâna cu un gest sincer. Doctorul Bresel se prezentă el. M-a anunțat ieri locotenentul că sunteți așteptat. Am venit să mă pun la dispoziția dumneavoastră, înainte să deschid cabinetul. Într-un ceas anticamerare să-mi fie plină. Vreți să gustați ceva?" La mine, dacă doriți, alături. Știu. Megrel urmă în casa din piatră cenușie. Toate casele celelalte erau spoite cu var, unele cu un alb orbitor, altele cu o nuanță mai smântănie, iar acoperișurile roze deau ansamblului un, aer, un aer vesel. Intrați, ce-ați dori să beți? Încă de la Paris am chef de stridi și de un vin alb de regiune, mărturisii megre. Cât privește stridile, am și afla că trebuie să renunț la ele. Armand, strigă doctorul ducându-se către ușă. A două sticlă de vin alb, cel din raftul roșu, și explică. E sora mea, ea îmi face menajul de când am rămas văduv. Am doi băieți, unul licean la New York, celălalt face armata. Ce impresie vă face Saint Andre? Totul părea să-l amuze. Am uitat că încă n-ați văzut mare lucru. Un moment, ca eșantionul aveți pe canalia de pomel, care era argat la fermă și care s-a însurat cu proprietara hanului colțișorul plăcut când acesteia i-a murit bărbatul. era cu 20 de ani mai în vârstă decât Pomel. Nu îi displăcea să tragă la măsea. Cum era al naibii de geloasă iar banii aparțineau, el a ucis-o păhărel cu păhărel. Vedeți cum vine treaba, îi tot da de băut din ce în ce mai mult, așa că nu rare ori o trimite la culcare îndată după prânz. Șapte ani a rezistat cu ficatul ferfeniță și el i-a făcut o frumusețe de înmormântare. De atunci se culcă pe rând cu îngrijitoarele. Pleacă una după alta, afară de Terez, care pare să se țină bine. Sora doctorului intră, timidă, ștearsă, aducând o tavă pe care se aflau o pahare de cristal și o sticlă, iar lui Megrei se păru că arăta ca o servitoare de preot. Sora mea, comisarul Megre. Ea se retrase de-a alt lucru care păru să-l amuze pe doctor. Arma nu s-a măritat niciodată. În fond sunt convins că a așteptat toată viața să rămân văduv. Acum are în sfârșit o casă și mă poate răsfăța cum ar fi răsfățat un soț. Ce credeți despre Gastin? O, un amărât. De ce? Fiindcă face tot ce poate cu disperare, iar cei ce fac tot ce pot sunt niște amărâți. Nimeni nu-i poartă recunoștință. Se străduiește să bage ceva în cap unei bande de mucoși pe care părinților ar prefera să-i țină la fermă. A încercat chiar să-i determine să se spele, mi amintesc cum într-o zi l-a trimis acasă pe unu, fiindcă era plin de păduchi în cap. Un sfert de oră mai târziu a apărut tatele elevului furios și puțin a lipsit să nu se ia la bătaie. Soția lui e bolnavă? În sănătatea dumneavoastră. Aia nu i propriu zis bolnavă, dar nici tocmai sănătoasă. Vedeți, eu am învățat să nu mă prea tare în medicină. Soția lui Gastin e roasă de remușcări, îi e rușine. Își face reproșuri de dimineață până seara că și-a nenorocit bărbatul. Din cauza lui Șevasu, Știați deja, din cauza lui Șevasu, da, probabil că l-a iubit cu adevărat, ceea ce se numește o pasiune devastatoare. N-ai crede văzând-o un sfredel de femeiușcă și mai și seamănă cu bărbatul su de parcă ar fi frate și soră. Poate că de aici li se trage nenorocirea. Sunt prea asemănători. Ceva e o matahală plină de viață, un fel de taursătul care a făcut din ea ce-a vrut. Ea suferă încă de brațul drept care a rămas cam țeapăn. În ce relație era cu Leonie Birard? Se vedea numai de la fereastră peste curți și grădini, iar Leonii scotea din când în când limba la aia cum făcea cu toată lumea. ne mai pomenit în toată povestea asta? Mi se pare cum a fost omorâte Leonii, despre care ai fi zis că nimic nu poate atinge cu un glonte mic și din flinta unui copil. Și asta nu-i tot. Mai sunt și niște coincidențe de necrezut. Ochiul stâng cel în care a fost lovită era ochiul ei bolnav, care stătea aproape fix și cu care nu mai vedea de ani de zile. Ce spuneți de asta?" Doctorul ridică paharul. Vinul, cu reflexe verzui, era sec și ușor, cu un gust specific pronunțat. În sănătatea dumneavoastră, cu toți au să încerce să vă pună bețe în roate. Să nu credeți o iotă din ce au să vă spună, fie ei, părinți sau copii. Căutați-mă când vreți și am să fac tot ce pot să vă dau o mână de ajutor. Nu-i iubiți! În ochii doctorului se aprinseră lumini jucăușe, spuse cu convingere. Îi iubesc la nebunie! Sunt haioși! Capitolul 3. Amanta lui Șevasu Ușa primăriei era deschisă spre un coridor cu pereții albi, de curând zugrăviți, pe care erau fixate cu pioneze anunțuri administrative. Unele anunțuri, precum cel care vorbea de o ședință extraordinară a Consiliului Comunal, erau scrise de mână cu titlul trecut în litere ronde, probabil de către învățător. Pardoseala era din dale cenușii, tot cenușii erau și lambriurile – ușa din stânga dădea probabil în sala de consiliu, unde se afla un bust busta lui Mariane și drapelul, pe când cea din dreapta între deschisă era de la secretariat. Încăperea era goală, iar în aer stăruia un miros tătut de țigări de foi. Locotenentul Danielu, care își din birou în ultimele două zile cartierul său general, încă nu sosise. Față în față cu intrarea de la stradă, la celălalt capăt al coridorului, o ușă cu două canaturi era deschisă către o curte în mijlocul căreia se înălțau un tei. În dreapta curții se găsea școala, o clădire joasă pe ale cărei ferestre se zăreau chipuri de băieți și fete aliniate, iar în picioare silueta suplinitorului pe care îl văzuse Megre la Han. Era liniște ca într-o mănăstire și nu se auzea decât bătaia ciocanului pe Nicovală la potcovărie. În fund erau garduri, grădini verzi ca mugurii ce începeau să apară pe crengile liliacului, case albe și galbene cu ferestre deschise aici și colo. Megreolo la stânga către casa cu un etaj a familiei Gastin. Când întinse mâna înainte să bată, ușa se deschise și el se trezi în pragul unei bucătării. Înăuntru, un băiat cu ochelari ședea în fața mesei acoperite cu pânză cerată ca a plecat asupra unui caiet. Îi deschisese doamna Gastin, îl văzuse pe fereastră cum se oprise în curte, cum privise în jur și înaintase cu pași încet. Am aflat de ieri că o să veniți," spuse ea, dându-se la o parte ca să-i facă loc să treacă. Intrați, domnule comisar, dacă ați ști ce bine îmi pare că ați venit." Femeia șterse mâinile ude de șorț, întorcându-se către fiul ei, care nu ridicase capul și părea că nu-l ia în seamă pe vizitator. Nu-i dai bună ziua comisarului Megre Jean Paul? Bună ziua! Vrei să te duci la tine în cameră? Bucătăria era mică, dar în ciuda orei matinale de o curățenie meticuloasă, fără cea mai mică urmă de dezordine. Fără să protesteze, tânărul Gastin își și trecând pe coridor, începu să urce scara ce ducea la etaj. Veniți pe aici, domnule comisar! Traversară la rândul lor coridorul, pătrunzând într-o odaie ce servea drept salon și unde, probabil, nu locuia nimeni. Înăuntru puteai vedea un pian lângă perete, o masă rotundă, de stejar masiv, fotolii cu scufe de dantelă, fotografii pe pereți și pretutindeni bibelouri. Luați loc, vă rog!" Casa cuprindea patru încăperi, unele mai mici decât altele, iar Megrea avut impresia de cum intră că e prea înalt și prea corpolent și în același timp că se află dintr-o dată într-o lume ireală. Fusese prevenit că doamna Gastin era o femeie în genul bărbatului ei, însă nu și închipuise să-i semene până acolo până într-acolo încât să iei drept frate și soră. Avea aceeași culoare nehotărâtă a părului prea de timpuri urărit, mijlocul feței ca proiectat înainte, ochi spălăciți de miop iar copilul, la rândul lui, era caricatura tatălui și a mamei în același timp. Oare încercate de sus să tragă cu urechea la ceea ce se vorbea sau se adâncise din nou în caietul lui? Deși era de vreo 12 ani, avea de pe acum aerul unui moșulică sau, mai degrabă, al unui om fără de vârstă. Nu l-am trimis la școală, explică doamna Gastin închizând ușa. M-am gândit că e mai bine așa, știți ce cruz sunt copiii. Dacă Megre nu s-ar fi așezat, aproape că ar fi umplut o daia, așa că, nemișcat din fotoliul său, îi făcu semn interlocutoarei să ia și ia loc, fiindcă îl jena să o vadă stând în picioare. Ca și fiul ei, doamna Gastin n-avea vârstă. Megre știa că nu are decât 34 de ani, însă rare ori văzut o femeie care să-și abandoneze într-o asemenea măsură feminitatea. Sub rochea de o culoare nedefinită, corpul era slab și ostenit. Ghiceai sânii care atârnau ca două buzunare goale, spinarea începuse să-i se înconvoaie și pielea, în loc să se bronzeze sub soarele de la țară, devenise pământie, până și vocea ei era stinsă. Ea se strădui totuși să zâmbească, întinzând o mână timidă ce atinse antebrațul lui Megre pe când zicea, Vă sunt atât de recunoscătoare că ați avut încredere în el. Nu-i putea răspunde că încă nu era sigur, nici mărturisi că se hotărâse dintr-o dată să vină din cauza soarelui de primăvară de la Paris, precum și a unei amintiri cu vin alb și stridii. Dacă aș ști ce tare mă mustru, domnule comisar, că și numai eu sunt răspunzătoare pentru tot ce se întâmplă. Eu i-am stricat viața și lui și fiului meu. Fac o posibilul să-i spășesc în cer din toate puterile, vedeți? El se simțea la fel de stingerit ca atunci când intri, fără să știi, într-o casă unde e un mort pe care nu-l cunoști și numai nu mai trece prin cap ce să spui. Intras într-o lume aparte, care nu ținea de satul în mijlocul căruia era prinsă. Cei trei, Gastin, soția și fiul lor, aparțineau unei rase atât de deosebite, încât megre pricepea neîncrederea țăranilor. Nu știu cum au să se sfârșească toate acestea, continuă ea după ce scoase un suspin, dar nu vreau să cred că tribunalele condamnă un nevinovat. Este un om atât de deosebit. Ați văzut, însă de cunoscut, nu-l cunoașteți. Spuneți-mi cum arăta ieri seară. Foarte bine, foarte calm. Este adevărat că i-au pus cătușe pe peronul gării? Nu, i-a și pe cei doi jandarmi de bunăvoie. Era multă lume care se uita la el. Lucrurile s-au petrecut discret. Credeți că nu are nevoie de nimic? Are sănătatea delicată, n-a fost niciodată prea robust. Nu plângea. Trebuie să fi plâns atât de mult în viața ei încât nu mai avea lacrimi. Chiar deasupra capului ei, la dreapta ferestrei, se afla fotografia unei tineri aproape durdului, iar Megrenuș nu putea lua ochii de la ea, întrebându-se dacă fusese într-adevăr așa, cu ochii râzători și chiar cu gropițe în obraj. Vă uitați la portretul meu de pe când eram tânără? Mai era unul la lui Gastin ce-i făcea pereche. El aproape că nu se schimbase fără de faptul că la vremea aceea purta părul destul de lung ca artiștii, cum se spunea pe atunci, și neîndoios scria versuri. V-au spus, șoptia după ce aruncă o privire spre ușă, iar el simți că mai cu seamă despre asta voia să vorbească femeia, că la asta se tot gândea din clipa când aflase de sosirea lui că acesta era singurul lucru ce avea pentru ea însemnătate. Faceți aluzie la ceea ce s-a întâmplat la Curbevoa? La Charles, da. Se stăpâni și roșii ca și cum acel prenume ar fi fost tabu. Șevasu i-a dădu afirmativ din cap. Mă întreb și azi cum a putut să mi se întâmple așa ceva. Am suferit atât de mult, domnule comisar, și cât aș vrea să-mi pot explica. Știți, eu nu sunt o femeie rea. Pe Joseph l-am cunoscut când aveam 15 ani și am știut îndată că am să mă mărit cu el. Ne-am pregătit pentru viața împreună. Amândoi am hotărât să intrăm în învățământ. El v-a dat ideea. Așa crede mai inteligent ca mine. Este un om superior. Oamenii nu-și dau întotdeauna seama pentru că e prea modest. Ne-am luat diploma în același an și ne-am căsătorit. Am reușit mulțumită unui văr influență fim numiți amândoi la curbevoa. Credeți că asta are vreo legătură cu ceea ce s-a întâmplat marți aici? Îl privi surprinsă. N-ar fi trebuit să o întrerupă, căci și pierduse firul ideilor. Totul e din vina mea încruntat din sprâncene, neștiind cum să se explice mai repede. Fără ceea ce s-a petrecut la Curbevoa, n am fi venit aici. Acolo Joseph era bine văzut. Acolo oamenii au idei mai moderne, înțelegeți? Ar fi reușit, avea viitor. Și dumneavoastră? Și eu. Mă ajutam, dădea sfaturi. Pe urmă de pe zi pe alta, parcă mi-am pierdut mințile. Încă mă mai întreb ce m-a apucat. Nu voiam, mă apăram. Mă jurasem că nu voi face niciodată una ca asta. După aceea, când se era cu mine, se înroși din nou și bolborosi ca și cum l-ar fi jignit pe Megre însuși vorbindu-i de omul acela. Vă cer iertare, când era cu mine nu puteam să-i rezist. Nu cred să fi fost dragoste, pentru că eu îl iubesc pe Joseph. L-am iubit întotdeauna. M-a apucat un fel de febră și nu mă mai gândeam la nimic, nici măcar la băiatul nostru care era mic de tot. L-aș fi părăsit, domnule comisar. Chiar mă gândisem să-i părăsesc pe amândoi, să o plec oriunde. Înțelegeți asta? Megre nu îndrăznea să-i spună că fără îndoială nu încercase niciodată vreo plăcere sexuală cu soțul ei și că povestea era banală. Avea nevoie să creadă că trecuse printr-o aventură excepțională și să se zbuciume, să se căiască, să se trateze pe sine însă și ca pe ultima dintre femei. Sunteți catolică, doamnă Gastin? Atingea un alt punct sensibil. Am fost ca și părinții mei înainte să-l întâlnesc pe Joseph. El nu crede decât în știință și în progres. Nu-i poate suferi pe preoți. Ați încetat să vă mai duceți la biserică? Da. După ce le întâmplate, nu v-ați întors din nou către biserică? Nu am putut. Mi se pare că l-aș mai trăda încă o dată. Și pe urmă la ce bun. În primii ani aici, am sperat că vom începe viață nouă. Oamenii se arătau bănuitor, cum se întâmplă totdeauna la țară. Totuși, eram convinsă că într-o bună zi au să-și dea seama ce calități are soțul meu. Apoi au descoperit, nu știu cum, întâmplarea de la Curbevoa și nici măcar elevii nu l-au mai respectat. Când vă spun că totul e din vina mea. Soțul dumneavoastră a avut certuri cu Leonie S-a mai întâmplat. În calitatea lui de secretar al primăriei, era o femeie care făcea mereu greutăți. Au fost niște probleme de pus la punct cu alocația. Joseph e riguros. Își face doar datoria, nu semnează certificate fictive. Ea știa ce vi se întâmplase, ca toată lumea. Scotea limba și la dumneavoastră. Și îmi arunca vorbe murdare când treceam prin fața casei ei. Evitam să trec pe acolo. Nu numai că scotea limba la mine, da. Câteodată, când mă vedea pe fereastră, se întorcea și își ridica fustele. Vă cer iertare. Pare aproape de necrezut pentru o femeie în vârstă. Dar așa era ea. Lui Joseph nu i-ar fi trecut niciodată prin cap să o moare pentru atâta lucru. N-ar fi ucis pe nimeni. L-ați văzut. Este un om blând care ar vrea să-i vadă pe toți fericiți vorbiți de băiat. Ce să vă spun, se cu taică -su. E un băiat liniștit, studios, foarte avansat pentru vârsta lui. Nu-i primul din clasă ca să nu fie soțul acuzat că îl favorizează. Joseph îi dă da anume note mai mici decât merită. Copilul nu se revoltă. Înțelege. I-am explicat de ce e necesar să fac așa. E la curent cu cele întâmplate la curbevoa? Nu i-am vorbit niciodată despre asta, însă colegii lui n-au stat degeaba. El se preface că nu știe nimic. Îi se întâmplă să se joace cu ceilalți. A început să juca. De vreo doi ani de când satul s-a pus pe față împotriva noastră, preferă să rămână în casă. Citește mult. Îl învăță să cânte la pian. Cânte de pe acum foarte bine pentru vârsta lui. Fereastra era închisă, iar Megre începea să se sufoce și să se întrebe dacă nu cumva s-a aflat intuit dintr-o dată în vreun vechi album cu fotografii. Soțul dumneavoastră a venit acasă marți puțin după ora zece?" Da, așa cred. Mi-au pus de atâtea ori întrebarea asta în fel și chip, ca și cum ar fi vrut numai decât să mă contrazic, încât nu mai sunt sigură de nimic. De obicei, în recreație, intră câteva clipe în bucătărie și bea o ceașcă de cafea. La ora aceea, mă aflu de obicei sus. Bea vin? Niciodată și nici nu fumează. Mars n-a venit în timpul recreației. El a zis că nu. Și eu am zis la fel, că cel nu minte niciodată. După aceea s-a zis că a venit ceva mai târziu. Ați negat? Am fost de bună credință, domnule Megre. Mai pe urmă mi-am adus aminte că i-am găsit ceașca de cafea pe masa din bucătărie. Dar nu știu dacă a venit în timpul recreației sau după. S-ar fi putut duce în magazia cu unelte fără să-l vedeți? Camera în care eram eu la etaj n-are fereastră spre grădină. Dar casa lui Leonie Birard o puteați vedea? Da, dacă m-aș fi uitat. N-ați auzit focul de armă? N-am auzit nimic, fereastra era închisă. M-am făcut foarte friguroasă de fapt am fost dintotdeauna, iar în timpul recreațiilor închid ferestrele chiar și vara din cauza zgomotului. Mi-a spus că oamenii de pe aici nu-l plac pe soțul dumneavoastră. Aș vrea să lămurim acest aspect. Este vreunul din sat care să aibă ceva special împotriva lui? Cu siguranță adjunctul primarului. Teo? Teo Curma. Da, care locuiește chiar în spatele casei noastre. Grădinile noastre se învecinează. Cum se crapă de zi, începe să bea vin alb la el în pivniță unde se află totdeauna un butoiaș cu cepul pregătit. De pe la 10-11 se duce la lui, sunt de bea mai departe până seara. Nu face nimic? Părinții lui avea o fermă mare, el n-a muncit în viața lui. Într-o după amiază când Joseph era plecat în La Roșel cu Jean Paul, iarna trecută, a intrat la noi în casă pe la patru și jumătate. Eram sus, tocmai mă schimbam. Am auzit pași grei pe scară, era el. Beat criță. Am pins și a început să râdă. Apoi, dintr-o dată, ca și cum ar fi fost într-o cază dintre acelea, a încercat să mă răstoarne pe pat. l A înzgăria pe față și am făcut o rană serioasă la nas. I-a curs sânge. A început să înjure și să țipe pe o femeie ca mine n-are dreptul să facă mofturi. Am deschis fereastra amenințând că stric după ajutor. Eram în combinezon. Până la urmă a plecat, cred că mai degrabă din pricina sângelui care îi se scurgea pe față. De atunci nu mi-a mai spus niciodată vreun cuvânt. El conduce satul. Primarul domnul Rato se ocupă cu creșterea miidilor, e prin toată ziua cu treburile lui și ei nu se mai arată pe la primărie decât în zilele de consiliu. Te aranjează alegerile după placul lui, face servicii, semnează orice hârtie. Nu știți dacă marți dimineața se afla în grădina lui așa cum pretinde? Dacă așa spune, probabil că așa și este, că ce-au putut să-l și alte persoane. E adevărat că dacă le-ar cere să mintă în favoarea lui, oamenii n-ar sta pe gânduri. V-ar deranja dacă aș sta puțin de vorbă cu fiul dumneavoastră? Resemnată, ea se ridică și deschise ușa. Jean Paul, vrei să cobori? De ce? Se auzi vocea la etaj. Comisarul Megre vrea să-ți spună ceva. Se auzi ropașovăitori. Băiatul a părut cu o carte în mână și rămase la început în pragul ușii neîncrezător. Intră, băiete. Bănesc că nu-ți e frică de mine. Nu mi-e frică de nimeni. Avea aceeași voce înfundată ca și mama lui. Marți dimineața era în clasă, aruncă o privire către comisar, apoi către maică sa, ca și cum s-ar fi întrebat dacă trebuie să răspundă chiar și la o întrebare atât de nevinovată. Poți să vorbești, Jean Paul, comisarul ține cu noi. Privirea ei părea să-i ceară iertare lui Megre pentru această afirmație. Totuși nu obținut din partea copilului decât un semn din cap. Ce s-a întâmplat după recreație? Din nou aceeași tăcere, Megre se preschimbă într-un moment de răbdare. Presupun că vrei ca tatăl tău să iasă din închisoare și adevăratul vinovat să fie arestat. Era greu să ghicești ce spunea ochii băiatului prin lentilele groase ale ochelarilor. Nu întorceau privirile din potrivă, îl fixa pe comisar, fără ca pe chipul lui sub să se clintească vreo trăsătură. Pentru moment, continuă comisarul, nu știu decât ceea ce povestesc oamenii. Un fapt mărunt, aparent fără importanță, poate să mă pună pe o pistă. Câți elevi sunteți la școală? Răspunde Jean-Paul, iar el cu regret, cu toții 32. Ce înțelegi prin cu toții? Cei mici cu cei mari, toți cei care sunt înscriși. Mama sa explică. Lipsez mereu, câteodată, mai ales când e vreme frumoasă, abia dacă vin vreo 15 și nu poți trimite mereu jandarmii acasă. Ai prieteni în clasă? El lăsă să-i scape. Nu. Dintre copiii din sat nu e niciunul care să fie prieten. Atunci, cu un aer sfidător, el rosti. Sunt fiul directorului școlii. Din pricina asta nu te iubesc. El nu răspunse. Ce faci în timpul recreațiilor? Nimic. Nu vi să pe mama? Nu. De ce? Pentru că nu vrea tata. Doamna Gastin explică din nou. Nu vrea să facă vreo deosebire între fiul lui și ceilalți. Dacă Jean-Paul ar intra aici în timpul recreațiilor, N-ar mai exista niciun motiv ca fiul pasnicului de la câmp sau al măcelarului, de pildă, să nu treacă strada ca să se ducă acasă. Înțeleg. Îți aduce aminte ce a făcut mar statăl tău în timpul recreației?" Nu. Nu-i supraveghează pe elevi?" Ba da. Stă în curte cu voi? Uneori. N-a intrat în casă? Nu știu." Rare ori pusese întrebări cuiva mai recalcitrant. Dacă ar fi avut un adult în fața lui, megrei ar fi sărit Sandra ceea ce doamna Agastin simți că ce apropiindu-se de fiul său spre a-l proteja, îi pusă o mână pe umăr cu un gest împăciuitor. Răspunde politicos comisarului Jean Paul. Da, nu sune politicos. La ora 10 va ați înapoi cu toți în clasă. Tatăl tău a scris pe tablă? Printre perdele megrezărea în clădirea din fața școlii o porțiune din tablă pe care erau scrise cu cretă niște cuvinte. Poate. Ce oră aveați? Negramatică. A bătut cineva la ușă? Poate. Nu ești sigur? Nu l-ai văzut ieșind pe tatăl tău?" Nu știu." Ascultă, când învățătorul iese din clasă, de obicei levi se ridică, vorbesc, fac Jean-Paul, tăcu." Așa s-a întâmplat marți." Nu mi-aduc aminte." N-ai ieșit din clasă?" De ce?" De pildă, ai fi putut să te duci la toaletă. Văd că este în curte." Nu m-am dus." Cine s-a repezit și la fereastră?" Nu știu." Acum me stătea în picioare cu pumnii strânși în buzunare. Ascultă! Nu știu nimic, n-am văzut nimic, n-am nimic să vă spun. Și dintr-o dată puștiul ieși din odaie, luând-o în sus pe scară, s se auzi la etaj cum închidea ușa. Să nu vă supărați pe el, domnule comisar. Puneți-vă în locul lui. Iar locotenentul l-a interogat mai bine de un ceas și când s-a înapoi nu mi-a spus o vorbă, s-a întins pe pașa a rămas așa până seara cu ochii larg deschiși. Își iubește tatăl. Ea nu înțelese exact sensul întrebării. Vreau să spun, are o afecțiune, o admirație specială pentru tatăl său? Sau poate vă preferă pe dumneavoastră? Cui îi face confidențe? Nu îi face confidențe nimănui. Cu siguranță că mă preferă pe mine tatălui său. Cum a reacționat când a fost acuzat soțul dumneavoastră? Exact cum ați văzut. N-a plâns? Nu l-am văzut plângând din pruncie. De când are carabina? I-am dăruit-o de Crăciun. O folosește des? Din când în când se plimbă singur cu carabina sub braț ca un vânător, dar cred că trage rare ori. În două-trei rânduri a fixat o țintă de hârtie pe teiul din curte, însă soțul meu i-a atras atenția că rănește copacul. Presupun că dacă ar fi ieșit din clasă marți în timpul absenței soțului dumneavoastră, colegii lui ar fi remarcat. Cu siguranță. Și-ar fi spus-o? V-ați putut gândi că Jean Paul... Sunt obligat să mă gândesc la toate. Cine este elevul care pretinde Că a văzut pe soțul dumneavoastră ieșind din magazia cu unelte. Marcel Selier. Al cui fiul este? Al paznicului de la câmp, care e în același timp tinichigiu, electrician și lăcătuș. La nevoie tot el repara coperișurile. Ce vârstă are Marcel Selier? Aceeași vârstă cu Jean Paul, cu două-trei luni diferență. E un elev bun? Cel mai bun din preună cu fiul meu. Ca să nu pară că îl favorizează pe Jean Paul, soțul meu îi dă dintotdeauna primul loc lui Marcel. Și tatălui e inteligent, harnic. Cred că sunt oameni cum se cade. Sunteți supărat tare pe el. Pe cine? Pe Jean Paul. A fost aproape neobrăzat cu dumneavoastră. Iar eu nici măcar nu v-am oferit ceva de băut. Nu vreți să beți ceva? Mulțumesc. Probabil că locotenentul a și sosit și i-am făgăduit să mă întâlnesc cu el. Veți continua să ne ajutați. De ce mă întrebați asta? Pentru că în locul dumneavoastră cred că aș fi descurajată. Ați venit de atât de departe, iar ceea ce găsiți aici e atât de puțin ademenitor. Voi face tot ce am să pot. Megre se îndreptă spre ușă spre a evita ca ea să-i apuce mâinile așa cum simțea că e gata să facă și poate să-i le sărute. Se grăbea să ajungă afară, să simt aerul proaspăt pe obraj sau de alte sunete decât glasul obosit al soției învățătorului. Am să revin neapărat să vă văd, Credeți că nu are nevoie de nimic? Dacă are nevoie de ceva, am să vă spun. Nu trebuie să-și ia un avocat? Încă nu este necesar. În momentul în care străbătea curtea fără să privească în ușile cu geamuri ale școlii se deschiseră larg și un grup de copii de dubuzna afară strigând. Câțiva văzându-l se opriră răscurt, știind fără îndoială de la părinților lor cine era și începură să-l scodească din priviri. Erau de toate vârstele țânci de șase ani și băiețandrii de 14 sau 15 ani, care aveau de acum înfățișare de adolescenți. Erau și fete adunate într-un colț spre a se apăra parcă de băieți. Dincolo de coridorul cu cele două uși deschise, megrezări mașina jandarmeriei. Se opri în fața secretariatului și bătu la ușă. Se auzi vocea lui Danielu. Intrați! Locotenentul care scosese centironul și și deschease nasturii de la tunică, se ridică să-i strângă mâna. Se instalase pe locul lui Gastin, cu hârtiile desfășurate în fața lui, și cu ștampilele primăriei alături. Megre nu observă imediat tânăra voinică, așezată într-un colț umbrit ce ținea un prunc în brațe. Luați loc, domnule comisar, vă stau la dispoziție numai decât. Mi-am luat precauția să convoc din nou toți martorii și să-i mai interoghez odată. Fără îndoială asta din pricina prezenței comisarului la Saint Andre. O havană? Nu mulțumesc, fumez numai pipă. A, uitasem. În cel privește, fuma havane cu tutun din cel mai negru, pe care le plimba prin gură în timp ce vorbea. Permiteți? Și întorcându-se către fată. Spui că ți-a făgăduit să-ți lase tot ce avea, inclusiv casa? Da, așa a promis. Ea nu părea să știe ce anume înseamnă asta. În fapt, nu părea să știe mare lucru și lăsa mai degrabă impresia că ar fi proasta satului. În altă și zdravănă o la trup, îmbrăcată într-o roche neagră de căpătat, avea fire de paie în părul în neorânduială. Mirosea puternic iar pruncul răspundea și el un miros de urină și de fecale. Când s a făcut promisiunea asta? A, oh, de mult! Avea niște ochi mari de un albastru aproape transparent și încrunta din sprâncene încercând să înțeleagă ce voiau de la ea. Ce înțelegi prin de mult un an? Poate cu un an. Doi ani? Ce? Se, se poate. De cât timp lucrez la Leonie Birard? Stați așa. După ce am avut al doilea copil. A, nu, al treilea. Câți ani are? Buzele ei se mișcau ca la biserică în timp ce făceau un calcul mental. Cinci ani. Unde e acum? Acasă. Cât e acasă? Trei. Unul e aici, iar cel mare e la școală. Cine îi păzește? Da nimeni. Cei doi bărbați schimbară o privire. Lucrez deci cam de cinci ani la Leonie Birard. Făgăduiala de a-ți a făcut -o de cum a intrat la ea? Nu. După doi, după trei ani? Da. Doi sau trei? Nu știu. A semnat vreo hârtie? Nu știu. Nu știi nici de ce ți-a făcut promisiunea asta. Ca să turbeze de necaz ne poate să aia, mi-a spus. Ne poate să venea să o viziteze? Niciodată. E doamna Selier, soția paznicului de la câm, nu-i așa? Da. Paznicul nu o vizita nici el deloc? Ba da. Nu erau certați? Ba da. Și de ce se ducea la ea? Ca să o amenințe că îi face proces verbal când i-aș arunca gunoile pe fereastră. Se certau? Se înjurau de mama focului. O iubeai pe stăpână? I-a făcut ochii rotunzi, ca și cum ideea că ar putea iubi sau nu pe cineva nu i-ar fi trecut niciodată prin cap. Nu știu. Se purta bine cu tine? Îmi dădea ce i rămânea. Ce i rămânea din ce? Din mâncare și la fel, așa, rochii ro vechi. Te plătea regulat? Nu, cine știe ce. Ce vrea să zic asta, nu cine știe ce. Jumătate din ce îmi dau celelalte, că muncesc la ele. Dar i-am luat toate după miezele, așa că... Ai fost de față și la alte certuri? A, aproape cu toată lumea. La ea acasă? Nu mai așa din casă, striga la oameni de la geam. Ce le striga? Lucruri pe care le făcuseră și nu voiau să se știe. De asta au ura toată lumea. A, ah, eu așa cred. O urat cineva atât de tare încât să o omoare? Așa o fi din moment ce au omorât-o. Dar n-ai nici cea mai mică idee cine ar fi putut să o facă. Credeam că știți. Cum așa? Păi dacă l-ați arestat pe învățător, crezi că el e? Nu știu. Îmi dați voie să pun o întrebare. Interveni Megrent rocându-se către locotenent. Vă rog, Teo, vicele primarului, e tatăl unuia sau mai multora dintre copiii tăi? Ea nu se simți jignită, păru să stea pe gânduri. Poate că da, nu sunt sigură. Se înțelegea bine cu Leonie Birard. Iar rămase iarăși pe gânduri, ca și ceilalți. Știa că ea îți promisese să te tracă în testament? Eu îi spusese. Și cum a reacționat? Ea nu înțelese cuvântul. El reluă. Ce ți-a răspuns? Mi-a zis să-i cer o hârtie. Și i-ai cerut? Da. Când? De mult? A refuzat? A zis că totul era în ordine. Ce ai făcut când ai găsit o moartă? Am țipat. Numai decât? De cum am văzut sângele. La început crezuse în caleșinat. N-ai răscolit prin sertare? Care sertare? Megrei făcu semn locotenentului că îi sprăvise. Acesta se ridică în picioare. Îți mulțumesc, Maria. Dacă o să mai am nevoie de tine, te convoc eu. N-a semnat nicio hârtie? Întrebă aceasta din dreptul lui și cu pruncăl în brațe. Până acum nu s-a găsit nimic. Atunci am urmărit în timp ce le întorcea spatele. Trebuia să-mi închipui că mă înșală. O văzură trecând prin fața ferestrei, vorbind de una singură, cu un aer nemulțumit. Capitolul 4. Scrisorile funcționarei de la poștă Locotenentul suspină ca pentru a se scuza, Vedeți, fac ce pot! Și era, desigur, adevărat. O făcea cu atât mai conștiincios cu cât cineva asista acum la încheta sa, cineva de la faimoasa poliție judiciară care avea, probabil, un prestigiu deosebit în ochii lui. Cazul său era curios. Aparținea unei familii cunoscute din Toulouse și, la dorința părinților, absolvise Politehnica, ba chiar cu note mai mult decât onorabile. Atunci, în loc să aleagă între armată și industrie, se hotărâse pentru jandarmerie și își mai impusese doi ani de drept. Avea o soție frumoasă, de asemenea de familie bună, și amândoi treceau drept una din perechile cele mai agreabile din La Rochelle. Se străduia să arate că se simte în largul său unde corul cenușiu al primăriei, unde soarele încă nu pătrundea și unde, în contrast cu lumina de afară, era aproape întuneric. Nu e ușor să descoperi ce gândesc ei, observă locotenentul aprinzându-și nou o nouă havană. Într-un colț al încăperii se aflau, sprijinite de perete, șase carabine de calibrul 22, dintre care patru absolut asemănătoare, iar una de model vechi cu patul sculptat. Cred că le am pe toate. Dacă mai sunt vreunele pe undeva, oamenii mei le vor găsi în cursul dimineții luă de pe șemine o cutie de carton care semăna cu o cutie de pastile și scoase din trânsa o bucată de plumb deformată. l am examinat cu atenție. Am urmat cândva cursuri de balistică, iar în La Rochelle noi n-avem expert. E vorba de un glonț de plumb, căruia îi se mai spune și proiectil moale, și care se turtește când își atinge ținta, chiar dacă aceasta e o scândură de brad. E inutil, deci, să căutăm pe el urmele care pot fi găsite la alte feluri de gloanțe și care îți permit adeseori să identifici arma cu care s-a tras. Megre cu semn că înțelege. Vă sunt familiare carabinele de calibrul 22, domnule comisar. Mai mult sau mai puțin. Mai degrabă mai puțin decât mai mult, căci nu și amintea de vreo crimă comisă la Paris cu o asemenea armă. Acestea pot trage cu două feluri de cartușe, scurte sau lungi. Cele scurte au o bătaie destul de mică, dar cele lungi și ating ținta la mai mult de 150 de metri. Pe marmura cu vinișoarea șemineului, încă vreo 20 de bucățele de plumb forma o grămăjoară. Am făcut ieri un anumit număr de experiențe cu carabinele de aici. Glonțul care a lovit-o pe Leoni Birard este un 22 lung, iar greutatea lui corespunde celor pe care le-am tras noi. Nu s-a găsit tubul cartușului. Oamenii mei au cercetat cu mare amănunțime grădinile. Vor mai căuta și în după-amiaza de azi. Nu e imposibil ca cel care a tras să-l fie adunat de pe jos. După câte vedeți, avem foarte puține indicii materiale. Toate puștile astea au fost folosite recent? Destul de recent, este greu să-ți faci o idee precisă, căci băieții nu se omoară să le curețe și să le ungă după folosire. Nici raportul medical pe care l-am aici nu ne e de mare ajutor, căci doctorul nu e în stare să determine măcar aproximativ de la ce distanță s-a tras. Poate fi la fel de bine 50 sau mai mult de 100 de metri. Megreș umplea pipa în picioare lângă fereastră, ascultând neatent. În fața, aproape de biserică, un bărbat cu părul negru vâlvoi potcovea un cal pe care îl ținea de picior un tânăr. Judecătorul de instrucție și cu mine am luat la rând diferitele ipoteze posibile. Prima care ne-a venit în minte oricât ar părea de ciudat a fost aceea unui accident întâmplător. Are ceva atât de incredibil în ea crima aceasta, uciderea unei funcționare de la poștă cu un glonț calibru 22?" pare așa de neverosimilă, încă ne-am întrebat dacă nu cumva a fost întâmplătoare. Pe undeva în vreo grădină cineva ar fi putut să o chească în vrăbi, așa cum obișnuiesc băieții. Sunt și coincidențe mai strani, înțelegeți ce vreau să spun? Megredă du afirmativ din cap, locotenentul avea o nevoie aproape copilărească de a fi aprobat de el și dorința lui de a rezolva problema era înduioșătoare. Asta este ceea ce am numit noi teoria accidentului pur și simplu, dacă moartea lui Leonie Birar s-ar fi produs la o altă oră a zilei, sau într-o zi de sărbătoare sau într-o altă parte a satului, ne-am fi oprit asupra ei, fiindcă este cea mai plauzibilă. Numai că la ora la care a fost ucisă bătrâna, copiii erau la școală. Toți? Aproape lipseau trei sau patru, printre care și o fată care locuiesc destul de departe la ferme și nu au fost văzuți în sat în dimineața aceea. Un altul fiul măcelarului zace în de aproape o lună, ne-am gândit atunci la o a doua posibilitate, aceea unei rele intenții. Unul dintre vecini înceartă cu bătrâna Birard, cum e cazul cu mai toți. Cineva pe care el va fi sfidat prea mult ar fi putut, într-o izbucnire de mânie, să tragă de departe ca să o înspăimânte, ori ca să-i spargă geamurile, fără să-i treacă prin gând să o omoare. Încă n-am exclus cu totul această ipoteză, fiindcă cea de-a treia omorului premeditat presupune întâi de toate un țintaj de primă mână. Dacă glonțul ar fi atins victima oriunde în altă parte în afara ochiului, aceasta n-ar fi fost decât rănită și nici măcar grav. Și ca să o nimerească în ochi de la o anumită distanță, ar fi trebuit să fie un țintaș excepțional. Nu uitați că totul s-a petrecut în plină zi, în grupul de case unde ne aflăm, la o oră la care cele mai multe dintre femei trebăluiesc pe acasă. E o îngrămădeală de curs și de grădini. Era vreme frumoasă și multe ferestre erau deschise. Ați încercat să stabiliți unde era fiecare pe la zece și un sfert? Ați auzit-o pe Maria Smelker. Celelalte depoziții sunt tot cam atât de clare ca și a ei. Oamenii răspund fără plăcere. Când intră în detalii, acestea sunt așa de confuze încât nu fac decât să complice lucrurile. Adjunctul era la el în grădină? Se pare că da. Depinde dacă te ții după ora de la radio sau după cea de la biserică, deoarece orologiul din clopotniță o ia înainte cu 15 până la 20 de minute. Cineva care asculta radioul pretinde că l-a văzut pe Teo pe drum, pe la 10 și un sfert, îndreptându-se către colțișorul plăcut. Cei de la colțișorul plăcut afirmă că n-a ajuns acolo decât după zece și jumătate. Soția măcelarului care punea rufe la uscat zice că l-a văzut intrând în crama lui ca să bea ceva. Cum are obiceiul, el are carabină. Nu, doar o pușcă de vânătoare cu două țevi. Asta ca să demonstrez cât poate fi de greu să obții o mărturie valabilă. Singura care rezistă este a băiatului. Fiul paznicului de la câmp? Da. De ce n-a vorbit din prima zi? L-am întrebat și eu. Răspunsul lui e plauzibil. Știți, probabil că tatăl său, Julian Selier, s-a căsătorit cu nepoata bătrânei. Mai știu și că Leonie Birard își anunțase intenția de a o dezmoșteni. Marcel Selier și-a zis că ar fi dat impresia că vrea să-l scoată pe tatăl său din cauză. De aceea nici nu i-a spus acestuia decât în seara zilei următoare. Iar Julian Selier ni l-a adus joi dimineața. O să-i vedeți. Sunt oameni simpatici cu aspect sincer. Marcel l-a văzut pe învățător ieșind din magazia cu unelte. Așa zice. În clasă copiii rămăseseră de capul lor. Cei mai mulți făceau gălăgie, pe când Marcel Selier, care are o fire mai degrabă serioasă și liniștită, s-a apropiat de fereastră și l-a văzut pe Joseph Gastin ieșind din magazie. Nu l-a văzut și intrând? Nu, mai ieșind. În acel moment probabil că glonțul fusese tras. Totuși învățătorul continuă să nege că ar fi pus piciorul în dimineața aceea în magazie. Sau el minte, sau băiatul a inventat povestea. Dar pentru ce? Într-adevăr, pentru ce? Murmură megre ca -ntreagăt. I se părea că e tocmai ora potrivită pentru un pahar de vin. Recreația luase sfârșit. Două bătrâne treceau cu sacoșe spre cooperativă. Aș putea să arunc o privire în casa lui Leonie Birard? Întrebă el. Vă însoțesc, am cheia. Cheia se afla pe șemineu. O aruncă în buzunar, se încheie la tunică și și puse chipiul. Afară aerul mirosea totuși amare, dar nu atât pe cât și-ar fi dorit Megre. O luaram amândoi către colțul străzii și în față la lui Spomel, comisarul spuse cu tot firescul, Bem un pahar?" Credeți că..." Făcu locotenentul încurcat. Nu era genul de om care să bea într-o bodegă sau într-un han. Invitația al stingerea și nu știa cum să refuze. Mă întreb dacă... Doar o dușcă la botul calului. Teo era înăuntru, așezat într-un ungher cu picioarele întinse, având alături o carafă de vin și un pahar. Factorul poștal, care avea un cârlic de fier în locul brațului stâng, stătea în picioare în fața lui. La intrarea lor, amândoi tăcură. Cu ce să vă servez, domnilor?" întrebă din spatele teșghelei lui, cu mânecile suflecate până sus. O jumătate," Danielu, care nu se simțea în apele lui, se foia încercând să nu-și piardă cumpătul. Poate de aceea adjunctul îi privea pe amândoi cu ironie. Era înalt și probabil că fuzese și gras. Când slăbise, pielea începuse să-i semene cu un veșmânt prea larg care face cute. I se citea pe figură siguranța batjocoritoare a țăranului, care ei se adăuga aceea unui politician obișnuit să manipuleze alegerile locale. Ei, ce se mai întâmplă cu canalia aia de gastin?" Întrebă el ca și cum nu s-ar fi adresat nimănui în particular, iar Megre, fără să știe prea bine din ce motiv, îi răspunse pe același ton. Așteaptă pe cineva să vină să ia locul. Locotenentul se simți șocat. Factorul întoarse repede capul. Ați descoperit ceva?" întrebă el. Dumneata care umbli toată ziua, trebuie să cunoști ținutul mai bine ca oricine." oh, și ce umblu! Înainte, nu cu multă vreme în urmă, mai erau oameni care nu primeau, ca să zic așa, niciodată scrisori. Mi-aduc aminte de unele ferme unde nu călcam decât o dată pe an pentru calendar. Acum nu numai că fiecare primește un ziar pe care trebuie să-l duc la domiciliu, dar nu e unul să nu ceară o alocație sau o pensie. Dacă ați ști ce de hârtii înseamnă asta... Și repetă copleșit. Hârtii, hârtii... După tonul cu care vorbea, ai fi zis că le completa chiar el. Mai întâi foștii combatanți, pe ei înțeleg, apoi pensiile pentru văduve, pe urma, asigurările sociale, alocațiile pentru familiile cu mulți copii și alocațiile pentru... Și întorcându-se către adjunct. Mă înțelegi? Mă întreb dacă există o singură persoană în tot satul care să nu primească nimic de la guvern și sunt sigur că unii fac copii doar pentru alocații. Cu paharul aburit în mână, Megre întrebă vesel. Cred dumneata că alocațiile au vreun rol în moartea lui Leonie Birard? Nu se știe niciodată. Avea fără îndoială o idee fixă. El însuși primea probabil o pensie pentru brațul său. Lua afă de la guvern și îl scotea din sărite faptul că ceilalți treceau și ei pe la casă. În definitiv, era gelos. A, domnul cică, Luis! Lui Teo ochii râdeau mai departe. Megreș bivinul cu înghițituri mici, ceea ce aproape corespundea ideii pe care și-o făcuse despre călătoria sa la țărmul mării. Aerul avea aceeași culoare ca vinul transparent, același gust. Afară, două găini scurmau în pământul înțelenit, unde probabil că nu prea găsau râme. În bucătărie, Teres curăța ceapă, ștergându-se din când în când la ochi cu colțul șorțului. Mergem?" Danielu, care abia dacă își muiase buzele în pahar, îl urmă ușurat. Nu vi se pare că țăra niștea un aer bat jocoritor?" murmură el după ce a ajuns afară. Zău că da!" S-ar zice că asta vă amuză. Megre nu răspunse. Începea să se înrădăcineze în sat și nu mai regreta că părăsise che de În dimineața aceea nu-i telefonase soției sale cum îi făgăduise. Nici măcar nu zărise clădirea poștei. Ar fi trebuit să se gândească și la asta numai decât. tercură prin fața unei mercerii, prin ale cărei vitrine comisarul zări o femeie așa de bătrână și de descărnată, că te întrebai cum de nu se risipea. Cine este?" Sunt două cam de aceeași vârstă, domnișoarele Tevenard. Și în satul lui Natal două fete bătrâne țineau o prăvălie. Să-ți vină să crezi că locuitorii Franței sunt toți la fel. Anii trecuseră, drumurile se umpluseră de mașini rapide, autobuze și camionete înlocuiseră briștile, vedeai peste tot cinematografe, se inventaseră radioul și o mulțime de alte lucruri. Și totuși, Megre regăsea aici personajele copilăriei lui, înțepenite în atitudinele lor ca într-o stampă de epinal. Iată casa! Era veche și singura de pe stradă care nu mai văzuse un strad de tencuială de ani de zile. Locotenentul introduse cheia în broasca unei uși vopsite în verde, pe care o împinse și imediat le ajunse la nas un dulceag, același ce domnea probabil în casa celor două fete bătrâne de alături, și pe care îl afli numai în locurile în care trăiesc izolate persoane foarte vârstnice. Prima odaie semăna puțin cu aceea în care îl primise doamna Gastin, cu deosebirea că mobilele de stejar erau mai puțin ceruite, fotolile mai obosite, iar șemineul avea o enormă garnitură de aramă. Într-un ungher se mai găsea și un pat, adus probabil dintr-o altă cameră care era încă desfăcut. Dormitoarele sunt la etaj, explică locotenentul. De mai mulți ani, Leonii Birar nu mai voia să urce pe scări. Trăia la parter, dormind în odaia asta. Nimic n-a fost atins. În spatele ușii între deschise se afla o bucătărie destul de mare, cu o vatră de piatră lângă care se instalase un cuptor cu cărbuni. Peste tot, domnea murdăria. Pe cuptor, cratițele lăsaseră cercuri roșiatice. Pereții erau stropiți cu pete. Fotolul de piele din fața ferestrei probabil că era cel în brațele căruia bătrâna își petrecea cea mai mare parte a timpului. Megre înțelese din ce motiv prefera ea să stea în această încăpere și nu în cea din față. Pe drumul care ducea către mare nu trecea mai nimeni, în timp ce din spate vedeai, ca și de la învățător, partea mai plină de viața caselor, curțile și grădinile, inclusiv curtea școlii. Era aproape intim. Din fotoliul ei, Leonie Birard participa la existența cotidiană a vreo 10 familii și, dacă avea vedere bună, putea ști și ce mănâncă fiecare. Inutil să vă mai spun, conturul de indică locul unde a fost găsită." Pata pe care o vedeți?" Înțeleg." N-a sângera mult." Unde este acum?" A fost dusă la morga din La Roșel pentru autopsie." Mormântarea va avea loc mâine dimineață." Tot nu se știe cine o moștenește." A încăutat peste tot un testament." Am telefonat unui om de afaceri." Un avocat specializat în proceduri din La Roșel." I-ai vorbise adesea de întocmirea unui testament, însă nu l-a făcut niciodată în fața lui." Omul are în păstrare titluri care îi aparțineau, obligațiuni, actul de proprietate al casei în care ne aflăm și al încă uneia, pe care o avea la 2 kilometri de aici. Așa încât, dacă nu se descoperă nimic, va moșteni nepoata ei? Așa am impresia. Ia ce spunem privința asta? Nu pare să se sinchisească, familia se nu e săracă. Fără să fie bogați, au o afacere bunișoară, o să-i vedeți. N-am experiență la oameni ca dumneavoastră. Aceștia mi se par însă sinceri, onești, muncitori. Megre se apucase să deschidă și să închidă sertare, descoperind ustensile de bucătărie pe jumătate ruginite, obiecte desperecheate, nasturi vechi, cuie, facturi, toate amestecate talmeș, balmeș cu mosoare pe care nu mai era ață, cu ciorapi, cu ace de păr. Reveni în prima încăpere, unde se afla o comodă veche, nu fără valoare. Deschise și aici sertarele. Ați examinat hârtiile astea?" Locotenentul roșii ușor, ca și cum ar fi fost prins pe picior greșit, sau ca și cum i s-ar fi pus în față niște realități neplăcute. Arborase aceeași figură la cârciuma lui lui, când fusese nevoit să puce paharul cu vin alb, pe care îl întinsese megre. Sunt niște scrisori, văd. Sunt vechi de mai bine de zece ani, de pe vremea când încă mai era funcționară la poștă. Din câte îmi dau seama, scrisorile acestea nu erau adresate. Exact! Voi anexa, desigur, această corespondență la dosar. I-am vorbit judecătorului de ea. Nu le pot face pe toate în același timp. Toate scrisorile se aflau încă în câmplicurile lor, iar pe acestea se citau diverse nume: Evariste Cornu, Augustin Cornu, Jules Marciandon, Celestin Marciandon, Teodor Cumar și altele. De asemenea, nume de femei, inclusiv ale celor două surori, Tevenard, domnișoarele de la Mercerie. Dacă înțeleg bine, pe vremea când era poștăriță, Leonii Birar nu mâna destinatarilor întreaga corespondență. Parcurse câteva scrisori. Scumpă mamă, prin prezent ați transmit că sunt bine și că nădăjduiesc că și tu la fel. Sunt mulțumită la noi mei patroni, atât că bunicul care stă la ei tușește toată ziua și scuipă pe jos. O alta zicea. L-am întâlnit pe vărugiul pe stradă și văzându-mă, i s-a făcut rușine. Era beat criță așa am crezut un moment că nu m-a recunoscut. Evident, Leonie Birard nu deschidea toate scrisorile. Părea că anumite familii o interesau mai mult decât altele, în special cei din neamurile Cornu și Rato, numeroși în ținut. Câteva plicuri purtau timbrul senatului. Erau semnate de un politician cunoscut, mort cu doi ani mai înainte. Scumpe prietene, am primit scrisoarea dumitale în problema furtunii care ți-a răvășit bazinele pentru midii și-a luat în larg mai mult de 200 de stâlpi sunt gata să fac cele de trebuință pentru ca fondurile prevăzute pentru victimele calamităților. Am luat informații, explică locotenentul. Stâlpii constau un par de brad înfipți în mare și legați între ei prin mânuchiuri de nuiele prinse cu sârmă. Acolo se instalează ciorchinii de midi tinere ca să se îngrașe. La fiecare mare e mai puternică, un număr de stâlpi e luat de valuri. Costă scump că -și sunt aduși de la mari depărtări. Iar șmecherii fac așa fel încât să fie plătiți de stat cu titlul de calamitate națională. Senatorul a fost foarte popular, zise Danielu cu subînțeles. N-a întâmpinat niciodată greutăți la realegere. Ați citit toate scrisorile. Le-am parcurs. Nu furnizează niciun indiciu. Ele explică din ce motive defuncta era detestată de tosatul. Știa prea multe despre fiecare și îi le arunca omului în față. Totuși n-am găsit nimic grav. În orice caz, nu atât de grav încât cineva, și mai cu seamă după zece ani, să se hotărească să o suprime trăgându-i un glonț în cap. Cei mai mulți dintre cei cărora le erau adresate aceste scrisori au murit, iar copiilor lor puțin le pasă de cele petrecute cândva. Veți ridica scrisorile? Nu e neapărat nevoie să le iau în seara asta. Poți să vă las cheia casei. Nu doriți să urcați la etaj? Mai greu urcă spre a fi cu conștiința, împăcată, cele două încăperi, doldora de obiecte de toate soiurile și de mobile într-o rână, nu i aduseră nicio informație. Când ajuns afară, locheia pe care i-o întindea locotenentul. Ce faceți acum? Când se termină orele?" Programul de dimineață i-a sfârșit la 11 și jumătate. Unii dintre elevii care nu locuiesc departe se întorc acasă ca să prânzească. Ceilalți de pe la ferme și de pe țărm mănâncă la școală gustarea pe care și-o aduc. Lecțiile încep la unu și jumătate și se termină la patru. Megres scoase ceasul din buzunar. Era 11 și 10. Rămâneți în sat? Trebuie să mă duc să-l văd pe judecătorul de instrucție care l-a interogat pe învățător azi dimineață, dar voi reveni în cursul după amiezii. Atunci, pe curând, Megrei strânse mâna. Ar mai fi băut un pahar de vin alb înainte de sfârșitul orelor. Rămase un moment în picioare, în bătaia soarelui, privindu pe locotenentul ce se îndepărtare pe jor, ca eliberat de o grapovară. Teo era tot la Luis. Se mai zărea în colțul opus un moșneag aproape în zdrențe, lățos și cu barbă albă ce părea un vagabond. Își turna vinul cu o mână tremurătoare, aruncându-i lui Megre o privire indiferentă. O jumătate?" întrebă Luis, din același soi ca și adinauri. altul nici n-am. Presupun că mâncați aici? De rest, tocmai a pus la cuptor un iepure să linș, degetele, nu alta." apăru femeia. Vă place friptura de iepure cu vin alb, domnule Megre? Venise doar ca să-l vadă, ca să-i arunce o privire complice în care se cita recunoștința. Nu trădase. Astfel înseninată era aproape frumoasă. Șterge-o la bucătărie. O camionetă se opri și un bărbat intră în salopetă de măcelar. Spre deosebire de cei mai mulți dintre măcelari, era slab și arăta rău cu nasul strâm și dinții stricați. Un pernod, Luis! se întoarse către Teo, care sură de încântat. Salut, secătură! Adjunctul se mulțumi să facă un semn cu mâna. Nu te omori cu treaba, când mă gândesc că strântor de felul tău există. Apoi se lua de megre. După câte văd, dumneata ești cel care vrea să descopere misterul. Mă străduiesc. Trage-i tare, dacă descoperi ceva, meriți o decorație. Mustățile îi se înmuia un pahar. Cum îi mai merge lui fiul tău? Întrebă Teo din colțul lui cu picioarele întinse în aceeași poziție leneșă. Doctorul zice că a venit timpul să meargă. Ușor de zis. Cu mă ridici în picioare, cade. Doctorii habar n-au de nimic. Și adjuncții la fel. Părea că glumește, dar de fapt îi se simțea amărăciunea. ți i terminat treaba pe astăzi? Trebuie să mai trec pe la buraj. Mai lua un pahar pe care îl înghiți dintr-o sorbitură, își terse mustățile și spuse lui Luis. Trece mil în cont împreună cu restul, pe urmă comisarului. Vă urez pe trecere frumoasă. La plecare se împiedică intenționat de picioarele lui Teo. Salut, secătură! Îl văzură pornindu-și camioneta care se întoarce în loc. Tai că sau și cu mai că s-au murit de tuberculoză, explică Luis. Sora s-a intru în sanatoriu, are un frate la balamuc. Iar el? Se descurcă cum poate și plasează carnea prin satele din împrejurimi. A încercat să țină o măcelărie în La Roșel și a apăpat o mulțime de bani. Are mai mulți copii? Un băia șofată. Ceilalți doi au murit la naștere. Pe băia l-a accidentat o motocicletă acum o lună și tot în gips. Fata are șapte ani, trebuie să fie la școală. Până-și termină turul, omul golește o jumătate de sticlă de pernod. Îți face plăcere? întrebă vocea bagiocoritoare a lui Teo. Ce să-mi facă plăcere? Să povestești toate astea. Nu zic rău de nimeni. Vrei să spun și eu de învârtelile tale?" Lui spăru speriat, luă o carafă plină de sub și se duse să o pună pe masă. Știi bine că n-ai ce povesti. Și, oricum, trebuie să facem conversație, nu-i așa?" În fond, te părea că moare de plăcere. Gura îi rămăsese strânsă, dar ochii îi râdeau în cap. Pe megre, îl duse gândul fără să vrea la un soi de faun bătrân ieșit la pensie. Stătea acolo, înfipt în mijlocul satului, ca o zeitate răutăcioasă care știa tot ce se petrecea înapoi a pereților, a frunților și se bucura în singurătate de spectacolul care îi se oferea. Pe megrenul privea atât ca pe un inamic cât ca pe un egal. Ești un om foarte șiret, părea el să zică. treci dreptuna în meseria ta. La Paris descoperi tot ce oamenii încearcă să-ți ascundă. Numai că și eu sunt la fel. Și aici, eu sunt cel care le știe." Încearcă, joacă-ți jocul întreabă-i pe oameni, trage-i de limbă. O să vedem noi dacă până la urmă ai să înțelegi ceva." Trăia cu Maria, care era soioasă și lipsită de farmec. Încercase să se culce cu doamna Gastin, care nu mai femeie, nu mai era. Trăgea la măsea de dimineața până seara, fără să se îmbete niciodată cu totul, plutind într-o lume a lui care... Trebuie că era plină de haz odată ce îl făcea să zâmbească. Și bătrâna Birard cunoștea micile secrete ale satului, însă pe ea o rodeau pe dinăuntru, ca o travă pe care trebuia să o dea cumva afară. El îi privea fără să se sinchisească și când cineva avea nevoie de un certificat ca să încaseze vreuna din alocațiile ce scotea scoteau pe factorul poștal din sărite, îl dădea aplicându-i pe hârtie una din ștampilele primăriei, totdeauna la dispoziție, în buzunarul pantalonilor lui și fonați. Nu-i luam în serios. Încă un rând, domnule comisar. Altă dată. Megre auzi voci de copii venind din spre școală. Ieșau cei ce mâncau pe la casele lor. Văzu vreo doi-trei trecând prin piață. Revin într-o jumătate de oră. Nu, mai bine o să fie gata iepurele. Tot nu sunt stridi. Nu, cu mâinile în buzunare, Megre se îndreptă către prăvălia familiei Selier. În fața lui, un băiețaș tocmai intrase, strecurându-se printre găleți, stropitori și vermorele care umpleau podelele sau atârnau din tavan. Era plin de ustensile, iar în aer juca praful. O voce de femeie întrebă. Doriți ceva?" Trebuie să străpungă pe numbra ca să zărească un chip destul de tânăr și pata luminoasă a unui șorț cu carouri albastre. Soțul dumneavoastră este acasă? Ratelierul din spate. Băiețașul intrase în bucătărie și se spăla pe mâini. Veniți pe aici, am să-l chem. Știa cine era el și nu părea speriată. În bucătărie, centrul vital al casei, îi întinse un scaun cu fundul de pai și deschise o ușă care dădea spre curte. Julian, te caută cineva. Puștul se ștergea pe mâini, cercetându-l pe megre cu curiozitate și el îi amintea comisarului de anii copilăriei și în clasa lui, în toate clasele prin care trecuse, era întotdeauna un băiat mai dolofan decât ceilalți, cu același aer candid și totodată studios, cu același ten luminos, cu același gesturi de copil bine crescut. Mama nu era rotofeie, însă tatăl, care a părut după o clipă, când era peste 100 de kilograme. Era foarte înalt, lat în umeri, cu obraji bucălați și ochi naivi. Înainte să intre și curăță picioarele pe preș, pe masa rotundă erau puse trei tacămuri. Îmi dați voie! murmură, îndreptându-se la rândul lui spre pompă. Îți dai seama că aici existau niște ritualuri, că fiecare îndeplinea anumite gesturi în anumite momente ale zilei. Voia să vă așezați la masă? îi răspunse femeia. Nu de îndată, masa nu este încă gata. De fapt, doresc să stau un pic de vorbă cu fiul dumneavoastră. Tatăl și mama își priviră o la fără să se arate nici surprinși, nici neliniștiți. Auzi, Marcel?" zise tatăl. Da, tată." Răspunde la întrebările comisarului. Da, tată." Cu fața spre megre, el lua atitudinea unui elev care se pregătește să răspundă dascălului. Capitolul 5. Minciunile lui Marcel În momentul în care Megreș prindea pipa, a avut loc un fel de ceremonial mut, care îi readuse aminte comisarului mai mult decât tot ce văzuse din ajun și până atunci în saint Andre de satul copilăriei lui. Pentru o clipă, doamnei Selieri se substitui una dintre mătușile lui cu șorț în carouri albastre și tot cu părul strâns în coc. Doamna Selier îi făcu un mic semn din ochi soțului, iar zdrahonul de Julian înțelese mesajul și se îndreptă către ușa ce dădea spre curte prin care se topi. Cât despre ea, fără să-l mai aștepte, deschise bufetul, luă două pahare din serviciu, din cele pe care nu le folosea decât la ocazii, și le șterse cu un șervet curat. Când se întoarse, tinichigiul avea în mână o sticlă de vin înfundat. Nu spuse nimic. Nimeni n-avea nimic de zis. Cineva venit de foarte departe sau de pe o altă planetă ar fi putut crede că gesturile acelea făceau parte dintr-un cult. Se auzi zgomotul dopului care ieșea din gâtul sticlei, apoi gâlgâitul vinului auriu din cele două pahare. Nițeluș intimidat, Julian Seliera, apucă unul din ele, îl privi în lumină, apoi zise, În sănătatea dumneavoastră! În sănătatea dumneavoastră! Răspunse Megre, după care omul se retrase în fundul odăii, în timp ce soția lui se apropia de sobă. spune Marcel!" Începu comisarul, revenind la băiatul care nu mișcase, presupun că n-ai mințit niciodată. Băiatul a avut o scurtă șovoială, însoțită de o privire rapidă în direcția mamei lui. Ba da, domnule, se grăbi să adauge, dar m-am spovedit întotdeauna. Vrei să spui că pe urmă te-ai dus la spovedanie? Da, domnule, numai decât. Pe cât de repede cu putință, pentru că n-aș vrea să mor păcătos. Poate că nu erau minciuni grave. Ba, erau destul de grave. Te-ar deranja așa mult să-mi spui și mie una ca exemplu. O dată mi-am sfârșit pantalonii cățărându-mă într-un copac, la înapoi era minții că mă agățasem de un cui în curtea lui Joseph. Te-ai dus să te spovedești în aceeași zi? A doua zi. Și părinților tăi când le-ai spus adevărul? Abia după o săptămână. Altă dată am căzut în baltă, umblând după broaște. Părinții nu-mi dau voie să mă joc pe lângă baltă, pentru că eu fac repede guturai. Hainele mi erau ude luarcă. A minții că m-am râncit cineva pe când treceam podișca de peste gârlă. Și tot o săptămână ai aștepta până să spui adevărul. Doar două zile. Și ți s-a întâmplat des să minți așa? Nu, domnule, cam la câtă vreme. Își luă un răgaz de gândire tot ca la un examen oral. Nici măcar o dată pe lună. Prietenii tăi mint mai des? Nu toți, unii. Și se duc pe urmă să se spovedească așa cum faci tu? Nu știu, probabil că da. Ești prieten cu băiatul învățătorului? Nu, domnule, nu te joci cu el? Nu se joacă nimeni. De ce? pentru că lui nu-i place să se joace. Sau poate pentru că lui e directorul școlii. Am încercat să mă împrietenesc cu el. Nu-l iubești pe domnul Gastin? Nu e corect. În ce fel? Îmi dă întotdeauna notele cele mai mari, chiar că le merită fiul lui. Vreau într-adevăr să fiu primul din clasă, dar prin forțele mele și nu altfel. De ce crezi că procedează așa? Nu știu, poate pentru că e frică. Frică? De ce anume? Copilul se străduia să găsească un răspuns. Cu siguranță că simțea ce ar fi vrut să spună, dar își dădea seama că era prea complicat și că nu-și va găsi cuvintele. Se mulțumit să repete. Nu știu. Îți amintești bine dimineața de marți? Da, domnule. ce ai făcut în timpul recreației? M-a jucat cu ceilalți. Ce s-a întâmplat la puțină vreme după ce v-ați întors în clasă? Tai, ca Piet Beof din Groșen, a bătut în ușă și domnul Gastin a plecat cu el la primărie după ce ne-a cerut să stăm cu minți. Se întâmplă des așa ceva? Da, domnule, destul de des. Și stați cu minți? Nu toți. Tu stai cu minte? Aproape întotdeauna. Când s-a mai întâmplat asta? Cu zi înainte luni în timpul mormântării. A venit cineva ca să-i semneze o hârtie. Marți, ce ai făcut? La început am stat la locul meu. Colegii tăi începuseră să facă larmă. Da, domnule, cei mai mulți dintre ei. Mai precis, ce făceau? Se băteau un joacă, aruncau cu gume, creioane și alte lucruri. Pe urmă, băiatul ezita din când în când să răspundă, dar nu pentru că era în încurcătură, ci asemenea cuiva care își dă silința să răspundă exact. M-am dus la fereastră. Care fereastră? Aceea de la care se văd curțile și grădinile. Întotdeauna mă uit de acolo. De ce? Nu știu ce am mai aproape de banca mea. Nu cumva te-ai dus la fereastră fiindcă auzise și o detunătură? Nu, domnule, dacă s-ar fi produs o deturnătură afară, ai fi auzit-o? Poate că nu. Ceilalți făceau mult zgomot. Iar la fierărie tocmai pot covea un cal. Ai o carabină de 22? Da, domnule, am dus-o ieri la primărie, ca și ceilalți. Li s-a cerut tuturor celor care au o carabină să o aducă la primărie. Cât a lipsit învățătorul, n-ai ieșit din clasă? Nu, domnule. Megrei vorbea cu o voce calmă, încurajatoare. Doamna Selier se duse cu discreție să facă ordine în prăvălie, în timp ce soțul ei, cu paharul în mână, îl privea satisfăcut pe Marcel. L-ai văzut pe învățător traversând în curtea? Da, domnule. L-ai văzut cum se ducea către magazia cu unelte? Nu, domnule, se întorcea de acolo. L-ai văzut ieșind din magazie? L-am văzut închizând în dușa. Pe urma traversa curtea, iar eu l-am strigat celorlalți. Vine! Toți să au așezat la locurile lor. Așa am făcut și eu. Te joci mult cu colegii tăi? Nu prea mult. Nu-ți place să te joci? Sunt prea gras. Roșii, spunând aceste vorbe, și aruncă o privire către tatăl său ca pentru a-i cere iertare. N-ai prieteni? Îl am pe Joseph. Cine e Joseph? Fiul lui Rato. Băiatul primarului? Aici interveni Julian Selier. Sunt mulți Rato la Saint Andrei și prin împrejurim, zise el, aproape toți veri între ei. Joseph e băiatul lui Marcelin Rato, măcelarul. Megret tras o dușcă și și-a din nou pipa pe care o lăsa să se stingă. Joseph era lângă tine la fereastră? Nu era la școală. Două luni lună de zile trebuie să stea acasă din cauza accidentului. El e cel care a fost accidentat de motocicletă? Da, domnule. Erai cu el când s-a întâmplat? Da, domnule. Te duci deseori să-l vezi. Aproape în fiecare zi. Ai fost și ieri? Nu. Al alteri? Nici al alteri. Din ce cauză? Din cauza ceea ce s-a întâmplat, toată lumea s-a ocupat de crimă. Presupun că n-ai fi îndrăznit să-l minți pe locotenentul de jandarmi? Nu, domnule. Ești mulțumit că învățătorul tău e la închisoare? Nu, domnule. Dar îți dai seama că e acolo în urma de poziției tale? Nu înțeleg ce vrei să spuneți. Dacă tu n-ai fi declarat că l-ai văzut ieșind din magazia cu unelte, probabil că nu l-ar fi arestat. Băiatul nu spuse nimic, încurcat, legându-se de pe un picior pe altul și uitându-se pe furiș la taică său. Dacă chiar l-ai văzut, ai făcut bine că ai spus adevărul. Am spus adevărul. Nu o suferai pe Leonie Birard? Nu, domnule, din ce pricină? Pentru că atunci când treceam îmi striga vorbe urâte. Ție mai mult decât altora? Da, domnule. Știi și de ce? Fiindcă era supărată pe mama că l-a luat pe tata. Megre închise ochii pe jumătate, căutând o altă întrebare, nu mai găsi niciuna și se hotărâ să-și golească paharul. Se ridică destul de greu, căci începând de dimineață paharele se cam adunaseră. Îți mulțumesc, Marcel. Dacă mai ai ceva să-mi spui, de pildă, dacă ți-amintești un una de care ai uitat, să vii să mă cauți numai decât. Nu ți-e teamă de mine? Nu, domnule. Îmi cum pahărel, Întrebă tatăl întinzând mâna către sticlă. Mulțumesc, nu, nu vreau să vă mai rețin de la masă. Aveți un băiat inteligent, domnule Selier. Tinichigiul roșii de plăcere. Îl creștem cât putem de bine. Nu cred că îi se întâmplă de sămintă. De fapt, când v-a spus că învățătorul s-a dus până în magazie? Miercuri seară. Nu v-a spus nimic marți atunci când tot satul discuta despre moartea lui Leonie Birard? Nu, cred că era emoționat. Miercuri la masă nu își găsea locul și dintr-o dată mi-a zis. Tată, cred că am văzut ceva. Mi-a povestit scena și eu m-am dus să-i o repel locotenentului de jandarmi. Vă mulțumesc. Îl săcâia ceva, dar nu știa exact ce. Ajuns afară, se îndreptă mai întâi către colțișorul plăcut, unde îl văzu pe suplinitor care mânca lângă fereastră, citind dintr-o carte. Își aminti că își propusese să-i telefoneze soției, așa că se duse la poștă, care se afla într-un alt grup de case și unde fu întâmpinat de o tânără de vreo 25 de ani ce purta o bluză neagră. Durează mult să prin Parisul. La ora asta nu, domnule Megre în așteptarea legăturii megre o studie, în timp ce ea era ocupată cu scriptele și se întrebă dacă era măritată sau dacă se va mărita cândva, ori va ajunge ca bătrâna Birard. Rămase cam cinci minute în cabină și tot ce auzi funcționarea prin ușă, fu. Nu, nu stridi, pentru că nu sunt. Nu, vremea e splendidă, cât uși de puțin frig. Se decise să se ducă la masă, învățătorul era tot acolo, iar Megre se așeză la o masă din fața lui. De acum îl cunoștea tot satul. Nu îl salutau, dar pe stradă l urmăreau cu privirile și de cum trecea, începeau să vorbească despre el. Învățătorul ridică de trei-patru ori ochii din carte. La plecare păru să ezite. Voia oare să-i spună ceva? Nu era sigur. Fapt este că trecând prin fața comisarului, îi adresă un semn din cap care putrea trece și drept un gest involuntar. Teres purta peste rochea neagră un șorț alb foarte curat. Lui smânca în bucătărie de unde l auzeai din când în când chemând-o. Când sprăvi, se apropie de megre cu urme de grăsime pe la gură. Ce aveți de spus despre iepurile ăsta?" A fost excelent. Un soi de rachiu ca să lunece mai bine. Iar rândul meu să fac cinste." Avea un fel protector de a-l privi pe comisar ca și cum fără el acesta ar fi fost pierdut în jungla din Saint andre E o figură." Mormăi el așezându-se cu picioarele depărtate din cauza burții. Cine? Teo, nu cunosc pe cineva mai viclean. Toată viața izbutii se strecoare fără să facă nimic. Crezi că n-a mai auzit nimeni focul de armă? Mai întâi la țară nu se dă nicio atenție unui pocne de carabină. Dacă s-ar fi tras cu o armă de vânătoare, toată lumea ar fi băgat de seamă. Pe urmă, armele astea nici nu fac mult zgomot și ne-am și obișnuit cu ele, de când au carabine toți Teo era în grădină și să nu fi văzut nimic? În grădină sau în cramă, că-și pentru el la grădinării înseamnă mai ales să dea o goană până la butoi. Acum, chiar dacă ar fi văzut ceva, probabil că ton ar spune. Chiar dacă a văzut pe cineva trăgând, mai cu seamă atunci. Mulțumit de sine lui, sunt hăruțele, Va am preveni că nu să înțelegeți nimic. Dumneata, crezi că învățătorul a vrut să o omoare pe bătrână? Dar dumneavoastră? Megre răspunse categoric. Nu. Lui să-l privi zâmbind ca și cum ar fi vrut să spună. Nici eu dar nu spuse. Poate că erau la fel de îngreunați și unul și celălalt pentru că mâncaseră și băuseră. Priviră în tăcere piața pe care soarele o despărțea în două, vitrinele verzi al ale cooperativei de-o parte, portalul din piatra al bisericii de cealaltă. Cum e preotul? Întrebă Megre ca să spună ceva. Preot și el. Ține cu E contra lui. Megre se ridică în sfârșit, rămase un moment șovăind în mijlocul sălii, se decise pentru soluția cea mai comodă și se îndreptă către scară. Să mă scol peste o oră, îi spuse el lui Terez. N-ar fi trebuit să o tutuiască. La poliția judiciară e obiceiul să fie tutuite fetele de teapa ei și amănântul nu-i scăpă lui Luis, care încruntă din sprâncene. Obloanele verzi ale odăii erau închise, ne lăsând să pătrundă decât raze subțiri de soare. Nu se dezbrăcă și, mulțumindu-se să-și scoată haina și pantofii, se întinse pe patul nedesfăcut. Ceva mai târziu, pe când a țipea, a avut impresia că aude zgomotul ritmic al valurilor, era oare posibil, apoi a dormit și nu se deșteptă decât atunci când auzi bătăi în ușă. A trecut ora, domnule Megre, vreți o ceașcă de cafea? Se simțea mai departe mahmur, înțepenit, fără să știe exact ce ar fi dorit să facă. La parter, când străbătu sala, patru inși jucau cărți, printre care Teo și Marcelin, măcelarul, care rămăsese în hainele sale de lucru. Păstra impresia că ceva șchioapătă undeva, dar nu izbutea să-și dea seama ce anume. Impresia aceasta se născuse în cursul discuției cu Selier fiul. Dar în care moment al discuției? Porni la drum mai întâi către casa lui Leonie Birar, dacă rei cheie o aveam buzunar. Intră și se instală în odaia din față, unde citi toate scrisorile pe care le văzuse dimineața. Nu i-a dus sără nimic nou, dar îl, îl familiarizară cu anumite nume, Dubard, Cornu, Gilet, Rato, Bonseur. După ce ieși, se gândi să țină drumul până la malul mării, însă ceva mai încolo, zări cimitirul, intră și citi numele de pe morminte, aceleași aproape, cu cele pe care le găsise în corespondență. Ar fi putut reconstitui istoria acestor familii, de pildă, de două generații. Familia Rato se înrodea cu familia Dubard, iar o fată din familia Cornu se măritase cu un piet beof, care murise la 26 de ani. Mai merse două 300 de metri pe drumul către mare, dar aceasta tot nu se vedea, pășunile urcau în pantălină, doar în depărtări, se zărea un fel de abur ce scânteia, la care renunța să mai ajungă. Localnicii se încrucișau cu el pe străzi și ulicioare, cum mergea cu mâinile în buzunare, oprindu-se în răstimpuri numai ca să contemple fațada unei case sau un trecător. Înainte să se ducă la primărie, nu rezistă ispitei de a bea un vin alb. Cei patru bărbați jucau în continuare cărți, iar lui scălare pe un scaun urmărea partida. Peronul primăriei era inundat de razele soarelui și, dincolo de coridor, în grădinile de zarzavaturi, întrezări chipiele a doi jandarmi. Încă mai căutau tubul cartușului? Ferestrele locuinței învățătorului erau închise, în clasă se vedeau aliniate capetele școlarilor. Îl găsi pe locotenent subliniind cu creionul roșu procesul verbal al unui interogatoriu. Intras, domnule comisar, m-am întâlnit cu judecătorul de instrucție. L-a interogat pe Gastin azi dimineață. Cum se simte? Ca tot omul care a petrecut prima noapte la pușcărie. Era nerăbdător să afle dacă nu cumva ați plecat. Presupun că neagă în continuare. Mai mult ca oricând. N-are nicio ipoteză? Nu crede că cineva a vrut să o omoare pe poștăriță, crede că a fost mai degrabă un act izvor din răutate cu consecințe fatale. Îi se jucau adesea feste. Lui Leonie Birard? Da, nu numai de către copicii, ci și de oameni în toată firea. Știți cum se întâmplă când o satul se înverșunează împotriva cuiva? Cum murea o pisică? Eu o aruncau un grădină. Dacă nu chiar pe fereastră. Acum vreo două săptămâni eu mânjit ușa cu excremente. După părerea învățătorului, cineva a tras ca să o sperie sau ca să o înfurie și magazia susține în continuare că n-a pus piciorul acolo marți. N-a grădinărit marți dimineața înainte să ducă la școală? Nu marți, ci luni. Se scoală în fiecare dimineață la ora șase, doar atunci are puțin timp. L-ați văzut pe băiatul lui Selier? Ce impresie v-a făcut? A răspuns fără șovăială la întrebările mele. Și la ale mele fără să se contrazică nici măcar o singură dată. I-am interogat pe colegii lui care confirmă că n-a ieșit din clasă după recreație. Presupun că dacă ar fi mințit, s-ar fi găsit unul, nu să dea de gol. Și eu tot așa cred. Să afla cine e moștenitorul. Tot nu s-a găsit vreun testament. Doamna Selier are toate șansele. Ați verificat ce a făcut soțul ei marți dimineața? Lucra în atelierul lui. Confirmă cineva? Soția lui mai întâi, pe urmă covarul marșandon, care se dusese să-i spună ceva. La ce oră? Nu poate preciza. Înainte de 11, zice el. Mai zice că au stat de vorbă cel puțin un sfert de ceas. Asta, evident, nu dovedește nimic. Răsfăi prin hârtii. Cu atât mai mult cu cât fiul spune că atunci când învățătorul a ieșit din clasă, foalele funcționau. Tatălui ar fi putut, deci, lipsi. Da, dar nu uitați că-l cunoaște toată lumea. Ar fi trebuit să treacă prin piață, să intre prin grădini. Dacă ar mai fi avut și o carabină, s-ar fi făcut remarca și mai lesne. Dar poate că n-ar mărturisi nimeni. Până la urmă nimic cert, nicio bază solidă, ci numai două mărturii contradictorii. Pe de-o parte cea lui Marcel Selier, care susținea că l-a văzut de la fereastra școlii, pe învățători ieșind din magazia cu unelte. Pe de alta, aceea lui Gastin, care se jura că nu călcase pe acolo în acea zi. Evenimentele erau recente, sătenii fuseseră chestionați încă de mar seara și interogatorile continuaseră în timpul zilei de miercuri. Amintirile erau proaspete în memoria tuturor. Dacă învățătorul nu trăsese, de ce ar fi mințit? Și apoi, ce motiv ar fi avut el să omoare pe Leonie Birard? Marcel Selier n-avea nici el vreun motiv să născocească povestea cu magazia. Cât despre Teo, el afirma cu un aer zeflemitor că auzise o detunătură, dar nu văzuse nimic. Fusese îngrădina de zarzavaturi sau în cramă, nu te puteai bizui pe orele declarate de unii sau de alții, căci la țară nu prea le pasă oamenilor de oră, cu excepția mesei. Megre n-avea încredere nici când îi se spunea că cineva trecuse ori nu, la un moment dat pe stradă. Când ești obișnuit să-i vezi pe oameni de zece ori pe zi în aceleași locuri familiare, nu mai dai atenție faptului și poți, chiar fiind de bună credință, să confunzi o întâlnire cu alta și să susții că un lucru s-a petrecut marți, când, de fapt, el s-a petrecut luni, vinul îl încălzise. La ce oră are loc în mormântarea?" La ora nouă are să ia parte toată lumea. N-ai ocazia în fiecare zi să îngropi oaia ținutului. Vă bate vreun gând?" Megre făcut din semn din cap că nu, se mai învârti prin birou, pipăi carabinele și plumbii. Mi-ați spus că doctorul nu e sigur de ora morții?" O situează între 10 și 11 dimineața." Așa încât..." fără mărturia tânărului Selier, se revenea mereu acolo și iarăși Megre a avut impresia că trecuse pe lângă adevăr că într-un anumit moment fusese pe punctul să-l descopere. Leonie Birard nu-l interesa. Ce-i păsa lui dacă făptașul voise să o ucidă sau doar să o înspăimânte, ori dacă glonțul o nimerise în ochiul stâng din întâmplare? Pe el îl pasiona cazul lui Gastin și, în consecință, mărturia lui Selier fiul. Ajuns în mijlocul curții, în momentul când elevii ieșau de la ore, mai puțini grăbiți decât în recreații, și se îndreptau în grupuri mici spre poartă. Recunoșteai imediat frații și surorile. Fetele mai mari țineau de mână pe câte unul mai mic, căci unii elevi aveau de făcut mai bine de 2 km până acasă. În afară de Marcel Selier, care își scoase politicos șapca, nu-l salută decât un singur băiat. Ceilalți trecură pe lângă el, privindu-l curioși. Învățătorul stătea în prag. Megre se apropie de el, iar tânărul îi făcu loc să treacă băiguind. Doriți să-mi vorbiți? Nu în mod special. Ați mai fost înainte la saint Andre? Nu, e întâia oară. Am avut ore în La Roșel și la Fura. Îl cunoșteați pe Joseph Gastin? Nu. Băncile și pubitrele erau negre, iar pe lacul lor acoperit de scrijelituri, petre de ciorneală violetă aveau luciri metalice. Megrese duse la prima fereastră din stânga, zări o parte a curții, grădinile și magazia cu unelte. De la fereastra din dreapta se vedea spatele casei în care locuise bătrâna Birard. n a sesizat nimic astăzi în atitudinea copiilor? Sunt mai reținuți decât cei de la oraș, poate din timiditate. N-au vorbit între ei, n-au schimbat bilete în timpul orelor. Suplinitorul nu avea nici 22 de ani. Megrel intimida în mod vizibil, nu atât pentru că aparținea poliției, ci fiindcă era un om celebru. S-ar fi purtat la fel față de un politician cunoscut sau o vedetă de cinema. Vă mărturisesc că n-am dat atenție lucrului ăstuia. Ar fi trebuit. Ce părere aveți despre elevul selier? O clipă. Care e? Încă nu m-am familiarizat cu numele. Un băiat mai înalt și mai zdrav decât ceilalți, foarte bun la carte. Privirea învățătorului fugi către banca întâi, unde, evident, era locul lui Marcel, iar Megre se strădui să se așeze acolo, fără să-i încapă și picioarele sub pupitrul preascund. Din banca aceea vedea, prin fereastra a doua, nu grădinile de zarzava, ci teiul din curte și casa familiei Gastin. Nu vi s-a părut neliniștitor tulburat? Nu, l-am ascultat la aritmetică și am văzut că e foarte inteligent. În dreapta casei învățătorului se zăreau ceva mai departe ferestrele de la primul etaj ale altor două case. Vă cer permisiunea să vin să-i văd mâine în timpul orelor. Sunt la dispoziția dumneavoastră, de altfel cred că am tras la același han. Am să-mi pregătesc lecțiile mai bine aici. Megre se despărți de el și dăduse se îndrepte spre locuința învățătorului. Nu pe doamna Gastin ar fi vrut să o vadă, ci pe Jean Paul, străbătut mai bine de jumătate din drum, dar observă o mișcare după perdea și se opri, descurajat la ideea de a se afla din nou în odoița înnăbușitoare, în fața chipurilor dramatice ale mamei și băiatului. Așa că, dădu apoi, îl cuprinse o lene care venea fără îndoială de la ritmul de viață al satului, de la vinul alb, de la soarele ce începea să scapete în spatele acoperișurilor. În definitiv, ce făcea acolo? I se întâmplase de o sută de ori să aibă în mijlocul unei anchete aceeași senzație de neputință sau, mai curând, de zădărnicie. Se trezea dintr-o dată adâncit în viața unor oameni pe care nu-i cunoscuse până atunci, iar meseria îi cerea să descopere tainele lor cele mai intime. În cazul de față, nici măcar nu era în meserie. Se hotărâse să vină pentru că un învățător îl așteptase ore întregi în purgatoriul poliției judiciare. Aerul se înalbăstrea proaspăt și umed. Ici, colo, se luminau ferestre, doar firăria lui Marșandon se vedea roșie, în dansul flăcărilor ce creșteau la fiecare suflare a foalelor. În prăvălia din față, două femei nemișcate ca într-o reclamă, murmurau doar mișcând ușor buzele. Vorbeau pe rând și, după fiecare frază, vânzătoarea dădea din cap cu un aer dezolat. Oare vorbeau despre Leonie Birard? Probabil. Și despre mormântarea de a doua zi, care urma să fie un eveniment memorabil în istoria satului saint Andre. Bărbații jucau mai departe cărți. Probabil că își petreceau așa ceasuri întregi în fiecare după-amiază, schimbând între ei aceleași fraze, întinzând din când în când mâna către pahar sau ca să se șteargă la gură. Se pregătea să intre, să ceară și el o jumătate de vin și să se așeze într-un lungher până la ora cinei, dar tre când, chiar lângă el, opri o mașină. V-am speriat, izbucni vocea vesela a doctorului. Încă n-ați descoperit misterul? Coborâ din mașină și și-a prins o țigară. Nu prea seamănă cu marile bulevarde, adăugă el arătând spre satul din jur, cu ferestrele slab luminate, cu fierăria și cu ușa bisericii între deschisă, în dărătul căreia se zărea o lumină palidă. Ar trebui să vedeți toate astea iarna. Ați început să vă familiarizați cu viața de la țară. Leonie Birard reținea scrisori adresate mai multor persoane. Era o putoare bătrână. Unii ziceau ploșnița. Dacă ați ști ce frică era de moarte, era suferindă. Pe moarte numai că nu murea. Ca și Teo, care ar fi trebuit să zacă în pământ de cel puțin 10 ani, și care continuă să bea patru litri de vin al pe zi, bașca aperitivele. Ce părere aveți despre familia Selier? Fac și ei ce pot ca să intre în rândurile micii burghezi. Julian a venit aici ca orfan de la asistența socială și a muncit din greu să-și facă o situație. N-au decât un fiu. Știu, e inteligent. Da. Lui Megrei se păru că descoperă o reținere în glasul doctorului. Ce vreți să spuneți? Nimic, e un copil bine crescut cântă în corul bisericii, este preferatul preotului. Nici doctorului nu-i prea plăceau preoții. Credeți că a mințit? N-am spus asta, nu cred nimic. Dacă ați fi fost medic de țară timp de 22 de ani, ați fi ca mine. Tot ce interesează e să câștige bani, să-i transforme în aur, să bage aurul în sticle și să-l îngroape în grădină. Trebuie să scoată un câștig și din bol și din răni. Nu înțeleg. Sunt o felul de mijloace, de asigurări, de alocații, ca să transform totul în bani vorbea aproape la fel ca factorul poștal. O adunătură de canali, conchise el pe un ton ce părea să-i dezmintă vorbele. Sunt nostimi, eu țin la ei. Și la Leonie Birard era un fenomen, dar Germain Gastin. O să-și petreacă viața torturându-se și torturându-i și pe ceilalți, pentru că s-a culcat cu ceva sub. Aș paria că nu li s-a întâmplat prea des, poate doar o singură dată. Și numai pentru că i-a plăcut și ei dată. Dacă sunteți și mâine aici, veni să luăm masa împreună. În seara asta trebuie să plec în la Roșel. Se noptase. Megre se mai învârti o vreme prin piață, își goli pipa, lovind-o de tocul pantofului, apoi intră, suspinând la lui și se îndreptă către o masă, care devenise deja masa lui, în timp ce Terez, fără să-l întrebe nimic, îi și punea în față o jumătate de vin alb și un pahar. față în față cu el, ținându-și cărțile în mână, o i arunca din când în când o privire în care sclipea răutatea și care spunea Nu mai ai mult, nu mai ai mult, câțiva ani de regim dintre ăsta și ajuns și tu la fel ca ceilalți. Capitolul 6. Înmormântarea lui Leoni Birard Nu din cauza înmormântării ce urma să aibă loc în acea zi, se trezime grec o greutate pe umeri. Moartea lui Leoni Birard, în plină zi, n-avusese un caracter dramatic și nu emoționase pe nimeni, iar locuitorii din St. Andre, în fermele și casele lor, probabil că se găteau pentru mormântarea ei la fel de bine dispuși ca pentru o nuntă. Ca așa stăteau lucrurile, o dovedea și lui Pomel, care, în cămașă albă, scrobită și pantalon negri de postav, dar fără guler și cravată, umplea cu vin un număr impresionant de ulcele, pe care le rânduia nu numai în spatele teșghelei, ci și pe masa de la bucătărie, ca în zi de târg. Bărbații se bărbiereau. Toată lumea avea să fie îmbrăcată în negru, ca și cum întreg satul ar fi purtat doliu. Megreu și-a de una dintre mătuși, când era mic, pe care tatăl său o întrebase de ce-și mai cumpăra să o roche neagră. Vezi, cum n-a, mea are un cancer la sân și poate să moară în câteva luni sau în câteva săptămâni, iar a distruge rezistența hainelor. Într-un sat ai atâtea rude care pot muri dintr-o clipă într alta, încât îți petreci viața în veșminte de doliu. Megre se bărbierii și el. Văzu cursa de dimineață plecând aproape goală spre la Roșel, cu toate că era sâmbătă. Tereza i-a apă caldă și o ceașcă de cafea, căci îl văzuse în ajuns în ceasuri întregi în ungherul lui, bând vin și, după cină, păhăruțe cu rachiu. Dar senzația de dramă nu-i venea nici din faptul că băuse în ajun. Poate că pur și simplu dormise prost. Se perpelise toată noaptea văzând chipuri de copii în prim plan, ca la cinematograf, chipuri care se asemănau cu micul Gastin și cu micul Selier, fără să fie chiar ale lor. Încerca, fără să izbutească, să-și aducă minte acele vise. Unul dintre copii avea ceva împotriva lui și el nu știa care, că căci se confundau. Își repeta că era ușor să-i deosebească, pentru că fiul învățătorului purta ochelari numai că imediat îl vedea pe Marcel Selier, tot cu ochelari, care răspundea uimirii lui. Nu îi pun decât când mă duc să mă spovedesc. Pentru Gastin nu era chiar o tragedie că se afla la închisoare, căci locotenentul de jandarmi nu prea credea în vinovăția lui și nici judecătorul de instrucție probabil. Era mai bine să stea acolo câteva zile decât în sat sau în cuiat în casă, iar o singură mărturie și mai cu seama unui copil nu era de ajuns să fie condamnat. În mintea lui Megre, lucrurile nu erau chiar atât de simple. I se întâmpla adesea așa. Aproape la fiecare nouă anchetă, starea lui de spirit urma mai mult sau mai puțin aceeași curbă. La început, vezi oamenii din afară. Ies la iveală micile lor metehne și asta te amuză. Apoi, încetul cu încetul, te pui în locul lor, te întreb de ce se poartă așa sau altfel, te surprinzi gândind ca ei, și nu mai e deloc vesel. Poate că, mult mai târziu, când i-ai tot văzut, încât nimic nu te mai miră, este posibil să te amuzi din nou ca doctorul Bresel. Megre încă n-a ajunsese aici. Copiii aceia îl preocupau. I se părea că trebuie să fie măcar unul pe undeva care trecea printr-un fel de coșmar în ciuda soarelui blând care scălda satul. Coborâsă și agustarea în colțul său, pe când fermierii ce locuiau mai departe începeau să sosească cu brișca. Nu intrau îndată la o cafea, ci se adunau în grupuri în stradă și în fața bisericii și, din cauză că pielea le era arsă de soare, cămășile lor păreau de un alb orbitor. Nu știa cine se ocupase de înmormântare și nici nu-i trecuse prin gând să se informeze. Cert era că sicriul fusese adus din la Roșel și pus direct în biserică. Siluetele negre se tot îndeseau, Megre vedea chipuri ce nu -i erau familiare. Locotenentul de jandarmii strânse mâna. Nimic nou? Nimic. L-am văzut ieri seară în celula lui. Neagă mai departe și nu înțelege de ce se încăpățânează Marcel Selier. Să-l tot acuze. Megre intră în curtea școlii. Nu se ținau lecții în ziua aceea, iar ferestrele casei învățătorului erau închise. Nu vedea nici penie de om. Cu siguranță că mama și fiul n-aveau să asiste la înmormântare, ci vor sta acasă tăcuți, înspăimântați, în așteptarea unui incident. Totuși, mulțimea nu părea furioasă. Oamenii își dădeau binețe, unii începuseră să-i tragă pragul lui Luis și să bea un pahar la botul calului, ștergându-se apoi pe buze la ieșire. Când trecuse comisarul, se făcuse tăcere, apoi începuseră iar să vorbească, dar cu glas căzut, urmărindu-l cu privirile. Un tânăr care, în ciuda vremii frumoase, purta un trenci strâns cu cordon, se apropie de el cu o pipă mare de tot în gură. Albert Raymond, reporter al ziarului la Charent, spuse el cu siguranță în glas. N-avea mai mult de 22 de ani. Era slab, cu părul lung, iar gura îi se strâmba într-un zâmbet ironic. Megre se mulțumi să dea din cap. Am încercat să vin să vă văd ieri, însă n-am avut timp. După felul în care vorbea, după cum se purta, ghiceai că se simțea egalul comisarului. Mai precis, Niciunul dintre ei nu se amesteca cu mulțimea. Amândoi puteau să o privească de sus, ca oameni care cunosc, care au descoperit până și cele mai mici resorturi ale firii omenești. Este adevărat, întrebă el, cu un creion și un carnețel în mână, că învățătorul va oferi toate economiile lui ca să-l scoateți din belea? Megre se întoarse spre el, îl măsură din cap până în picioare, dădu să spună ceva, după care îi întoarse spatele, ridicând din umeri imbecilul își închipuia probabil că lovise la țintă. N-avea importanță. Băteau clopotele. Biserica se umpluse de femei, intraseră și câțiva bărbați. Se auzi un murmur -mur de orgă și apoi clopoțelul copilului de cor. Se ține o mesă sau doar slujba de iertare a păcatelor? Întrebă comisarul pe cineva de lângă el. Și una și alta -i timp destul. Cât să te duci să bei un păhărel la Luis, încetul cu încetul, Majoritatea bărbaților se îngrămădiseră în fața hanului, în care intrau cete, cete, goleau o ulcică sau două în picioare, apoi ieșeau. Era un dute vino continuu, îl vedeai și la bucătărie, ba chiar și în curte. După ce fusese la biserică, lui Spomel își scosese haina și își făcea de lucru, ajutat de Terez și de un tânăr ce părea obișnuit, ai da o mână de ajutor. Celier cu soția asista la slujbă. Megrenul văzuse pe fiul acestora, dar înțelese ceva mai târziu când intrăm în biserică, de ce? Marcel era copil de cor și ajuta la oficierea mesei. Probabil că putea ajunge direct în sacristie din curtea părintească. Femeile chiar păreau să se roage după mișcarea buzelor. Se rugau oare pentru sufletul lui Leonie Birard sau pentru ele înseși? Câțiva moșnești stăteau în naosul bisericii, cu pălăria în mână, alții deschideau ușa din când în când să vadă unde ajunsese slujba. Megre ieși și se întâlni cu Teo, care în loc de bună ziua îi adresă obișnuitul său zâmbet ironic. Exista cu siguranță cineva care știa. Poate erau chiar mai mulți și își țineau gura? La lui se începuse să se vorbească cu o voce tare, ba un fermier slab cu mustățile pe oală, se cherchelise de binele. Și măcelarul, după câte îi se părul lui Megre, avea ochii mai strălucitori decât de obicei, mersul mai puțin sigur și în răstim de câteva minute, comisarul îl văzu gol trei pahare mari, ba cu unul, ba cu altul. Mai puțin curios decât el sau mai sensibil la indiscreția mulțimii, locotenentul rămăsese în biroul primăriei, a cărei bătătură era goală în jurul teiului. Trecu o șaretă ce servea drept dric, trasă de un cal roșu, care avea pe spinară o pătură neagră. Atelajul se opri în fața bisericii, iar vizitiul se duse să tragă o dușcă. O briză ușoară trecea prin văzduh. Foarte sus, pe cer, câțiva nori de străluceau. În sfârșit se deschise ușile, Amatorii de băutură dă dură buzna afară. Coșciugul fuscos din biserică pe umeria patru bărbați, printre care Megre îi recunoscu pe Julian Selier și pe adjunctul primarului. Nu fără greutate, coșugul furidicat în șaretă, apoi acoperit cu o pânză neagră cu franjuri de argint. Micul Selier a și el, ducând crucea de argint în vârful unei prăjini negre, iar stiharul îi se umflă de vânt ca un balon, în două-trei rânduri. Urmă preotul care își spunea rugăciunile, găsind totodată timp să arunce fiecăruia o privire și chiar să fixeze pentru o clipă silueta lui Megre. În frunte mergeau soții Selier, amândoi îmbrăcați în negru ia cu un voal pe față. După ei venea primarul, un bărbat înalt și zdravân, cu chipul liniștit și părul cărunt, înconjurat de membrii Consiliului Local. Urma grosul mulțimii, bărbații în frunte femeile după ei, cele din coada cortegiului trăgând de mână cât un țânc. Tânărul gazetar umbla de colo-colo, lua notițe, vorbea cu inși pe care Megre nu-i cunoștea. Cortegiul înaintea încet și trecu prin fața hanului lui Luis, unde Teresa stătea singură în ușă căci Pomel se alăturase grupului de consilieri locali. Pentru a doua oară în acea dimineață, Megrefu tentat să bată la ușa familiei Gastin și să stea de vorbă cu Jean Paul, în timp ce toți locuitorii se îndreptau spre cimitir, probabil că mama și fiul se simțeau mai singuri ca oricând în mijlocul satului gol. Mergea după ceilalți, fără să prea știe de ce. Trecură de casa lui Leonie Birard, apoi de o fermă în curtea căreia un vițel început să mugească. Când să intre în cimitir, se produse o învălmășală. În timp ce preotul și copilul de cor ajunseseră deja la groapă, capătul convoiului nu trecuse de poartă. În clipa aceea, megrezări un chip deasupra zidului și îl recunoscu pe Jean Paul. Una din lentilele de la ochelarii lui reflecta razele soarelui ca o oglindă. Comisarul se despărți de convoi și dădu col cimitirului, cu intenția de a-l întâlni pe băiat. Acesta părea preo prea preocupat de ce se întâmpla în jurul gropii, ca să-l mai observe pe comisar. Mergea pe un fel de maidan, când era la numai vreo 30 de metri de băiat călcă pe o cracă uscată. Jean Paul întoarse iute capul în direcția sa, sări de pe piatra pe care se cocoțase și-o la goană către drum. Megre se gândi să-l strige, dar renunță, pentru că l-ar fi auzit ceilalți, așa că se mulțumi să grăbească pasul, nădăjduind să-l ajungă pe băiat pe drum. Își dădea seama că situația era ridicolă. Nici el nu îndrăznea să alerge, nici Jean Paul. Băiatul nu avea nici măcar curajul să se uite înapoi. Era probabil singurul din sat care nu purta haine bune, fiind îmbrăcat ca pentru școală. Ca să se întoarcă acasă, așa cum probabil dorea, trebuia să treacă prin fața porții cimitirului, unde se afla un grup de fermieri. O, -o la stânga, spre mare, Nădăjduind poate că nu va fi urma de comisar, dar Megre se ținea după el. Nu se mai zăreau nici ferme, nici case, ci doar câmpuri și imașuri pe care pășteau câteva vaci. O ridicătură de pământ ascundea încă vederea mării, drumul urcalin. Băiatul mergea cât de repede putea, fără să fugă, iar Megre, la rândul lui, mărea pasul. Nici măcar nu știa de ce se luase după el, dar își dădea seama că se purta cu cruzime. În mintea lui Jean-Paul, el reprezenta probabil o forță uriașă pornită pe urmele lui, dar nici nu putea să înceapă să strige. Jean-Paul, oprește-te! Vreau numai să spun ceva! Cimitirul și satul dispăruseră în urma lor. Ajuns pe crasta măgurii, Gastin fiul, început să coboare pe partea cealaltă și Megre nu-i mai văzut decât bustul, apoi capul. O clipă nu mai văzut nimic, până când ajunse și el în vârful ridicătorii, de unde descoperi în sfârșit întinderea scântâietoare a mării, cu ceea ce îi se părua a fi în depărtare o insulă, dacă nu la poant de la Ghion, și câteva bărci de pescari cu pânze negre, ce păreau că plutesc în aer. Jean-Paul mergea într-una. Nu exista cărare nici la dreapta, nici la stânga. Pe țărmul mării se găseau cinci sau șase căsuțe cu acoperișuri roșii, în care crescătorii de midi își țineau uneltele. Jean-Paul!" se hotărâ el să strige. Vocea îi răsuna așa de ciudat încât de-abia și-o recunoscu. Se uită înapoi ca să se asigure că nu-l vedea nimeni. Observă o ușoară schimbare de ritm în mersul copilului. Șovăise, auzindu-se strigat, dar odată trecută surpriza mergea și mai repede, aproape că alerga cuprins de panică. Comisarul se simți rușinat de insistența sa, ca o brută care se înverșunează împotriva unei ființe fără apărare. Oprește-te, micuțule! Mai ridicol era că îi se tăiase respirația, iar vocea de-abia îi se auzea. Între ei, distanța rămânea aproape neschimbată. Ca să o scurteze, ar fi trebuit să alerge. Ce spera Jean-Paul? Că Megre se va descuraja și se va întoarce? Era mai de crezut că nu se gândea la nimic, că o ținea drept înainte ca și cum acesta ar fi fost singurul mijloc de a scăpa de primejdie. La capătul drumului era numai marea, cu valurile sclipitoare ce se rostogoleau pe prund. Jean Paul! În situația în care se afla, era la fel de stupid să și abandoneze și să continue. Copilul ajunse la țări, mezită dacă să o ia pe poteca spre satul vecin și se opri în sfârșit cu spatele la comisar. se întoarse doar când îi auzi pașii în imediata lui apropiere. Nu era îmbujorat, ci palid și cu nările strânse. Pieptul îi se ridica în mișcări repezi, Buzele erau între deschise, încât avea impresia că auzi cum îi bate inima ca la o pasăre ținută în palmă. Megre nu zise nimic. Nu găsea nimic de spus pe loc și avea și el nevoie să-și recapete suflarea. Jean Paul nu-l mai privea, se întorsese spre mare. O privire amândoi îndelung, în tăcere, până când respirația lor își recapătă ritmul calm și regulat. Atunci, Megre făcu câțiva pași și se așeză pe o grămadă de stâlpi care miroseau abrat proaspăt. Își scoase pălăria, se șterse fără jenă pe frunte și început să-și umple pipa cu gesturi încete. Mergi repede, zise el în sfârșit. În picioare, încordat ca un cocoș tânăr, băiatul nu răspunse. Nu vrei să te așezi lângă mine? Nu am chef să mă așez. Ești supărat? Jean-Paul îl privi o clipă, apoi întrebă. De ce să fiu? Voiam să stăm de vorbă de fără mama ta. La tine e imposibil. Când te-am văzut pe zidul cimitirului, mi-am zis că e cea mai bună ocazie. Ca să nu-l înspăimânte pe băiat, făcea pauze lungi între fraze. La cine te uitai? La oameni. Nu te puteai uita la toți odată. Sunt convins că te uitai mai ales la cineva anume. Am dreptate? Jean Paul nu zise nici da, nici nu. Te duci de, de obicei la biserică? Nu. De ce? Pentru că nici părinții mei nu se duc. Cu un adult? Ar fi mers mai ușor, trecuse multă vreme de când nu mai era megre copil și nici copii n-avea. Trebuia totuși să facă un efort ca să gândească asemenea tânărului său interlocutor. Ei ai spus mamei tale că pleci dimineață? Nu. Nu voiai să știe? Nu mi-ar fi da voie. Ai profitat că era sus ca să pleci pe furiș și ai ocolit toate ulicioarele? am să văd ceva. Ce? Megre putea să jure că nu convoiul, nici sicriul coborât în groapă. Revăzut stiharul pe care îl umfla Briza, crucea pe care o purta Marcel și și-a mintit de vremea când de-abia împlinise șapte ani și dorea atât de mult să devină și el copil de cor. Trebuise să aștepte doi ani. Purtase și el crucea de argint cu pași mărunți înaintea unui dric de țară către cimitir. Doreai să-l vezi pe Marcel? Copilul tresări se uimit că o persoană adultă este capabilă să-i ghicească gândurile. De ce nu ești prieten cu Marcel?" Nu sunt prieten cu nimeni. Nu ții la nimeni? Sunt un băiat învățătorului, v-am mai spus. Ai fi preferat să fii băiatul tinichigiului sau al primarului sau al unui agricultor din sat? N-am spus asta. Megre se gândi să nu-l sperie că ce-ar fi fost în stare soia din nou la goană. Și totuși, ceea ce-l reținea nu era doar teama că Megrel ar fi putut ajunge din urmă, că ce era mai iute decât comisarul. Acum, când se aflau față în față, poate că se simțea oarecum ușurat. În adâncul sufletului, poate că simțea și el nevoia să se destăinuie. Tot nu vrei să iei loc. Prefer să stau în picioare. Ești foarte supărat că tatăl tău este închis? În loc să răspunde numai decât că nu, băiatul păstră tăcerea. Nu ești supărat? Megre făcea impresia unui om la pândă care nu înaintează decât cu nesfârșite precauții. Nu trebuia să dea buzna. Un singur cuvânt greșit și băiatul putea să se crispeze într-atât încât să nu mai scoți nimic de la el. Suferi că nu ești și tu ca ceilalți? De ce să nu fiu ca ceilalți? Cine v-a spus asta? Presupune că aș avea un fiu care s-ar duce la școală și că el s-ar juca pe stradă, colegii lui ar zice. E băiatul comisarului și din pricina asta nu l-ar trata exact la fel ca pe ceilalți. Pricepi, tu ești fiul directorului școlii. Băiatul îl privi mai cu luarea minte decât înainte. Ți-ar fi plăcut să fii băiat de cor? Simțea că nimerea pe alături, greu de spus, după ce anume, unele cuvinte provocau o reacție abia perceptibilă. La altele, Jean-Paul părea să se închidă în sine. Marcel are prieteni? Da! Când sunt împreună, vorbesc în șoaptă? Își spun secrete, se uită unii la alții și pufnesc în râs? Atât de departe se întorcea în trecut încât se mira el însuși. Era întâia oară când retrăia amintiri din copilărie atât de vii, încât aproape că simțea mirosul din curtea școlii, la vremea când înflorea liliacul. Ai încercat să te împrietenești cu ei? Nu. De ce? Așa. Ți-ai închipuit că nu ar vrea? Dar de ce îmi puneți toate întrebările astea? Deoarece tatăl tău e la închisoare. N-a tras el în Leonie Birard. Urmărea ochii băiatului care nu tre' sări. Știi bine că n-a tras el, altcineva a făcut-o. Ți-ar plăcea să fie condamnat tatăl tău? Nu. Se siză o vagă ezitare, dar preferă să nu insiste. Se și gândise în ajun, în ungherul său, dacă nu cumva Jean Paul nu-și condamna în sinea lui tatăl și mama, pentru că nu erau și ei ca ceilalți. Nu doar pentru că tatăl lui era învățător. Ai lui nu se duceau la biserică, nu-l îmbrăcau ca pe colegii lui, casa lor nu era ca celorlalți și nici viața. Mama lui nu râdea niciodată, și se strecurau umilă și plină de căință ca o umbră. Făcuse ceva foarte rău și ca să se o pedepsească, o altă femeie trăsese în ea. Acea femeie nu fusese condamnată, ceea ce dovedea că avusese dreptate. Poate că Jean Paul îi iubea totuși. Cu sau fără voia lui, făcea parte din clan, era din stirpea lor. Toate acestea erau greu de exprimat. Erau nuanțe care dispăreau când voiai să le pui în cuvinte să presupunem că știu un lucru care ar fi suficient pentru a-l scoate din închisoare pe tatăl tău. Nici el nu știa încotrobate, așa că rămase uimit văzându-l pe Jean Paul cum ridică capul și îl fixează cu o spaimă amestecată cu admirație. Băiatul deschise gura, făcut pe ce să spună ceva, dar tăcu cu pumnii strânși de efortul de a se stăpâni. Vezi, încerc să înțeleg și eu, nu-l cunosc bine pe tatăl tău, dar sunt convins că e un om care nu minte. El susține că n-a pus piciorul marți în magazia cu unelte, iar eu îl cred. Mereu în defensivă copilul îl observa. Pe de altă parte, Marcel Selier pare un băiat de treabă. Când îi se întâmplă să mintă, se duce îndată să se spovedească pentru ca să nu rămână în stare de păcat. N-are niciun motiv să provoace condamnarea tatălui tău, care îl lasă să fie primul din clasă, chiar dacă tu ar trebui să fii acela. Ori Marcel susține că l-a văzut pe tatăl tău cum ieșea din magazie, Efectul fu asemenea unei bule de aer care se ridică brusc la suprafața apei. Cu capul plecat, fără să-l privească pe megre, Jean Paul spuse Minte! Ești sigur că minte, nu? Nu e o simplă impresie. Nu spui asta din invidie. Nu sunt invidios pe el. De ce n-ai mărturisit mai devreme? Ce? Că Marcel a mințit. Așa! Ești sigur că nu l-a văzut pe tatăl tău? Da! Poți să-mi explici? Megre se așteptase la lacrimi, poate la țipete, însă ochii lui Jean Paul nu se umeziră în spatele ochelarilor. Numai corpul îi se destinse. În atitudinea lui nu mai era nimic agresiv. Nici măcar nu se mai ținea în defensivă. Obosit de atât a stat în picioare, se așeză la o oarecare distanță de comisar, însemn că se predă. L-am văzut. Pe cine ai văzut? Pe Marcel. Unde? Când? În clasă lângă fereastră. Povestește-mi exact ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Domnul Piet Beof a venit să-l caute pe tata. S-au dus amândoi spre biroul primăriei. Îi vedeai? Da, puteam să-i văd de la locul meu. Când au ajuns sub boltă, toți elevii s-au pus pe chiuit, ca de obicei. N-ai ieșit din bancă? Nu. Nu te hârjonești niciodată? Nu. Unde era Marcel? Lângă prima fereastră din stânga, cea care dă spre curte și spre grădin. Ce făcea? Nimic privea afară. Nici el nu se amestecă în tărăboi. Rare ori «I se mai întâmplă când e și Josef acolo, băiatul măcelarului. Da, tu stăteai în banca ta, Marcel la fereastra din stânga. Tatăl tău și domnul Pietbeov se găseau în birou. Așa a fost? Da, ferestrele erau deschise, închise. Auzeai totuși uruitul de la fierărie? Cred că da, sunt aproape sigur. Știi ce s-a întâmplat? Marcel a plecat de la fereastră și a străbătut clasa. Ca să se ducă unde? la una dintre cele două ferestre de pe dreapta. Acelea de la care se poate vedea spatele casei doamnei Birard? Da. În acel moment tatăl tău era încă la primărie? Da. Marcel a spus ceva? Nimic. S-a uitat pe geam. Nu știi la ce s-a uitat. De la locul meu nu vedeam. Obișnuiești să-l spionezi pe Marcel? El mărturisi rușinat. Da, de data aceasta, Megre nu mai întrebă de ce. Erau doi elevi silitori și, pentru că Jean-Paul era fiul învățătorului, celălalt era primul din clasă. Marcel era copil de cor și duminica purta stihar. Marcel avea prieteni, îl avea pe Joseph, fiul măcelarului, cu care șușotea în timpul recreațiilor și la care se ducea să se joace după ore. Pe urmă, l-ai văzut pe tatăl tău ieșind din primărie? A, luat-o către casa noastră unde a intrat ca bea o ceașcă de cafea. Fereastra de la bucătărie era deschisă? Nu, știu că a băut o ceașcă de cafea, că așa face mereu. Mama ta era la parter? Era sus în camera mea, o zărea prin fereastra deschisă. Tatăl tău n-a intrat apoi în magazia de unelte? Nu, a traversat curtea și s-a întors în clasă. Iar Marcel stătea mai departe la fereastra aceea din dreapta. Da, de ce n-ai spus numai decât? Când? Mă greu și îngădui un răgaz ca să-și pună gândurile în ordine, Tainițel. Corpul lui Leonie Birard a fost descoperit la începutul după miezii. N-ați fost întrebați numai decât? N-am fost întrebați în ziua aceea. Nici nu prea știam ce se întâmplă. Se vedeau numai oameni venind și plecând. Pe urmă am zărit pe jandarmi. Într-adevăr, marți, nimeni nu l-acuzase pe față pe învățător. Marcel Selier nu spusese nimic nici părinților și nici altcuiva. În consecință, Jean Paul n-a avusese vreun motiv sau vreo posibilitate să-l contrazică. Era acolo în ziua următoare când a fost interogat Marcel? Nu, ne-au chemat în birou unul câte unul. Dar când v-au interogat din nou joi dimineață? Când ai aflat că el susținea că l-a văzut pe tatăl tău? Nu mai știu. Mar sară, părinții tăi au vorbit de Leonie Birard. Nu mai după ce mă culcasem. Am auzit câte ceva din ce spuneau. Mama zicea că era din vina ei. Tata spunea că nu, că erau numai zvonuri și ca să-și dea seama că el n-avea niciun amestec. Când a aflat că Marcel îl acuză pe tatăl tău, de ce n-ai protestat? Nu m-ar fi crezut. Încă o dată lui Megrei se păru că se sizează o nuanță, un fleac, ceva prea subtil ca să poată fi exprimat. Băiatul nu se bucurase să-și vadă tatăl pus sub acuzare. Resimțise probabil o oarecare rușine să-l știe la închisoare. Nu te duse dovadă de o anumită lașitate, nu-l încercase oricât de puțin și fără să-l mărturisească nici sieși, ispita de a se desol desolidariza de părinții lui. Îi ținea de rău că nu sunt la fel cu ceilalți. O acum erau mai deosebiți ca niciodată de toți ceilalți, iar satul, în loc să-i țină la distanță, se întorcea împotriva lor. Jean Paul îi invidia pe Marcel. Oare avea să-l acuze și el? Până la urmă nu cedase unui sentiment urât, nu dăduse dovadă de lașitate, în orice caz, nu numai de lașitate. Oare nu dovedea din potrivă o anumită loialitate față de ceilalți? Ar fi avut ocazia să-l contrazică pe Marcel, să-l facă mincinos. Iar fi fost ușor. Oare îi se păruse că ar fi fost o victorie câștigată cu prea multă ușurință? În afară de asta, nimeni nu l ar fi crezut, într-adevăr. Cine din sat l-ar fi crezut dacă ar fi venit să spună: Se l-era mințit, tatăl meu n-a ieșit din magazia cu unelte. L-am văzut intrând în casă, apoi ieșind și traversând curtea. În acel moment, Marcel se afla la fereastră opusă, de unde nu-l putea vedea. Nu i-ai spus nimic mamei tale? Nu. Plânge mult? Nu plânge. Și mai rău. Megre și în atmos ce atmosferă o fi fost în casă în ultimele zile. De ce ai ieșit în dimineața asta? Ca să văd. Ca să-l vezi pe Marcel? Poate. Poate că fără să-și dea seama și din nevoia de a participa, fie și de departe, la viața satului. Nu se înnăbușa în căștoara din fundul curții, unde nici nu mai îndrăzneau să deschidă ferestrele? O să-i spuneți locotenentului? Trebuie să-l văd mai întâi pe Marcel. O să-i spuneți că eu am deschis gura? Ai vrea să nu știe? Da. În fond, băiatul nu-și pierduse cu totul speranța de a fi într-o zi admis în grupul de invidiat al lui Marcel, al lui Joseph și al celorlalți. Cred că-mi va spune adevărul fără să fie nevoie să te amestec. Trebuie să fi văzut și alți elevi la care dintre ferestre stătea. au gălăgie. Chiar toți? Afară de una din fete lui Zboncăr. Câți ani are? 15 ani. Ea nu face gălăgie cu ceilalți? Nu. Crezi că stătea cu ochii pe Marcel? Pentru întâia oară, obrajii și urechile se înroșiră. Nu îl scapă din ochi. Se bălbăi el. Oare ea nu-l contrazisese pe fiul tinichigiului pentru că era îndrăgostită de el sau, pur și simplu, pentru că nu făcuse deosebirea dintr-o fereastră și alta, Marcel afirmase că stătuse la geam. Colegii lui probabil că nu se întrebaseră de care geam fusese vorba. E timpul să ne întoarcem în sat. Aș prefera să nu vin împreună cu dumneavoastră. Vrei să pleci primul? Da. Sunte sigur că nu o să-i spuneți nimic lui Marcel. Megre du din cap afirmativ, iar băiatul șovăi, își lo șapca, în direcția pajiștilor și curând început să alerge. Comisarul, care se afla în fine pe țărmul mării, uită de aceasta, urmărind cu privirea silueta care se îndepărta. Se urni și el din loc, se opri puțin să-și pună tutun în pipă, se șterse la nas și mormăi câteva cuvinte de neînțeles, așa încât cei care l-ar fi zărit mergând încet pe drum s-ar fi întrebat, fără îndoială, de ce dădea din când în când din cap. Când trecu prin fața cimitirului, Megre văzu că groparii terminaseră de acoperit cu pământ argilos sicriului Leonii Birard, al cărei mormânt se cunoștea de departe după buchetele de flori și coroanele proaspete. Capitolul 7. Indulgențele doctorului Femeile plecaseră acasă și, în afară de cele care locuiau la ferme îndepărtate, probabil că apucaseră deja să-și scoată rochile negre și pantofii pentru ocazii, în timp ce bărbații rămăseseră, ca în zi de târg, să cinstească la hanul lui Luis și, nemai având loc înăuntru, ieșiseră pe trotuar și în curte, unde îi vedeai punându-și sticlele pe priciul câte unei ferestre sau pe câte o veche masă de tablă rămasă acolo de peste iarnă. După tonul vocilor, după râsete, după încetinala și nesiguranța gesturilor, ghiceai că băuse zdravân, iar câte unul, căruia megrenu-i vedea fața, se ușura după tufiș. Deși nu-și vedea capul de treburi, terez găsit timp să-i întindă o ulcică și un pahar. Megre cu câțiva pași înăuntru și se și trezi înconjurat de o hărmăli hărmălaie generală. Îl zări pe doctor în bucătărie, dar era prea multă lume între ei ca să se poată apropia iute de el. N-aș fi crezut niciodată că o să o ducem la groapă," zicea un bătrând în din cap. Erau trei cam de aceeași vârstă. Toți trei trecuseră cu siguranță de 75 de ani și în colțul în care se aflau era afișată pe peretele alb din spatele lor legea asupra debitelor de băuturi spirtoase și asupra manifestărilor în public datorate stării de ebrietate. Din cauza hainelor negre de duminică și a cămășilor scrobite, stăteau mai țepeni decât de obicei ceea ce le dădeau o anumită solemnitate. Era straniu să descoperi că atunci când se priveau, ochilor deschiși pe fețe bărăzdate de riduri adânci, căpătau o expresie naivă și copilărească, fiecare își ținea paharul în mână. Cel mai înalt dintre cei trei, care avea o superbă coamă albă și mustăți mătăsoase, se legăna ușor și, de câte ori voia să ia cuvântul, punea un deget pe umărul unuia dintre fârtații lui. De ce și imagină dintr-o dată megre în curtea școlii? Râsetele lor, ochiadele ce le schimbau între ei, erau de școlari. Fuseseră colegi de școală. Mai târziu duseseră aceleași fete prin tufișuri, asistaseră unii la căsătoria altora, la înmormântarea părinților, la nunțile copiilor și la botezurile nepoților. A, aproape că ar fi putut să-mi fie soră, că ștat am tot spunea că a pus-o jos în fân de nenumărate ori pe maică sa. Se pare că era muiere, nu glumă, și că bărbasul a purtat coarne toată viața. Oare nu explica aceasta tot ce se întâmpla în sat? În spatele lui Megre, într-un alt grup, cineva povestea. Când mi-a vândut vaca aia, i-am zis, ascultă, Victor, știu că ești un hoț, dar să nu uiți că am făcut milităria împreună la Montpellier și că într-o seară... Luis, care n-a se timp să se schimbe, se mulțumise să-și scoată haina. Megre se strecură cu greutate, aducându-și aminte că doctorul îl invitase să ia masa la el în acea zi. Îl uitase oare Bresel? Avea un pahar în mână, ca și ceilalți, dar își păstra sângele rece, sforțându-se să-l potolească pe măcelar, pe Marcelin, care era cel mai bea dintre toți și părea foarte agitat. De departe era greu să-ți dai seama ce se petrece. Marcelin era, aparent, pornit împotriva cuiva și tot încerca să-l împingă la o parte pe micuțul doctor ca să poată intra în prima odaie. Ascultă ce zic, mă duc la el și îi spun, auzi comisarul, stai liniște, Marcelin, te-ai îmbătat. Și ce, n-am voie să mă îmbăt? Ce, ți-am spus ultima dată când ai venit să te consult? Mișcă-mi pasă! Da, ții tot așa, pe tine te îngropă în primul. Nu admit să fiu spionat, sunt un om liber. Vinul nu-i pria. Arăta alb cavarul la față cu pomeții de un roz nesănătos cu pleoapele roșii. Nu mai era stăpân pe mișcările lui, iar vocea ei se încleiase. Pricep, doctore, niciodată nu i-am răbdat pe spioni. ce face ăsta aici dacă nu? La megre se uita el din depărtare, către acesta încerca să se năpustească, spre a-i spune ce avea pe suflet. Doi sau trei alții se uitau la el râzând care va întinse un pahar pe care doctorul îl lua și îl vărsă jos. Nu vezi că-i turtă, Firmin? Până atunci nu izbucnise nicio ceartă și nicio încăierare. În fond, se cunoșteau prea bine ca să se ia la bătaie între ei, fiecare știa cu precizie cine e mai puternic. Megre evită să se apropie mai mult, prefăcându-se ca să nu la pe măcelar, că nu-și dă seama de cele ce se întâmplau. Totuși, nu pierdea din ochi grupul și asistă la o mică scenă ce nu întârzie să-l uluiască. Adjunctul, Teo, înalt și moleu, cu aceleași priviri ironice, intră în grupul celorlalți cu un pahar pe care îl ținea sus, legănându-l, un pahar nu cu vin, ci cu un pernod foarte concentrat după culoare. Îi șopti câteva cuvinte doctorului și întinse paharul către măcelar, punându-i o mână pe umăr. Îi și vorbi, iar Marcelin păru mai întâi că se zbate, că e pe punctul de a-l respinge. În sfârșit, apucă paharul, îl dădu pe gât și aproape numai decât privirea ei se stinse și deveni sticloasă. Mai încercă să întindă un deget amenințător în direcția comisarului, însă brațul lui devenise din calea afară de greu. Atunci, ca și cum l-ar fi dat gata, Teo îl împinse către scară, îl silise o urce și după câteva trepte trebuie să-l ia pe umeri. N-ați uitat de invitația mea? Medicul, care ajunsese la megre, respira ușurat, pronunțând aproape aceleași cuvinte ca și bătrânul din colț. Au dus-o la groapă. Mergem? Își făcura doi loc, ajungând în stradă, unde făcură câțiva pași. Mai puțin de trei luni vine rândul lui Marcelin. Îi spun mereu, Marcelin, dacă nu te lași de băutură, dai ori tu popii. A ajuns să nici nu mai mănânce. E bolnav? Toți sunt bolnavi în familia lor, eu nenorocit. Teod l-a dus la culcare la etaj. Trebuia să se descotorosească de el. Deschise ușa. În casă mirosea bucate bune. Luați un aperitiv? Parcă mai bine nu. Mirosul de vin fusese atât de puternic la hanul lui Luis că te-ai fi îmbătat doar inhalându-l. Ați asistat la mormântare? De la distanță. V-am căutat la ieșirea din cimitir, dar nu v-am văzut. E gata masa armand. În cinci minute. Erau puse numai două tacâmuri. De parcă ar fi fost îngrijitoarea unui preot, sora doctorului prefera să nu se așeze la masă. Probabil că mânca în picioare la bucătărie între două feluri. Luați loc. Ce părere aveți? Despre ce? Dar despre nimic și despre tot. A avut parte de o mormântare grozavă. Megre mormăi. Învățătorul e tot la pușcărie. Trebuiau să bage pe cineva. Aș vrea să spun o întrebare, doctore. Din toți oamenii ăștia care erau la mormântare, oare mulți credeau că Gastina a ucis-o pe Leonie Birard? Câțiva, cu siguranță, se găsesc oameni care să creadă orice. Iar ceilalți? Medicul nu înțelese numai decât unde bătea întrebarea. Megre îi explică. Să zicem că o zecime din populație este convinsă că învățătorul a tras. Cam asta e proporția. Celelalte nouă zecimi au părerea lor. Fără pic de îndoială. Și pe cine bănuiesc? Depinde. După părerea mea, fiecare îl bănuiește mai mult sau mai puțin sincer pe acela pe care i-ar plăcea să-l știe vinovat. Și nimeni nu vorbește despre asta? Între ei probabil că o fac. I-ați auzit exprimând astfel de bănuieli? Doctorul îl privi cu o ironie destul de asemănătoare cu a lui Teo. Nu îmi spun ei mie lucrurile astea. Totuși, știind sau crezând că învățătorul nu este vinovat, faptul că e închis nu îi pune pe gânduri. Cu siguranță că nu. Gastin nu-i cineva din satul lor. Ei consideră că dacă locotenentul de jandarm și judecătorul de instrucție au socotit că e bine să-l aresteze, e treaba lor. Amândoi sunt plătiți pentru asta. Vor lăsa să fie condamnat? Fără să clipească. Dacă însă la mijloc ar fi unul de-al lor, lucrurile s-ar schimba. Începe să înțelegeți? Din moment ce tot trebuie un vinovat, cu atât mai bine ca acesta să fie un străin. Și îl cred pe băiatul lui Selier? Marcel e un băiat bun. A mințit. Posibil. Mă întreb de ce. Poate pentru că și-a închipuit ca o să-l acuze pe tatăl lui. Nu trebuie uita că mai ne nepoata bătrânei Birard și că ea are să moștenească. Credeam că poșterița zicea mereu că e nepoata ei n-are să vadă niciun ban. În atitudinea doctorului se cita o care încurcătură. Sora lui aduse gustările. N-ați fost la mormântare, o întrebă megre. Armand nu se duce niciodată la mormântări. Începură să mănânce în tăcere. Primul care a vorbit din nou, ca pentru sine, fu megre. Nu marți, ci luni l-a văzut Marcel Selier pe învățător ieșind din magazia cu unelte. A mărturisit? Încă nu i-am cerut, dar sunt aproape sigur. Luni înainte de ore, a lucrat în grădină. Când a traversat curtea, în cursul dimineții, a văzut o săpăligă în drum, a ridicat-o și s-a dus-o până la locul ei. Mar seara, după descoperirea corpului, Marcel n-a spus nimic și încă nu se gândea să-l acuze pe învățătorul lui. Mai târziu ori a venit o idee, ori a auzit o conversație care l-a decis să o facă. N-a mințit cu totul. Femeile și copiii sunt specialiști în aceste jumătăți de minciuni. N-a născoci nimic, s-a mulțumit să decaleze cu o zi evenimentul real. E destul de nostim. Aș pune rămășa că a încercat să se convingă că într-adevăr marți l-a văzut pe directorul școlii ieșind din magazie. N-a izbutit firește și atunci a trebuit să se ducă să se spovedească. De ce nu l întrebați pe preot? Pentru că dacă mi-ar răspunde, ar trăda indirect taina spovedaniei. Preotul n-are să o facă. Îmi propusesem să întreb pe vecini, între alții pe cei de la cooperativă, dacă l-au văzut pe Marcel intrând în biserică în afara orelor de slujbă, dar acum știu că el se duce acolo prin curte. Pulpa de berbec era tocmai cum trebuie, iar fasolea se topea în gură, doctorul scosese o sticlă de vin vechi. Afară puteau auzi freamătul surd pe care îl făcea alarma vocilor din curtea hanului și din piață. Își dădea doctorul seama că Megren nu vorbea decât ca să-și probeze teoriile. Se învârtea în jurul aceluiași subiect, lenevos, fără să atingă niciodată esențialul. În fond, nu cred că Marcel a mințit ca să nu fie bănuit tatăl său. A avut impresia în acel moment că Bresel știa mai multe decât voia să spună. Chiar așa? Vedeți, încerc să mă pun în pielea copiilor. De la început am avut impresia că toată povestea asta e o treabă de copii, în care oamenii mari nu au fost amestecați decât din greșeală. Și adăugă, privind l în față pe doctor, calm și apăsat, Și cred din ce în ce mai mult că și alții o știu. Poate că în acest caz o să-i izbuti să-i face să vorbească. Poate. E greu, nu-i așa? Foarte greu." Bresel își râdea de el întocmai ca și adjunctul primarului. Am avut azi dimineață o lungă convorbire cu băiatul lui Gastin. Ați fost la ei? Nu. L-am zărit cum urmărea în mormântarea de pe zidul cimitirului și m-am ținut după el până la mare. De ce s-a dus la mare? Fugea de mine. În același timp dorea să-l ajung. Și ce a spus? Că Marcel Selier nu stătea în dreptul ferestrei din stânga cel celei din dreapta. La adică Marcel ar fi putut o vedea pe Leonie Birar prăbușindu-se în momentul când glontele i-a pătruns în ochi, dar ar fi fost cu neputință să-l vadă pe învățător ieșind din magazie. Ce deduceți de aici? Căselier fiul s-a hotărât să mintă ca să acopere pe cineva, nu de îndată, și-a acordat un răgaz. Probabil că ideea nu i-a venit numai decât. De ce l-a ales pe învățător? Mai întâi pentru că era persoana cea mai plauzibilă și apoi fiindcă chiar el îl văzuse în ajun aproape la aceeași oră ieșind din magazie. În fine, poate din cauza lui Jean Paul. Credeți că îl detestă? Observați vă rog că nu afirm nimic, caut pe dibuite. I-am interogat pe cei doi copii. În dimineața asta i-am studiat pe niște moșnești care cândva au fost și ei copii chiar aici. Dacă sătenii sunt cu ușurință o stil străinilor, oare nu e din cauză că fără voia lor îi invidiază? Ei își petrec toată viața la saint André și mai fac din când în când câte un drum în la Roșel. Mai petrec la câte o nuntă, la câte o mormântare. Văd unde vreți să ajungeți. Învățătorul vine de la Paris. Un ochi e un om cultivat care se ocupă de micile lor afaceri și se îngrijește să le dea sfaturi. Pentru un băiat, fiul învățătorului se bucură cam de același prestigiu. Să fi mințit Marcel din ură față de Jean Paul? În parte din invidie. Mai curios este faptul că, la rândul lui, Jean Paul îi invidiază pe Marcel și pe prietenii lui. Se simte singur, deosebit de ceilalți, ținut de ei la distanță. Există totuși cineva care a tras în bătrâna și care nu poate fi niciunul dintre cei doi băieți? Exact. Li s-a dus o tartă cu mere, făcută în casă, iar din bucătărie venea un miros de cafea am din ce în ce mai mult impresia că te o cunoaște adevărul. Pentru că era în grădina lui, de asta și din alte motive. Ieri seară, doctore, îmi spuneați cu veselie că sunt cu toții niște canalii. Glumeam, pe jumătate, nu-i așa? Cu toții trișează mai mult sau mai puțin comiți în ceea ce dumneavoastră ați numit niște mici ticăloșii. Dumneavoastră le vorbiți pe șleau. Lau, adică e o căruți, însă în realitate nu e așa, străda. Mă înșel cumva? După părerea dumneavoastră, preotul a refuzat să vă răspundă în legătură cu Marcel și cred că aveți dreptate. Eu sunt vraciul lor, e aproape același lucru. Știți, domnule comisar, că prânzul nostru începe să semene cu un interogatoriu? Ce preferați la cafea? Un coniac sau un calvados? Un calvados. Bresel se duse să ia sticla dintr-o mobilă veche, apoi umplu paharele cu aceeași veselie, dar cu mai multă seriozitate în priviri. În sănătatea dumneavoastră! Aș vrea să vă vorbesc de accident, spuse Megre aproape cu timiditate. Care accident? Doctorul nu pusese întrebarea decât ca să câștige timp de gândire, căci accidentele nu erau tocmai numeroase în sat. Accidentul de motocicletă. Vi s-a vorbit de el? Știu numai că fiul lui Marcelin a fost accidentat de motocicletă. Când s-a întâmplat asta? Cu ceva mai mult de o lună în urmă, într-o sâmbătă. S-a petrecut pe aproape de bătrâna Birard? Nu prea departe, poate la vreo sută de metri. Era seara? Puțin înainte de cină se noptase. Cei doi puști? Care puști? Joseph, fiul lui Marcelin și Marcel. Numai ei doi? Da, se întorceau acasă. Din direcția mării venea o motocicletă. Nu se prea știe cum s-a întâmplat. Cine era motociclistul? Herv Jusso, un crescător de midi de vreo 30 de ani căsătorit anul trecut. Băuse? Nu bea. A fost crescut de mătușile lui, care sunt foarte severe și care continuă să locuiască împreună cu tinerii căsătoriți. Avea farul aprins? Așa a demonstrat ancheta. Copiii se jucau probabil. Joseph a vrut să traverseze strada și a fost accidentat. Are un picior rupt în două locuri. Va rămâne șchiop? Nu, no, într-o săptămână, două, nare are să se mai cunoască. Încă nu poate să meargă? Nu. Accidentul îi va aduce ceva lui Marcelin? Asigurări le au să-i plătească ceva, fiindcă Giusu a admis că a fost și vina lui. Și chiar o fi fost? Vizibil, stingerii doctorul se dă pe râs. Încep să înțeleg ceea ce la un interogatoriu cu cânte, cum îi spuneți pe chede zorfevră. Prefer să ciripesc eu, așa se spune, nu? Umplu paharele. Marceliniu nenorocit, toată lumea știe că nu mai duce mult. Nu-l poți condamna că-i bețiv, că și n-a avut niciodată noroc. Nu numai că a avut mereu pe cineva bolnav în casă, dar tot ce face iese rău. Acum trei ani i-a arendat niște pajiști ca să îngrașe boi și a fost o secetă așa de mare încât a pierdut tot. Trage pe dracu de coadă. Camioneta lui e mai mult în pană, trasă pe dreapta decât gata să livreze carne. Așa încât Jusio, care n-are ce pierde, deoarece asigurările plătesc, a luat vina asupra lui. Cam așa ceva. Toată lumea știe asta, mai mult sau mai puțin. O companie de asigurări e ceva vag și îndepărtat, ca și guvernul, încât oricui îi se pare drept să ia banii. Dumneavoastră ați întocmit certificatul? Bineînțeles. Și l-ați întocmit în așa fel ca Marcelin să încaseze cât mai mult posibil. Să zicem că am insistat asupra complicațiilor care s-ar fi putut produce. N-au fost complicații. Ar fi putut să fie. Când crapovacă subit de boală în 5 cazuri din 10, veterinarul întocmește un certificat de accident de data asta surâse megre. Dacă înțeleg bine, băiatul lui Marcelin ar fi putut fi pe picioare de o săptămână, două. E, de o săptămână. Ținându-l în ghip să-i permite statului său să ceară de la asigurări o sumă mai mare. Vedeți că și medicul e obligat să fie nițel canalie. Dacă aș fi refuzat de multă vreme, n-aș mai fi fost aici. Și tocmai pentru că refuză să dea certificate de fictive, învățătorul este astăzi la închisoare. Dacă s-ar fi arătat mai flexibil, dacă nu s-ar fi certat de o sută de ori cu Teo, reproșându-i că dă cu prea mare ușurință banul guvernului, poate că lumea ar fi sfârșit prin a-l adopta. În ciuda celor întâmplate soției sale, nu o duce nimeni aici lipsă de coarne. Marcel Selier a fost singurul martor al accidentului? V-am spus că era seara, nu trecea nimeni altcineva pe drum. Cineva ar fi putut să-i vadă de la fereastră? Făcând gândiți la bătrâna Birard. Presupun că nu stătea numai și numai la bucătărie și că îi se întâmpla să mai treacă și prin odaia din față. Nici n-a fost pomenită la închetă. Ea n-a spus nimic. Doctorul se scărpină în cap de data asta cât se poate de serios. Am impresia că începe să știți unde vreți să ajungeți. Vreau să vă spun totuși că eu încă nu vă înțeleg. Sunteți sigur? În legătură cu ce? Din ce motiv încercați azi dimineață Marcelin să se repeadă la mine? Era beat. Dar de ce să se ia de mine în mod deosebit? Era singurul străin din Han. Când e băut se crede persecutat. De aici și până la și închipui că ați venit ca să-l spionați. V-ați strădui să-l liniștiți. Aș fi preferat o căierare? Teola l gata dându-i să bea un dublu sau triplu per not și la căra la etaj. E prima oară când îl văd pe adjunct pe post de Saint Bernard. Marce e vorul lui. Aș fi preferat să fie lăsat să spună ce-i venea pe limbă. Ceilalți, evident, nu doreau ca el să vorbească și îl făcuseră să dispară, iar acum măcelarul probabil că trăgea un somn bun în una din odăile de la etaj. Trebuie să mă duc la cabinet, zise Bresel. Mă așteaptă cu siguranță vreo 12 de pacienți. Cabinetul de consultație era o clădire scundă cu două dăi în curte. Se vedeau oamenii așezați la rând cu spatele la perete, printre care un copil cu un bandaj în jurul capului și un moșneag în cârje. Cred că o să ajungeți undeva, suspină doctorașul făcând aluzie de sigur, nu la cariera lui Megre, ci la ancheta lui. Îl privea acum cu un anumit respect, dar și cu o oarecare plictiseală. Ați fi preferat să nu descoper nimic? Stau și mă întreb. Poate că ar fi fost mai bine să nu veniți. Asta depinde de ce o să găsesc la capătul drumului. Aveți vreo idee? Știu cam tot atât cât și dumneavoastră. Și l-ați fi lăsat pe Gastin să zacă în pușcărie? Oricum nu-l poți ține multă vreme. Bresel nu era din ținut, se născuse la oraș ca și învățătorul, dar trăia alături de oamenii din sade mai bine de 20 de ani și, fără să vrea, se simțea solidar cu ei. Veni să mă vizitați când doriți, credeți-mă că fac tot ce pot, se întâmplă numai că îmi place mai mult să trăiesc aici și să-mi petrec cea mai mare parte a timpului pe drumuri decât să mă închid la o oraș sau în cine știe ce suburbie într-un cabinet de consultații. Mulțumesc pentru masă. Vă duce să-l interogați din nou pe Marcel? Încă nu știu. Dacă ține să vorbească, e preferabil să nu fie de față și taică său. E frică de tatăl lui? Nu, cred că e vorba de frică, mai degrabă de admirație. Dacă a mințit, probabil că trăiește cu frica în sân. Când Megre ajunse din nou afară, doar câteva grupuri mai rămăseseră la lui și în piață, într-un colț, Teo juca, la fel ca și în celelalte zile, cărți cu factorul poștal, cu fierarul și cu un fier fermier. Privirea sa se încrucișa cu cea a lui Megre și, deși rămânea mai departe zeflemitoare, se putea citi în ea un anume respect. Marceline tot sus, o întrebă comisarul pe Terez. Sforă, i-a murderit toată odaia, nu mai poate suporta băutura, de fiecare dată e la fel. Nu m-a căutat nimeni? Adina a trecut pe aici locotenentul, n-a intrat, a arunca doar o privire înăuntru, ca și cum ar fi căutat pe cineva, poate pe dumneavoastră, să vă aduc ceva de băut? Mulțumesc, nu. Numai mirosul de vin și era de ajuns ca să-l scârbească, se îndreptă fără grabă către primărie. Unul dintre brigadieri stătea de vorbă cu locotenentul Danielu. Ați vrut să mă vedeți? Nu în mod special, tocmai treceam prin piață și m-am uitat să văd dacă sunteți la Han. Ceva nou? Poate nu prea important, brigadierul nu li a găsit o a șaptea carabină. De calibrul 22? Da, iată, este de același tip cu celelalte. Unde era? În remiză în spatele casei măcelarului. Ascunsă? Răspunse chiar brigadierul. Căutam în continuare tubul cartușului cu colegul meu. Treceam dintr-o grădină între alta. Am văzut ușa unei remize deschise cu urmă de sânge peste tot. Într-un colț am zărit carabina. Ați întrebat-o pe soția măcelarului? Da, mi-a răspuns că atunci când Selier a bătut Toba cerând să se aducă toate carabinele la primărie, nu se gândise la aceea fiului ei, dat fiind că acesta era la pat. A avut un accident acum o lună și știu. Cu arma în mână, me grepu făia din pipă. În cele din urmă puse carabina în alt colț decât celelalte. Vreți să veniți o clipă cu mine, domnule locotenent? Străbătură curtea și deschise ușa clasei în care stăruia un miros de cernală și de cretă. Rețineți că încă nu știu încotro ne va duce pista aceasta. Marți dimineață, când învățătorul a ieșit de aici cu fermierul Pit Biov, Marcel Selier s-a îndreptat către fereastra asta. Așa ne-a declarat. Se vede de aici, la dreapta teiului și magazia cu unelte. Se mai pot vedea și niște ferestre, între altele, cele de la primul etaj al casei măcelarului. Locotenentul asculta cu sprâncenele încruntate. Băiatul n-a rămas în locul ăsta. Înainte să iasă învățătorul din birou, el a traversat clasa. Megre făcu la fel, trecând prin fața tablei și a catedrei și îndreptându-se către fereastra care se afla exact în partea opusă celei din tâi. De aici, așa cum vă puteți convinge, se vede casa lui Leoni Birard. Dacă ea stătea în picioare la fereastră când a fost lovită, așa cum pare să demonstreze ancheta, este posibil ca Marcel să o fi văzut căzând. Presupuneți că avea vreun motiv să treacă de la o fereastră la alta? Ar fi văzut ceva și... nu neapărat. De ce a mințit? Megre preferă să nu răspundă. Aveți robă nuială? Cred că da. Ce vreți să faceți? Ceea ce trebuie. Răspunse Megre fără entuziasm. Scoase un suspin, își goli pipa pe podeaua cenușie, privi scrumul căzut cu aerul că îl supăra ceva și adăugă cu regret parcă. N-are să fie prea plăcut. Din cealaltă parte a curții, de la o fereastră de la etaj, Jean-Paul îi studia. Capitolul 8. Potcoava lui Leonie. Înainte de a ieși din clasă, Megre revăzu un siluetă la fereastră, de data asta deschisă, mai departe, dincolo de grădini. Persoana stătea așezată cu spatele pe prici, dar după forma capului și masivitate, îl recunoscu pe Marcel Selier. Presupun că aceea e casa măcelarului, locotenentului urmări direcția privirii. Da, Joseph, fiul lui și Marcel sunt prieteni foarte buni. De unde era, băiatul se întoarse și se aplecă să vadă o femeie care punea rufele la uscat într-o grădină. Mașinal, privirea lui descrise un arc de cerc în clipa în care Megre și jandarmul ieșau din clasă cu fața în direcția lui. În ciuda distanței, puteai ghici după mișcările pe care le făcea că vorbea cu cineva din încăpere. Apoi se dădu jos de pe priciul ferestrei și dispăru. Întors către comisar, Danielu murmură îngândurat. Nu rog, vă întoarceți în la Roșel? Ați prefera să vă aștept? Poate că asta mi-ar îngădui să prin trenul de seară. Nu avea mai mult de 150 de metri de parcurs. Îi străbătu cu pași mari, cadențați. Măcelăria era o casă scundă, parcă gemuită. Nu era un magazin propriu zis. Camera din stânga de la parter fusese transformată prin adăugarea unui soi de teșghea cu un cântar, a unui răcitor de modă veche și a unei mese pentru tranșat carnea. Ușa de la intrare dădea într-un coridor în capătul căruia, la stânga scării, se zărea curtea. Până să ajungă la ușă, Megre trecuse prin dreptul ferestrei din dreapta, cea de la bucătărie, care era deschisă și văzuse trei femei, dintre care una bătrână și cu bonetă albă. Stăteau în jurul mesei rotunde și mâncau niște tartă. Probabil că una dintre ele era soția lui Marcelin, iar celelalte două, mama și sora lui, care locuiau în satul vecin și veniseră pentru mormântare. Îl văzuseră când trecuse. Ferestrele erau atât de mici încât pentru o clipă o acoperise pe cea de la bucătărie cu lățimea umerilor. La auziră cum ezita în fața ușii deschise, cum căuta o sonerie și, negăsindu o înaintase doi pași cu zgomot. Soția măcelarului se ridică și deschise ușa bucătăriei și întrebă, Ce este?" Apoi, recunoscându-l, probabil că cel l văzuse prin sat. Sunteți polițistul de la Paris, nu-i așa?" Dacă fusese la mormântare, apucase să se schimbe. Probabil că nu era bătrână, dar arăta gârbovită, cu obrajii scobiți și ochii arzând, parcă de febră. Evitând să-l privească în față, adăugă. Soțul meu nu e acasă, nu știu când se întoarce. Pe el vreți să-l vedeți? Nu-l poftea să intre în bucătărie unde celelalte încetaseră vorba. Vreau să-i spun ceva fiului dumneavoastră. Îi era frică, dar asta nu însemna nimic, că era tipul de femeie care ea e întotdeauna frică și care trăiește în așteptarea unei catastrofe. Este în pat, știu. Stă acolo sus de mai bine de o lună. Îmi permiteți să urc? Ce putea să facă? îl lăsă să treacă fără să îndrăznească să protesteze cu degetele crispate pe un colț al șorțului. Nu urcase decât 4-5 trepte când îl zări pe Marcel care cobora. Megre se lipi de perete. Pardon, se bâlbâi băiatul, evitând la rândul lui să-l privească în față. Era grăbit să ajungă afară și se aștepta probabil ca Megre să-l oprească din drum sau să-l cheme în dărăt, însă comisarul porni mai departe pe scări. Ușa din dreapta, îi spuse mama băiatului atunci când Megre ajunse pe palier bătut la ușă. O voce de copil spuse, intrați! Mama rămase mai departe acolo, nemișcată, cu capul ridicat spre el, în timp ce Megre deschidea, apoi închidea ușa în urma lui. Nu te deranja! Întins pe pat, cu mai multe perne sub el, cu un picior în gips până la jumătatea coapsei, Joseph dăduse să se ridice. M-am încrucișat cu prietenul tău pe scară. Știu! De ce nu m-a așteptat? Tavanul odăi era jos, iar Megre aproape că atingea cu capul grinda centrală. Camera nu era încăpătoare. Patul în dezordine ocupa cea mai mare parte și era acoperit cu gazete ilustrate și cu bucățele de lemn sculptate cu cuțitul. Te plictisești? Era și un scaun încărcat cu diferite obiecte, un veston, o praștie, două, trei cărți și din nou bucățele de lemn. Puteți da jos cei pe el, spuse copilul. Jean-Paul Gastin semăna cu tatăl și cu mama sa. Marcel semăna cu tinichigiul. Joseph n-avea niciuna dintre trăsăturile măcelarului sau ale soției acestuia. Dintre cei trei copii era fără tăgadă cel mai frumos și singurul care lăsa cu adevărat impresia unui băiat sănătos și echilibrat. Megre se să se așeze pe marginea ferestrei, cu spatele la peisajul cu grădin și curți, pe locul pe care îl ocupase puțin mai înainte Marcel. Nu se grăbea să vorbească, dar nu făcea așa ca pe chede Zorfevră ca să-și deruteze interlocutorul, ci pentru că nu știa cu ce să înceapă. Joseph deschise primul gura, întrebând, Unde este tata?" La Luis." Copilul șovăi, apoi întrebă din nou, Cum se simte?" La ce bun să-i ascundă ceea ce băiatul știa prea bine?" Teo l-a dus la culcare. În loc să-l îngrijoreze, vestea păru să-l liniștească. mama ai jos cu bunica mea?" Da." Soarele în n mur, pe un cer ce rămânea limpede, încălzea blând umerii lui Megre, iar din grădini urcau triluri de păsări. Undeva un copil cânta dintr-o trompetă de tinichea. Nu vrei să-ți scot gipsul? S-ar fi spus că Joseph se aștepta la această întrebare, căci îi înțelegea de desubturile. Nu era neliniștit ca mama lui, nu părea înfricoșat. Cerceta silueta masivă a vizitatorului, chipul acestuia în aparență impasibil, și se întreba ce cale să puce. Știați? Da. V-a spus doctorul. Ghicisem mai dinainte. Ce făcea tu și Marcel când te accidentat motocicleta? Joseph arăta cu adevărat ușurat. N-ați găsit potcoava? zise el. Aceste cuvinte plăsmuiră o imagine în mintea lui Megre. Văzuse pe undeva o potcoavă când vizitase casa lui Leoni Birard. Potcoava ruginită zăcea pe jos în colțul din dreapta ferestrei, nu departe de conturul de cretă ce marca locul corpului. Detaliul nu-i scăpase. Fusese chiar pe punctul de a pune o întrebare. Apoi, pe când se îndrepta de șale, zărise un cui și zise zisese că probabil potcoava fusese agățată de el. La țară, multă lume păstrează astfel, ca talisman, o potcoavă adunată de pe drum. Aceeași socotale trebuie să-și fi făcut Danielu și jandarmii săi când examinaseră locul. Într-adevăr, există o potcoavă la Leonii Birard, răspunse el. Eu am găsit-o în seara accidentului. Mergeam către mare cu Marcel când am dat peste ea, se întunecase și am luat-o. Treceam prin fața casei bătrânei și eram cu potcoava în mână. Fereastra dinspre drum era deschisă. Ne-am apropiat fără să facem zgomot. Poșterița se afla în odaia din față. În bucătărie, ușa era întredeschisă. Nu se putu împiedica să zâmbească. La început mi-a venit ideea să arunc potcoava în casă ca să o înspăimânt. La fel cum aruncai pisici moarte și alte împuțiciuni? Nu numai eu am făcut așa. Și ți-ai schimbat hotărârea? Da, mi-am zis că ar fi mai amuzant să eu strecor în pat. M-am cățărat pe fereastră în tăcere și am făcut doi, trei pași. Din nefericire m-am ciocnit de ceva, nu știu de ce anume, și m-a auzit. Am aruncat potcoava și am sări pe geam. Unde era Marcel? M-a aștepta ceva mai departe, am luat-o la fugă. O auzeam pe bătrână cum amenința de la fereastră și atunci m-a lovit motocicleta. De ce n-ai spus? Mai întâi m-au transportat la doctor și mă simțeam foarte rău. Mi s-a dat un medicament și am adormit. Când m-a întrezit venise tata, care mi-a vorbit numai decât de asigurare. Am înțeles că dacă mărturiseam adevărul, s-ar fi zis că era din vina mea și asigurările n-ar mai fi plătit, iar tata are nevoie de bani. Marcel a venit să te vadă. Da, și am smurs promisiunea că nici el n-are să spună nimic. De atunci a venit să te vadă în fiecare zi? Aproape, e prietenul meu. Jean Paul nu ți este prieten? Nu e prieten cu nimeni. De ce? Nu știu, cu siguranță nu-l interesează. Se amără cu maică sa. Mama lui nu vorbește cu femeile din sat. Și nu te plictisești singur în odaia asta de o lună? Ba da, ce faci toată ziua? Nimic, citesc, ce oples bucățele de lemn din care fac vaporașe și personaje. Într-adevăr, avea o mulțime în jur, unele dintre ele destul de îngrijit lucrate. Nu te duci niciodată la fereastră? N-ar trebui. De teamă să nu se afle că poți să mergi? Băiatul răspunse cu sinceritate. Da. Apoi întrebă. O să spuneți asta la asigurări? E o chestie care nu mă privește. Pentru o vreme se lăsă tăcerea, iar Megre se întoarse către fereastră ca să privească spatele caselor și curtea școlii. Presupun că te uiți pe fereastră, mai ales în timpul recreațiilor? Adeseori. Chiar în față, de cealaltă parte a grădinilor, putea vedea ferestrele lui Leonie Birard. I s-a întâmplat poștăriței să te și vadă? Da, Copilul se posomorâ, mai șovăia puțin, dar știa de pe acum că trebuie să vorbească. Chiar și înainte de asta, când mă vedea, se strâmba la mine. Scotea limba la tine? Da, după accident începuse să-mi cu tifla arătând un pot De ce? Fără îndeală, ca să-mi dea de înțeles că putea să se ducă să povestească totul. Totuși, n-a făcut-o. Nu. Era ca și cum fosta funcționare de la poștă ar fi dat în mintea copiilor cu care se ciondănea și care făcuse din calul lor de bătaie. Ea țipa amenința, scotea limba la ei. De departe i a aducea aminte lui Joseph că îi putea precinui necazuri. Ți era frică? Da, părinții mei au nevoie de bani. Ei știu de întâmplarea cu potcoava. Da, 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 i-ai povestit. A ghicit că făcuse în ceva ce nu-i spuneam și am fost să-i mărturisesc adevărul. Te-a certat? M-a sotuit să tac. De câte ori te arăta arătat Leonie Birard potcoava de la fereastră? Poate că de vreo 20 de ori, te, de câte ori mă vedea. La fel cum procedase dimineață cu Jean Paul, Megreu și-a tacticos pipa, în așa fel încât să pară cât mai puțin primejdios. Avea Avaerul ca ascultă, distrat, o poveste lipsită de însemnătate și, văzându-l destins, cu privire aproape naive, băiatul și-ar fi putut închipui că stătea la taifas cu vreunul din colegii lui. Ce-a venit să-ți spună Marcela din auri? Că dacă îl interogează din nou, va fi silit să mărturisească adevărul. Din ce motiv s-a făcut frică? S-a dus să-ți povedească, că l-a impresionat și mormântarea. Va spune că te-a văzut la fereastră înainte de a se îndrepta spre fereastra din față? De unde știți? Vedeți? În casa asta toate merg pe dos. Alții fac lucruri mai rele și nu pățesc nimic. La noi e exact invers. Ce făceai la fereastră? Priveam. Bătrâna ți-a arătat potcoava? Da. Spunem exact ce s-a întâmplat. N-am de ales, nu-i așa? Nu în punctul în care am ajuns. mi a luat carabina. Unde se găsea carabina ta? În colțul ăsta aproape de dulap. Era încărcată? șovoi imperceptibil. Da, cartușele erau de calibru 22 lungi sau scurte? Lungi. Păstrezi în mod obișnuit carabina la tine în cameră? Deste ori. Ți s-a întâmplat în vremea din urmă să țintești în vrăbi de la fereastră? Șovoi din nou, adunându-și gândurile cât de repede putea, ca unul care nu-și putea îngădui nici cea mai mică greșeală. Nu, nu cred. Ai vrut să o sperii pe bătrână? Probabil, de fapt nu știu nicio ce am vrut. Își bătea joc de mine, mi-am zis că până la urmare să povestească totul la asigurări și că tata nu o să poată să-și cumpere noua camionetă. Pe asta vrea să-și dea banii? Da, e convins că dacă ar avea camionetă bună și și-ar putea extinde zona, ar câștiga bani. În momentul ăsta nu câștigă? Sunt luni în care e în pierdere și atunci bunica vă ajută? Că nu se poate altfel face, de fiecare dată o scenă. Tu ai tras? Băiatul făcusem din cap că da, cu un soi de surâs ca de scuză. Ce ai țintit? Fereastra. Prin urmare vroiai să spargi un geam. Făcut din nou semn că da, a grăbit. Au să mă bage la închisoare? Nu se bagă la închisoare băieții de vârsta ta. Faptul păru să-l dezamăgească. Atunci ce au să facă? Judecătorul are să-ți adreseze o mustrare. Și pe urmă are să-l muștrulească pe tatăl tău. În definitiv el este răspunzător. De ce dacă el n-a făcut nimic? Unde se afla când ai tras? Nu știu. Făcea turul cu camioneta? Cu siguranță că nu, nu pleacă niciodată așa de vreme. Era în măcelărie? Poate. n auzi nimic? Nici mama ta? Nu, nu mi-au spus nimic. Ei nu știu că tu ai tras? Nu le-am vorbit despre asta. Cine a dus carabina în remiză? De data aceasta, băiatul roșii privi în jur încurcate, evitând să întâlnească privirile lui Megre. Presupun, insistă acesta, că n-ai fi putut coborâ scara și traversa curtea cu gipsul tău. Și atunci, i-am cerul lui Marcel. Se opri scurt. Nu, nu e adevărat, mărturisi el. Tata a dus-o, oricum până la urmă tot ați fi aflat. Tu i-ai cerut să ducă jos carabină? Da, nu i-am explicat pentru ce. Când? Miercuri dimineața. Nu ți-a pus întrebări? M-a privit numai cu un aer necăjit. Nu a vorbit de lucrul ăsta cu mama ta? Dacă ar fi făcut-o, ea ar fi venit numai decât la mine și m-ar fi tras de limbă. Are obiceiul să te tragă de limbă? Ei ce ești întotdeauna când încerc să o mint. Tu i-ai cerut lui Marcel să declare că l-a văzut pe învățător ieșind din magazia cu unelte? Nu, nici n-am știu că o să-l interogheze. Și atunci de ce a făcut-o? Probabil fiindcă m-a văzut la fereastră. Cu carabina. Aveai carabina în mână? Pe Josephul a apucat dar făcea față cu bravură situației, sforțându-se mai departe să nu se contrazică și să nu aibă aerul că ezită. Degeaba ai vorbea megre cu glas neutru, fără să insiste, ca și cum ar fi pronunțat doar fraze lipsite de însemnătate, băiatul era destul de inteligent ca să-și dea seama că înaintea puțin câte puțin în direcția adevărului. Nu mi-aduc aminte exact. Poate că nu luasem încă pușca. Dar când de la cealaltă fereastră a văzut-o pe poștăriță căzând, a știut că trăsești tu. Nu mi-a spus. N-ați discutat lucrurile astea împreună? Doar astăzi. Ți-a spus numai că dacă îl vor interoga, va fi silit să mărturisească adevărul? Da. Era trist? Da. Și tu? Prefer să se termine odată. Ți-ar conveni mai mult să te duci la închisoare? Poate că da. Din ce motive? Uite-și, ca să văd. Era cât pe cei să adauge că pușcăria trebuie să fi fost mai amuzantă decât casa părintească. Megre se ridică în picioare cu un suspin. Ai fi lăsat să fie condamnat învățătorul? Nu, cred. Nu e sigur? Nu era. Joseph nu era sigur de lucrul ăsta. Ideea că i-ar fi făcut un rău lui Gastin nu părea să-i fi trecut prin cap. Niște celorlalți locuitori din sat să nu le fi trecut prin cap? Plecați! Se miră băiatul văzându-l pe comisar că se îndreaptă spre ușă. Megre se opri în prag ce altceva să fac? O să-i spuneți totul locotenentului? Poate cu excepția lucrurilor legate de accidentul tău. Mulțumesc. Nu părea prea mulțumit că Megre pleca. Presupun că nu mai ai nimic de adăugat. El dădu din cap. Ești sigur că mi-ai spus adevărul? El dădu iarăși din cap afirmativ și Megre în loc să deschidă ușa să așeză pe marginea patului. Acum, spune-mi exact ce ai văzut în curte. În care curte? Sângele-i urca în obraj, iar urechile copilului ardau ca parafocului. Înainte să înceapă, Megre deschise puțin ușa fără să se ridice și îi spuse soției lui Marcelin, care <coughs> stătea pe palier, fiți atât de amabilă și coborâți la parter. Așteptă să ajungă jos, apoi închise din nou ușa. În curtea asta. În curtea noastră. Da. Ce-aș fi putut vedea? De unde să știu eu? Dar tu știi. Băiatul se retrăsese pe patul lui până lângă perete și îl fixa lui pe Megre. Ce vrei să spuneți? Erai la fereastră și bătrâna ți-arăta potcoava. Asta v-am spus deja numai că pușca nu era în camera ta. De unde știți? Tatăl tău era jos în curte și ușa de la remiză era deschisă. Ce făcea? Tăia un miel. De unde era, te vedea pe tine la fereastră, dar și pe Leonii Birard. Asta nimeni n-a putut să vă spună, murmură băiatul mai multul lui decât consternat. A ghici pur și simplu? Nici el nu se înțelegea mai bine cu bătrâna, îl bat jocorea de fiecare dată când trecea pe drum. Îl făcea om de nimic și milog, a scos limba la el. Asta era fixul ei. Și atunci tatăl tău a intrat în remiză? Da. Și-a ieșit cu carabina ta în mână? Ce-au să-i facă? Depinde. Te-ai hotărât să nu mai minți? Am să vă spun adevărul. Tatăl tău te vedea încă în momentul acela? Cred că nu. mă a dăduse mâna apoi. Ca să nu știe că priveai scena? Poate. Nu-mi amintesc totul. S-a petrecut foarte repede. Ce anume s-a petrecut foarte repede? A aruncat o privire în jur și a tras. L-am auzit cum mormăia. Ia-l și păsta ploșnițo a ochit cu grijă. Nu, a dus pușca la umăr și a tras. E un trăgător bun? Nu, e în stare să-mi puște o vrabie la zece pași. A văzut cum se prăbușește Leonie Birard? Da, a rămas o clipă nemișcat de parcă nu-i venea să creadă. Pe urmă s-a năpustit în remiză ca să lase carabina. Și după asta? S-a uitat către fereastra mea și a intrat iarăși în casă. L-am auzit mai târziu ieșind. Ca să se ducă unde? Ca să se ducă să bea la Luis. De unde știi? Pentru că atunci când s-a întors era beat. Teo era la el în grădină? tocmai așa din pivniță. L-a văzut pe tatăl tău trăgând? De acolo de unde era n-ar fi putut, dar te-a văzut pe tine la fereastră. Așa cred. A auzit focul de armă? Trebuie să-l fi auzit. De atunci încoace tatăl tău nu ți-a mai zis nimic? Nu. Și nici tu lui? N-am îndrăznit. Marcela a crezut că tu ai tras? Cu o siguranță. Din pricina asta a mințit? Sunt prietenul lui. Megrel mângâie pe cap cu un gest mașinal. asta e tot, băiete, zise el ridicându-se fusese cât pe ce să adauge. Sunt unii care învață să se descurce mai devreme decât alții. La ce bun! Joseph nu lua evenimentul în tragic. Se obișnuise într-atât cu micile drame cotidiene, încât probabil că în ochii săi aceasta nu era mai impresionantă decât celelalte. Au să-l bace la închisoare? Nu pentru multă vreme. Numai dacă se dovedește ca ochit și-a vrut să omoare pe Leonie Birard. A vrut numai să sperie. Știu, tot satul va depune în favoarea lui. Băiatul reflectă puțin și la probă. Cred că da, lumea îl iubește așa cum e. Nu e din vina lui. Ce nu e din vina lui? Tot. Megre ajunsese la jumătatea scării când s-a auzit striga de băiat. Nu vreți să-mi scoateți gipsul? E mai bine să-l trimi pe doctor. Îl trimiteți imediat? Dacă e acasă. Să nu uitați. În fine, când Megre ajunse la parter, a auzi murmurând. Mulțumesc. Nu se opri la bucătărie. Soarele începea să scapete în spatele caselor și din pământ se ridicau aburi. Cele trei femei erau tot acolo, nemișcate și îl priviră în tăcere cum trecea prin fața ferestrei. În piața din fața bisericii, comisarul îl văzu pe preot care vorbea cu o femeie bătrâioară și se păru că acesta ar fi fost tentat să traverseze strada ca să-i vorbească. Pe semne că și el cunoștea adevărul. Știa de la spovedanie că Marcel mințise, însă era singurul care avea dreptul să nu deschidă gura. Megre îl salută și preotul păru puțin surprins. Apoi comisarul intră la primărie unde îl găsi pe Danielu, care aștepta fumând și care îi adresă o privire întrebătoare. Puteți să le liberați pe învățător," zise Megre. Joseph este vinovatul," Megre făcusem din cap că nu. Dar cine?" Tatăl lui Marcelin." Presupun că nu mai rămâne decât să-l arestez." Vreau mai întâi să-i spun două vorbe." N-a mărturisit." În starea în care este, n-ar putea mărturisi nimic. Dacă vreți să veniți cu mine..." Se îndrepta amândoi către Han, dar când se intre, Megreș aminti că făcut o promisiune și sună la ușa lui Bresel. Îi deschise sora lui. Doctorul nu e acasă? Tocmai a plecat la o naștere. Când se întoarce, vrea să-i spune să ducă să-i scoată gipsul lui Joseph. Probabil că și ea gândi că Joseph e vinovatul. Locotenentul aștepta la lui în fața ușii. Pe afară nu se mai zărea țipenie de om. Înăuntru mai erau vreo zece bețivan care își pierdeau vremea unul, chiar dormea cu capul pe masă. Unde l-au dus pe Marcelin? O întrebă megre pe Tereza. Vorbise destul de tare ca să-l audă și Teo, de asta dată furândul comisarului să-i arunce adjunctului o privire malițioasă. De al minter, Teo știu să piardă. În loc să se încrunte, se mulțumi să ridice din umeri cu aerul că zice O, atâta rău, nu-i vina mea. Camera din stânga scării, domnule Megre. Urcă singur, deschise ușa, în timp ce măcelarul, surprins de zgomot, se ridica în capul oaselor, privindu-i cu ochi holbați. Ce vreți?" zise el cu o voce cleioasă. Cât de 5. Marcelin puse picioarele jos din pat, se șterse la ochi, își frecă obrajii și se uită în jur după ceva de băut. Duhnea rău alcool, ceea ce îl dispunea pe comisar, iar pe podea erau pete de vomă. Te așteaptă jos locotenentul, Marcelin." Pe mine? De ce? Ce-am făcut?" O să-ți spună el." Ați fost la mine?" Megrenul răspunse. L-a schinuit pe băiat." Continuă măcelarul cu o voce surdă. Ridică-te, Marcelin." Dacă am să vreau." părului stătea voi, privirile îi erau fixe. Sunteți mecher, hai? Cred că sunteți mândru de dumneavoastră să chinuiești niște copii. Asta ați venit să faceți aici și pentru treaba asta guvernul vă plătește. Coboară! Nu mă atingeți că nu permit! Se ridicase în picioare și mormăia clătinându-se. Și asta fiindcă celălalt e învățător, fiindcă e om cu carte care și el ia banul de la contribuabil. Ca să-și arate și mai fățiși disprețul, scuipă pe podele, Apoi se îndreptă către ușă, iar pe scară fugata, gata să se prăbușească. Un pernod, Luis! Comandă el, ținându-se de teșghea. Trebuia să plece semeț, așa că juroti privirile pe deasupra celorlalți, forțându-se să rânjească. Din priviri, lui îl întrebă pe Megre dacă era cazul să-i servească ceea ce comandase, iar comisarul făcusem că era totuna. Marcelin băut dintr-o înghițitură pernodul, se șterse la gură, apoi exclamă întorcându-se către Teo. Oricum am nimerit-o, ploșnița!" Nu o face pe nebunul, murmură vicele cu ochii în cărțile de joc din mână. Vreți să spuneți că n-am nimerit-o? N-ai făcut-o anume. Tu nu ești în stare să nimerești un bou de la 30 de metri. Am nimerit-o, urba! Ai nimerit-o, gata, așa cum a țineți gura. Locotenentul interveni. Vă cer să mă urmați și nu mă obliga să vă pun cătușele. Și dacă eu vreau să mi se pună cătușe? Se ținea semeț până la urmă. Cum vreți? Cătușele sclipiră, apoi s-a auzit cum se închideau pe căietorile măcelarului. Voi ești la alți o văzurăți și pasta? Când ieși pe ușă, se lovi de canat. Câteva clipe mai târziu se auzi portiera trântindu-se și se lăsă tăcerea. Aerul era saturat de vapor de vin și rachiu, o pâclă groasă învăluia lampa ce tocmai fusese aprinsă, cu toate că afară era încă lumină. Într-o jumătate de ceas avea să se întunece și din nou satul, și din nou tot satul, n-aveau să se mai vadă decât câteva licăriri, două-trei vitrine slab luminate, câte o umbră strecurându-se pe lângă case. Pregătiți-mi nota de plată, spuse Megre, rupând tăcerea. Plecați imediat? Vreau să prind trenul de seară. Ceilalți stăceau mai departe, parcă nehotărâți. Cum să fac să chem un taxi? Ajunge să-i spuneți lui Marșandovă, duce el cu camioneta. El duce totdeauna lumea la gară. Se auzi vocea lui Teo. E? Jucăm ori nu jucăm? Am zis atât de pică și anunț o terță. La ce? La damă. E bună, joc valetul. Megre părea puțin trist sau obosit, aproape ca de fiecare dată când termina o anchetă. Venise aici ca să mănânce stridi și să bea vin alb de regiune. Ce vă dau comisare? voi. Mirosul de vin trezit îl dezgusta. Totuși, cu gândul la ceea ce poftise la Paris, zise o jumătate de vin alb. La tinichigerie era lumină. Prin magazinul în care atârnau găles și cratițe, se zărea în bucătărie Marcel Selier, așezat în fața unei cărți cu capul în mâini. În sănătatea dumneavoastră și a dumneavoastră. Cei știe ce impresie v-ați făcut despre locurile noastre? Nu răspunse. Și după vreme, Tereza i-a jos valiza în care îi strânsese lucrurile. Sper ca soția dumneavoastră să găsească totul în ordine. În fond, era consolator ca, dintr-o dată, să-l poarte gândul la doamna Megre, la apartamentul lor din bulevardul Richard Lenoir și la marile bulevarde luminate pe care le vor străbate chiar în seara următoare, către cinematograful lor obișnuit. Când trecu prin fața primăriei din cabina camionetei, văzu că la familia Gastin era lumină, într-un ceas sau două, învățătorul urma să se întoarcă acasă și aveau să fie din nou toți trei, atât de asemănători între ei, cu aerul că încearcă să se facă mici pe o insuliță pierdută. Nu observă mai târziu că în dreapta lui se legăna un beznă ca targele unor nave. La gară cumpără un malder de ziare pariziene. Sfârșit! Aici se termină Megre și școala crimei de George Simenon. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine pentru încă o nouă carte foarte, foarte, foarte frumoasă din seria noastră Megre. Vă invit din nou să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja. Pentru voi este gratuit, este doar un simplu click, Pentru mine mă ajută foarte, foarte mult. De asemenea, mă ajutați dacă îmi lăsați un like, sau un share la această audiție pentru ca algoritmul de la YouTube să o recomande și altor, altor oameni. De mâine începem o nouă carte. Vă mulțumesc pentru minunatele voastre mesaje, vă mulțumesc tare, tare mult și până data viitoare să ne auzim cu bine, vă îmbrățișez pe toți și vă doresc și vouă ceea ce îmi doresc și mie, multă liniște, sănătate și să ne fie bine. Vă mulțumesc tare mult! Vă îmbrățișez cu drag până data viitoare, Gabriela!